Un mițel. A, nu numit Gheorghe Milmoi. Să mă apuc de un coi. Ce? Zici că ai luat de ala, dar zici că punem magiuni să mă... Un pic de magiuni? Da, știu. Ești mort. Nu știu. Deja ești mort. Am, că n-am nici pe naibă. Și știi că sunt forță eu. Cine e mort, domne? Regizul principal. Principal adjunct? Tu ești al treilea. Eu sunt nimeni. Am venit peste acest moment. Nobody. Unde ești, mă, nimeni? Că te știu mai rău ca el de la televizor pe tine. Eu? Da. Și mai frumos că el de 10, deci 100 de mii de ori. Paule, Paule, e live. A început live-ul, mă? Nu, așa spunea. No, e o vorba noastră care toată lumea l-a recunoscut și în Bulgaria. Paule, Paule, că era vorba mea. Și a zis, tu și câtă bulavă-tă. Gata, domnule, dăm drumul să mă dăm drumul. Am început? Da, domnule, da. Suntem live? Da. Cine ți-a zis? Am vorbit cu Sfântul Petru. Ziane, te live? Da, mă, fraiere, stai ca prostul, vă șmic. Bunsoară. Ai păi tu, că te ești moderator. Bună seara, ne aflăm. Da, domnule, Caterinca, Caterinca, ne aflăm la domnul Casian, unde e unul cel mai tare a zile, sau cum se numesc. Da. Centre de, centre de seniori. Centre de seniori, care este la câțiva metri de mine. Multă lume îmi cobește că o să ajung aici. Am ajuns să filmez. Ce a căzut? Nu, Domnule, vorbesc cum vreau eu, nu cum vreți voi. Nu vorbim cu noi. Domnule, nu vorbesc cu ăștia. Ce a stricat ăla? Nu, nimic. Unde acum a avut bunăvoința să-l ajute pe Irinel Columbeanu și eu cu domnul Adiță Liviu, al nostru, știam, da? Știam, domnule, mă las vorbire din gură. Și cu Liviu, care încercăm din răsputeri să-l ajutăm, omul fiind într-o situație mai dificilă acum, să strângem un ban ca să putem să-l ajutăm pe domnul Casian să-l țin aici. Deci, de asta am făcut această emisiune. Și am făcut această emisiune nu ca să ne luați să ne înjurați că suntem, cum ne spunea oia, mă, hidre comuniste, șobolanii roșii, lepre, așa, ajutăm pentru că este un om care n-a făcut, n-a avut nici eu, nici el, n-am avut tangențe cu chestia asta. A, că am făcut parte de familii care ei au fost comuniști, e treaba lor, nu? Că dacă tată, dacă tu e pușcăriaș, eu nu sunt pușcăriaș eu. Că am văzut oameni pușcăriași care copiii erau savanți. Uite la mine. Da, savantul meu, pictorul meu. Și vreau să fac și eu un singur lucru. Stai să termin eu, dumneavoastră. Dacă nu aș vrea să spun ceva unei doamne. Vreau să clarific și eu ceva atât. Așa. Deci, cine aveți bunătatea sau vă lasă inima să ajutăm, indiferent ce se spune, ce a vorbit lumea, că a avut, că n-a avut, că nu știu ce, că nu știu ce, nu, pe mine m-a interesat niciodată chestia asta. Este un om la ananghie care eu, din sufletul meu, care vă uitați la mine, sute de mii de oameni să vă uitați, dacă puteți să-mi contribuiți cu ceva, nu ne dați banii mie, lui sau asta, banii vor intra în contul direct al... Da. Pe asta. Doar în contul domnului, da, Casian. Care spuneți contul, da, că nu știu. Contul fundației, da. E... Domn, nu știu, dacă am putea să-l punem pe o foaie. Nu, nu, cred că ar fi mai frumos să-l punem pe o foaie așa, ca să vadă lumea, să fim tot, da, sau natural, să fie natural pe o foaie, pe ceva, da. Da, deci da. Asta am făcut, această emisiune în care, da, am, da, făcut un grătar, un șpriț. Oamenii au vrut să-l coafeze, să-l facă fără vin, fără asta. Nu, ăștia suntem. Bem un par de vin că mai putem. Acum eu cu el suntem mai spre șuteală. Bem, mai mâncăm un mic, mai mâncăm asta, mai râdem de două ori, mai facem o emisiune două și am plecat. Doamne ajută! Da. Aș vrea să fim ce ai făcut, mă, deci nici un secund a căzut din băutură. Doamne! După ce a aranjat masa, a luat cervețele, a căzut. Dacă e lingura mare. Deci asta este toată povestea. Dacă aveți întrebări pentru mine, pentru Inel, pentru domnul Casian, pentru restul invitaților, sunteți deschiși, ne răspundem la absolut orice mare, deschis, cum v-am obișnuit. Mă întrebați orice, aia spun, eu n-am mințit niciodată, că am fost, că n-am fost. Da, dumneavoastră, am avut vile. Și eu și ăsta, am avut vile, am avut șalupe, am avut alea, am avut. S-au dus, s-au rămas. Asta e viața. Acum dau, alo, te, mă rog, cuvântul domnul... Nu, eu asta vreau să clarific. Domnul...
Da, înainte să continuăm, am venit și noi cablul de încărcare la acest telefon, vă rog. E în dormitor pe pat. Mai suntem în direct acum? Da. Da, suntem în direct. Vreau să clarific și eu un singur lucru. Cred că e cel mai important, cea mai importantă chestie, că toți banii pe care deja au fost donați, că au fost bani donați, s-au deja, spus. Nu domnul Casian, și care or să mai fie donați, intră doar în contul dumneavoastră de la... Exact. Azil, ca să înțeleagă lumea, de la, de la centrul dumneavoastră pentru a sprijini de la centrul dumneavoastră de seniori, da. E un singur cont, nimeni nu are acces la acești bani, doar domnul Casian și domnul Columbeanu, care vede și dânsul acești bani. Noi nu avem treabă, noi tot ce ne dorim noi să facem în această seară e să-l ajutăm pe domnul Ierimel și atât. Fac toate facturile pentru banii care intră în cont. Știu că aveți contorizați absolut orice bani, da? Da, da, da. Și toate facturile i le-am dat deja domnului. Deci ca să înțelegă lumea că nu vreau comentarii proaste, că eu știu suntem mulți, că nu. Tot ce înseamnă bani trimiși la dumneavoastră și domnul Columbeanu, ca să înțeleagă lumea. Sigur, fără nicio discuție. Eu această chestie o fac datorită că ne cunoaștem de la... Eu eram mai mare, o să vorbim despre asta. Nu, mine e cuvintele din gură. Lasă-mă să te ajut și eu un pic, te rog. Nu vreau. Nu-mi place cum ai început. Nu mi-ți place. Opriți, începem altă parte. Vrei să mă duc la grătar? Da. Lipis? Deci nu am absolut niciun interes, nu are nimeni niciun interes la masă. Eu, datorită, am văzut în ce situație e, am copilărit împreună, ne-am cunoscut o viață întreagă și am zis cum de N ori am ajutat o multă lume. O să mă înjurați că vă ajutați între voi, comuniștii și astea. Ne ajutăm între noi, între oricine, eu ajut pe oricine, indiferent că de asta sau asta. Dacă o să ajungă Adiță vreodată în situația asta, îl voi ajuta și pe el. Păi cred că... Mare puțin. Cred că... Vezi ce spui să nu mă dea afară că... Dragi, am niște... Vreau să salut și eu comunitatea lui Serghei. Nu ascultă. În mare parte comunitatea lui Serghei este și comunitatea mea. Cam aceiași oameni avem. Mi-e frică de mor în seara asta să nu spună vreo prostie, că eu păi sunt cu sabia... Te-am înregistrat la început, da, okay. Înainte de live... Și o dăm după! Da. Okay, da. Vreau să mai fac și o singură precizare și am tăcut, da. Ca să înțeleg că toată lumea, domnul Columbeanu nu are o pensie foarte mare, că am văzut comenturi, păi are pensia mare... Cum... Nu o să vorbim despre pensia are domnului Columbeanu. Are sub a mea sau peste a mea? Mult mai mică ca a ta. Am 1200. Acolo. Genul ăla. Are 1900. Na, 1900, ca să întreb. Să-mi dai o parte din bani, mie că am venit. Asta am vrut să-ți precizăm ca să nu creadă lumea că... Deci domnul Columbeanu are 1900 de lei pensia, deci este o pensie foarte mică, mult sub ceea ce... 1976. Avem nevoie aici? Da, exact. Da, sub... Minus oprirea. Minus oprirea, să ținem conști de asta, dar ok, nu vreau să discutăm. Da, asta am zis că e ca a ta. Dacă faci un calcul cu oprirea, e fix ca a ta, nașule, Sergiu. Pentru cine nu știa, Serghei este nașul meu. Din păcate mi-a luat naș pe termen scurt, dar asta e. Minciună, în fine. Nu, dar nu ai divorțat până acum? Că... Nu. De, probabil și după emisiunea asta e posibil să divorțeze, da. Nu știu ce spune. O să te afară și la servici. Și la servici și mă lasă, mi-e frică că mă dă afară și la servici, mă lasă și fără nevastă nașul. Da, asta e. E nașul meu, îl iubesc. Deci asta este... am eu o întrebare ca să începem frumos. Serghei și domnul Columbeanu, cum v-ați cunoscut prima oară? Tații erau prieteni buni, da? La penitenciar. Hai să vorbim serios, te rog. Nașule, tații erau prieteni buni? Tații erau prieteni buni? Dom'le, erau în aceeași brigadă, barcă, cum da. Să spunem. În aceeași barcă, da. Cum sunt eu cu tine acum? Da. Așa erau și aia pe acolo. Ne-am cunoscut de copii, mă, ce întrebări, niște întrebări. Ia încep cu asta. Dom'le, să înțeleagă lumea, mă, frumosule, mă. De când vă știți voi? Înțelege, mă. Vă știți de la 11-12 ani. Tu ești cu 4 ani mai mare ca să înțeleagă lumea. Era mai mic. E cu 4 ani mai mic ca tine. Când eram la Neptun, când era la Club Azin cu astea, cu Viorel Bucur, cu aia și cu Călin Andrei, ce? Tu erai mai mic cu... Tu cu Călin erai. Nu, Călin este... Nu. Călin e mai mic, are... Cu 4-5 ani. Ascultă-mă, tu ești 53 născut, nu e, domnul Columbeanu e 57. E vârstă cu el? Spun eu. 57 sunt născut. Și tu ești 53, 4 ani, diferența între voi, de spun eu. Da, și Călin era după noi. Da. Era mereu în umbra ta. Practic tu l-ai crescut, în sub ochii ai crescut domnul Columbeanu. Mă, nu începe cu chestiile astea. Hai mă, dar povestește un pic. Dă-le lumea ce vrea să audă. Pe lângă nu te-ai ținut, ți-a spus un bun zăteam. Dragi, eu o să ies, mă duc să fac grătar. Are niște întrebări, are niște... Băi, Ana, ajută-mă tu, că n-am contact azi. Ana, conta, întrebări mai proaste, că o să avem asta. Dom'le, când v-ați cunoscut? Spune-mă la oameni cum erați când erați... Și mai trebuie la, dar aveați bani? Și cine întreabă? Și când v-a costat? Horațiu. Horațiu. Bineînțeles. Bun, Horațiu. Da, dom'le. Ce părere ai dat tu prima oară, domnule Columbeanu? Mistrețul? De ce mistrețul? Uite, te ajută. Avea capul mare, ca și... Acum l-a rămas mic. Vezi frumos, asta e misiunea. Avea ursit, venea pe trecere, avea capul mare.
și se fereau de mine la petreceri. Eu fiind foarte inteligent la petreceri. Da, tu erai cel mai inteligent. Da, pictai. Tu pictai la petreceri. Da. Un ursit pictai. Beige, parcă, nu? Ursit, ce culoare aveai? Beige, nu? Beige Sphinx se chema. Da. Și aveam trabantul înainte, spune la lumea cum aveam trabantul, să știe fraierul ăsta. Cineva trabantul era șmecher. Culoare de cratiță. Dar spune-i câte cutii, cât avea cutia de viteze, că nu era Orsit, nu era TRS-ul de la Oltena. Era ăla cu 5 viteze, da, Citroen Axel. Nu, deci erau Citroen-uri. Deci noi am... Ascultă-mă și băi, ești moderator sau poți să vorbi? Mi-ai pus o întrebare, poți să vorbesc sau nu? Deci, te rog, stai, s-au făcut 4, 5, 6, 7 mașini care au făcute de, de francezi. Da. Francezi. Ah, corect. Corect. Căscuii. Corect. Cu doi de ei, francezi. Corect. Cu doi de ei. Vizigoții. Corect. Scuză-mă, nu-mi dau să interlopii. Cu doi de ei. Mută la măsă. Și erau post prime mașini care au făcute de francezi. Corect. Înțelegi? Foarte bună. Eu am ajuns primul la Paris cu o mașină. N-ai să uitau ea că... Francezii se uitau, nu știa ce mașină e. Unde am... Imediat, înainte de Paris, unde am tras prima. La... Francoforte. Oh, my God! Dom'le, și apropo de, de chestiile astea, deci, cum să spun eu, au fost niște mașini că, acum, dacă faci o paralelă, chiar începe ăștia să ne înjure, să ne facă să... Dar de ce să înjure, mă, frate? Că așa, bă, românul, dacă nu înjură, nu-i om. Dar de ce? Noi aveam, ăștia acum au, ăștia care tâlhăresc România acum, ca să iară, să... Ia, ne-a teamotizarea sau nu? Ia vezi, Daniele, ne-a tăiat-o deja sau nu? Monetizarea, ne-a tăiat-o? Domnule, dar n-ai subiect. Ba da, dar vreau, sunt curios, sau nu? Mai mult ca sigur a tăiat-o. Păi vreau să văd eu așa. Nu a spus nimic greu, n-a tăiat-o, hai. Hai mă, deci toți ăștia care ne înjură, noi pe vreme aveam un Orsit, un aia, un aia. Nu acum care vii și vii de la țară, ai ajuns, ai Haibach, Haindach, Maibach și alte chestii, nu? Deci n-a fost o chestie să zici, mamă, aveau ăștia să moară mama așa. Și aveam trabantul. Dacă vă spun cea mai tare poveste cu trabantul, poți să o spun sau nu? Te rog, e emisiunea ta, îmi întreb pe mine. Dom'le, întreabă-mă, spune-mi o poveste cu trabantul. Poți să spui povestea cu trabantul, te rog, Serghei? Suntem foarte curioși. Noi și comunitatea ta. Știi că Donca cu Nicu aveau același trabant cu același număr. Mai ții minte? Donca era sora mea. Da. Nicu aia frumoasă, cu rău. Era? Cum să... Știi că aveau același număr, așa. Eu cu părul mare, la Unirii, trabantul cu numărul lor. Și era un milițian care făcea deja circulația și îl împing cu, puțin cu botul, înțelegi? Ăla când se dă jos, ce faci, mă, cum a văzut cu părul aici, cretin, cine ești? Dă-mi talonul, dacă îți dau talonul, te frige. Și pe mine, mă, toată lumea s-a strâns, să zic, mă. A luat talonul, când a văzut Nicu Ceaușescu, domnul, am zis, m-a frift, ia-l de jos, nu m-am ating de el. Deci, aveam trabantul, explică-l la oameni. Aveam trabantul sau nu? Da, da, da. Trabant combi. Da, combi. Da, da, nașule, care e treaba aia când mergeați la mare împreună cu familie și Irinel Columbeanu, unchiul nostru, săpa, vă săpa nisip și vă... Dom'le, noi eram mai bătrâni, eram obosiți de citit, că citeam foarte mult o parte dintre noi. Adică beați mult, da? Băi, ce da, rușine. Da, citeați mult. O misiune de artă, de cultură, ești creativ. Corect, nu mi-am dat seama. Înțelegi? Și el venea, avea o boală, asta ți-mi minte că ne săpa și cădeam cu ceafurile. Și nu înțelegeam ce vrea. Uite, la mâna mai ajuns. Mai să faci acum, te ajut. Ultima întrebare, Marca. Nici o întrebare. Ce întrebare am venit? Ați avut aceeași gacică vreodată? Nu. Ba da, nu știu. Ați avut aceeași gacică? Domnul Irinel. Are întrebări tâmpite, așa, nu știm, așa că multe s-au mutat. Păi da, de ce mă întrebări tâmpite, nașule? Se mai mutau. Se mai mutau, se mutau, se mutau. Se mutau și pe vremea când eram, facem parte în burghezia roșie, se mutau toate alea care erau la petece și alea. Dar poate ei nu știau. Da, poate nu știau, corect. Ca o aceeași gacică. Corect, corect. Ba da, cu aveam la fel de mic amândoi, ne spuneau, băi. Dacă veneau alții. Domnul regizor, un... Dragilor, întrebări pentru domnul Inel. Pentru Inel. Cât costă azilul pe lună? Sau cazarea, mă rog. Nu știu, este și o reducere, nu cred că e cazul să vorbim. Oamenii poate vor să interneze alții. Nu. Deci depinde de... Da. De singur în cameră. Nu mă fac eu să vă spună, domnule, da, vorbesc ca eu. Vin? Da. Mă scuzați, sunt și chelner astăzi. Depinde de problemele de medicale care le are persoana pentru care trebuie să fie internată. Spune că ai doctor, ai toate condițiile. Am asistente medicale, doctori, gata, deci gata, în momentul când se internează, se deschide și apă, o fișă medicală, unde se menționează toate problemele medicale,
ale persoanei respective și în funcție de problemele care le are, atunci este un cost. Dar ca să vă pot spune așa un cost aproximativ, este între 4.000 și 8.000 de lei. Și ceva subvenții de la stat? Nu, niciodată. Niciodată n-am avut nicio subvenție de nicăieri. Nu, și este un loc care, vă dați seama ce a fost, toate care a fost problema cu azilele astea, care a fost în toată isteria asta, care a fost corectă cu ce se întâmplă cu azilele în România, și aici au fost toate controle, azilul nu a avut absolut nimic și merge în continuare. Corect. Stai mă puțin, că e foarte important. E foarte important, asta, da, pe să spun, da. Sigur că da. Și, da. Deci, da, ne-a făcut... Gică! A început să ningă. Ziua pe aia cu gică, ziua pe aia. Da. Doamnelor și domnilor, o minune, ninge! Și deci a fost un clas de controle, deci omul are absolut totul, este foarte curat. Am avut persoane care le-am adus, prietenii mei care au avut nevoie, înțelegi? Mi se pare că a fost și, dacă nu greșești, stai cât o... Baie, televizor, internet în cameră, ca să vedea toată lumea, adică, da, ca la hotel. Deci condiții adevărate și vă dați seama, la controlul astea care au... 3 mese pe zi, nu? Da, și o gustare. Și o gustare. La controlele care au fost, din moment ce a rămas în picioare și nu s-a întâmplat absolut nimic, înseamnă că este o chestie în regulă și o chestie făcută foarte corect. Și recomandăm germănești, da, germănești.ioan, intrați, vedeți pe internet, chiar recomandăm la domnul Casian, exact ceea ce trebuie pentru o bătrânețe liniștită. Da, da. Este, este deschis de peste 15 ani și în tot acest timp am investit foarte mulți bani în acest cămin pentru a aduce la un standard foarte ridicat. Corect, și chiar așa este. Eu stând la 10 metri de aici, ajuns... trecând și văzând, adică efectiv arată foarte bine. Da. Am adus și... chiar ai recomandat. Da. Am recomandat, da. Rude de ale prietenilor mei care au fost bătrâni și care au fost foarte mulțumiți. Da. Mă dăm niște apă. Uite, recomand și eu familiei domnului Serghei, la un moment dat, dacă e bine... Ia. Zic, ce? Citește. Uite, l-avem pe Ciprian. Zice că domnul cu căminul vin să lucrez pentru dumneavoastră. De pe la mine? 058? Nu, el îl lasă la convenția dacă vrea să ajute pe cineva, să ajute. 0758. Bun, orice care ajunge. Un adevărat prieten, domnul Serghei. Cineva întreabă dacă domnul Columbeanu are pachetul VIP. Sau există așa ceva? Nu, există așa ceva, există, dar pentru domnul Columbeanu noi am făcut un discount. Având în vedere că ne cunoaștem de foarte mult timp și tatăl domnului Columbeanu a fost aici. Instituționalizat la noi, am făcut... dar nu numai pentru asta, am făcut asta și pentru... a fi alături de domnul Columbeanu într-un moment mai critic al vieții dânsului. Deci nu trebuie să discutăm neapărat de partea asta financiară, cât costă, dacă este VIP sau dacă nu. Este, domnul Columbeanu este om ca și noi și dorim să îl ajutăm. Pentru asta și eu am încercat să-l ajut cu ce am putut. I-am făcut un pachet la un standard ridicat, la un preț mai mic pentru dânsul. Dorind să fiu alături de domnul Columbeanu în această perioadă mai critică. Nu am înțeles. Da, lumea întreabă concret cât costă în cazul domnului Irinel. Îi vor să-l ajute sau întreabă așa ca să se afle? Nu știu, asta întreabă lumea. Da. Spune, domnule, cât și până da, 7.000 de lei costă. Singur în cameră, nu, să înțeleg. Deci, dânsul... Dar vorbește că nu ai importat. Dânsul are, stă singur în cameră, deci are o cameră single, unde are tot confortul acolo. În mod normal, costul era de 8.000 de lei pe lună. Și... stă undeva la parter, lângă grădină, iese ușor în grădină, la o țigare că domnul Columbeanu fumează și am încercat să-i creăm tot confortul de și să-i fie comod de a ieși în grădină la plimbare. Deci ne-am mobilizat ca să înțelegeți de la 1.900 de lei pensia până la 7.000.
Cine dorește să-l ajute? Cine are asta așa? Ai, dat, ai scris contul acolo? Nu, acum, acum facem asta, dar într-o notă mai, mai veselă, oamenii întreabă și în glumă dacă se poate să vină și cu fete, domnul Irinel aici. Dom'le, dacă e vreo fată bună, poate să vină. Da, deci nu... Dacă poate să mai scoale cineva, nu, să vină și la mine, că eu sunt acea situație. Pe de glumă, mă! Sunt binevenite! Stau eu căpcănar la colț? Da. Deci dacă vrem să facem un remember al vieții domnului Columbeanu, normal că poate să vină numai o fată, poate să vină și mai multe fete să-i noi țină compania. Noi nu putem la una, am avea mai multe ca să ne cedrecu, să prindă ăla, să le-a nevastă. Nu, să-i țină compania în curte. Putem în capa și să vină două multe de fete. Vezi că se uită Nina, vezi ce spui. Ce? Nina se uită, vezi ce spui. O să te divorțez eu. Te divorțez eu, te aranjez eu pe tine. Pe YouTube vom afișa contul de donație. Ce întreabă lumea odată. Și cei de pe TikTok care vreți să vedeți mai așa, intrați pe YouTube unde vom afișa contul de donație și citește și de pe YouTube. TikTok. TikTok. Nu contează pe YouTube, TikTok. Ne luăm de la o vorbă. Eu trebuie să uită, Ana. Deci că sunt eu matol. Multă sănătate îi doresc domnului Columbeanu. Mulțumesc frumos. Domnul Columbeanu mai este cavaler templier? Ai fost vreodată? Am fost. Și te-a prins. Te-auzi. Păi vorbește, eu, zi! Eu cred că mai sunt. Cavaler. De acolo... Nu știu dacă și templier. Templier nu. Așa, greu să... E cavaler. Fuge da, cu prințesa da, de da, pe Kindor. Da. Ia, îl acește și la acolo. Sănătate la șmecheri, salutări din Hamburg. Câți ani are domnul Columbeanu? 66. Da. 57 născut. Ești domnul Columbeanu? Creier. Ce caracter frumos are domnul Columbeanu, felicitări. Mulțumesc. Mă întreabă dacă nu are pensie. Sunt oameni care au intrat mai târziu. Da, repetăm, are pensie de 1900, care nu ajunge. Repetăm încă o dată. Cine vrea să-l ajute, dezinteresat, banii intră în contul domnul Casian la zile aici. Contul vi-l vom da pe YouTube. Zic, bă, că TikTok. Nu știu ce zic. Nu, pe TikTok nu poți să pe YouTube. Pardon. Pe nu YouTube, Sergei Mizil, da. Te întreabă cineva, tu cât îi donezi? O să donez și eu, absolut, fără discuție. Toți suntem aici în gândul ăsta. Mai vorbiți ai ideea că... Să le scoți cum? Nu, mă gândeam cum să... Aș putea să pun poza pe fundal, dar nu știu dacă se vede la TikTok. Nu. Poza cu ce? Poza cu contul. Contul. Da, pe YouTube au văzut, nu? L-ai pus? Întreabă despre Irina și despre Monica, dacă se implică și vorbește. Dacă au venit să vă viziteze. Da, Irina mi-a și trimis niște bani din economiile ei. Monica încă nu. Zi, domne. Sau să zic ăla de pe... Stai că am treabă. Amândoi facem ceva. Ce, băgați contul? Da. Și exact. Nu puteți. Dom'le, regia, două secunde. Când ați vorbit ultima dată cu Irina? Ultima dată, acum 3 zile. Bravo, mă bucur. Iudi, afișăm acum contul în care se pot trimite banii. Iudi zice că poate da 5.000 de euro. Da, mă, să afișăm contul acum. Da, mește. Da. Doamnește. Te scot din emisiune, vrei să te spun ceva aia. Da, poți să-l iei. Deci aveți două secunde răbdare că vă am așa. Dar vă rog o singură chestie. Dacă spuneți că dați, vă rog să dați. Că am mai avut chestia asta care ziceți că dați și nu dați. Nu vreau să vă jignesc pe absolut nimeni, dar omul chiar se află într-o situație grea și e păcat să ne batem joc de... Adică dacă ziceți că dați, dați.
O să citești puțin Adiță de pe TikTok sau de oriunde ca să puteți... Citește, mă, bă, gata frumoasă, mă, stai așa. Ia zi-mă ceva. Ce? Bă, zici tu un cuvânt. Alo? Alo, alo, alo. Stai să intru pe... Gata, am văzut. Mamă, mamă, mamă. A întrebat ceva dacă nu are pensie. Am spus că are, dar e foarte mică. Dar nu, se uită pe timp. Trebuie să repetăm. Așa. Până și este Adiță să termine emisiunea, vă rog unul mai spontan. Nu știu, bă, dacă nu i-am întrebările scrise, să moară mama, că poți să vă întrebare. Stai, mă, stai, mă, frumosul meu, că de-abia am intrat și eu. De ce mă ceri? Și eu am intrat. După și când sunt aici cu voi. Stai așa, bun. Bun, 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 bun. Toată lumea întreabă de pensie. Am spus, are 1900 de lei. Repetăm, oamenii intră mai târziu, da. Așa intră în da, funcție da, da. De asta. Întreabă dacă Rinel mai bea foarte, uite, am pus acum un nu, domnule, foarte nu, puțin. Nu, domnule, nu bea, domnul Rinel nu bea, așa de... Deci stai să explic cu oamenilor, spune pentru tu, că... Spune tu, da, spune tu. A început cu regiile aia fără să bea. Domnule, l-am scos acum la un mic, la un pahar de vin, la un grătar, la asta, cu concursul patronului azilului, care aici ne aflăm practic în casa dânsului, unde azilul este mult mai spate, mult mai mare și mult mai, cum să vă spun, nu, cum este un azil cu asta, cu curte, cu alea, cu alea, cu alea, și acum l-a scos și la un par de vin și la un mic, că așa consider eu că este normal, nu? Dar asta înseamnă că la probleme care le are, poate să bea în fiecare zi ca mine sau să mănânce ca Adiță, să bea în fiecare zi, care bea țuică la prima oră la toate chioșcurile. Mulțumesc! Ți-am zis că mă dă afară după emisiunea asta? Eu nu am mai zis nimic. Dom'le, mai sunat așa la ora a doua, te-am întrebat unde ești. Bea o țuică la un colț. Da, nu, mă, că să uite tot canal de ud, chiar așa vezi să mă bași, da. Păi și ea nu știe că bea? Nu, păi nu beau. Dom'le, nu bea, el se preface. El mă cheamă pe mine, beau eu. Uite, și el ia. Lumea întreabă, de când, chiar serios, de când vă cunoaște, exact, ați fost colegi de clasă, ați mai explicat, colegi de clasă n-avem cum să fim, că păi n-am mai, eu mai bătut. La oameni, ne cunoaștem pentru că am fost colegi de liceu, la liceu Caragiale. Eu mai mare, tu mai mic. Tu ai fost la liceu, eu am fost mai puțin decât tine, pentru că eu eram mai spontan și eu învățam 2-3-4 clase în aceeași an. Uite, domnul Columbeanu, mai întreabă lumea dacă mai aveți neamuri în momentul ăsta care vă pot ajuta, neamurile vă pot ajuta în momentul ăsta? În afară de fica mea, nu. Asta, că întreabă lumea. A, uite, foarte bună întrebarea și aha, chiar vreau să clarificăm care este treaba cu Leo de la Strehaia. Și o să ajut și un pic aici, pentru că îl cunosc pe Leo de foarte mult timp. Leo, sincer, vă spun, e un prieten de nedejde, adică niciodată nu... Mai trebuie să mai intre o cifră. Mai trebuie o cifră, auziți, la... La cont, la cont. La cont. După 000 este, nu știu, 1 sau 2. Puțin mai așa, mai în dreapta, cred că, da, ca să intre și ultima cifră. Da, imediat 2 secunde că încă le ajustez. Da, vreau să spun de treaba asta cu Leo de Astrehaia, cu Olga. Leo de Astrehaia, eu sincer vă spun, este un prieten de nedejde. El a făcut și el, nu știu cum să spun, și a făcut și el... O harfă, ca să sună urda asta este, pentru YouTube, ca să, să-și facă vizualizări. Nu este nimic adevărat, nu există nuntă, nu există, nu o să fie nașter gemizil, eu nu o să fiu socru mare, Libius nu o să fie socra mică, nu există nuntă, nu există așa ceva, nu există nimic. Nu, domnul Columbeanu, clarifici noastră. Nici nu, domnul Columbeanu habar nu are despre așa ceva și ca să... Îl căsorim cu aia din Germania, care nu uite. Nu, glumă, dar nu există nuntă. Da, de... nu există. Nu există așa ceva, nu facem circ pe tema asta, noi suntem aici să-l ajutăm. Nu, deci, să... efectiv, asta vreau să spun și eu. Nu facem, Caterin, că nu există fac... circ, da? Stop cu asta. Care mă numesc pe mine, ați văzut câte Caterin fac și ce înjurături la Tom Club și la ce se întâmplă acolo, ce râsete și isterii, în care avem sute de mii de vizualizări. Aici am venit efectiv să ajut un prieten. Eu am considerat toată viața mea că un om când e căzut jos trebuie să-l ajut, nu să-l calci în picioare. Asta este teoria mea. Da, și cu comentariile acelea urâte, care și eu am citit pe telefon fel de fel de comentarii la adresa lui, domnule, ce mai contează trecutul? Domnule, în prezent omul are nevoie de un ajutor, dacă exact putem. Nu mai exact ne întoarcem în timp ce a făcut și ce n-a făcut. Și ce a făcut până la urmă? Și ce a făcut până la urmă? Și a trăit o viață. Care a deranjat pe cineva? A cel puțin, a făcut, a deranjat pe cineva? Sau? I-a luat nevasta, a luat vreuna cu japca, a făcut o tâlhărie, a luat-o până cu viol cu tâlhărie, se înghită lanțul, cum avem multe exemple în jurul nostru. Citesc o altă întrebare foarte bună. Dacă Mr. Pink, că tot s-a scris în presă că Mr. Pink vrea să vă ia în America, clarificați situația asta ca să înțeleagă lumea. Corect, da, să zică domnul Irinel. Mr. Pink, am citit, am văzut și eu că ar fi
dorit să mă finanțeze ca să mă duc acolo la un azil în America. Da. Însă nu pot să mă duc, nici nu am voie să călătoresc cu avionul. Dar nu există așa ceva, nu cred că nici nu m-a sunat. Exact, ca să înțeleg. Are numărul dumneavoastră? Are, da. Putea să vă sune direct? Da, că e pe pauză, e pe pauză, Anet. Stai o secundă. Asta spun și eu, că dacă vroia, îl lua. Astea sunt vrăjeli. Îl suna direct și gata. Și eu am vrut să-i dau lui fimea acum o casă de pământ să stai puțin că s-a blocat, mai stai un pic. Cine? E pe YouTube continuă. A, pe YouTube continuă? Da. Continuă, taci mă, știi. Eu vă pun TikTok, intru pe YouTube, acum, Aneta mea frumoasă, gata. M-a pus să te ajut să citesc. Dom'le, taci că s-a blocat. Mi-ai dat 100 de euro să fac pe moderator. Băi, vrei să te spun? Nu, gata. Nu mi-aș vrea să doneze Adiță 5.000 de euro în direct ca să nu dau drumul acolo. Da, acum. Îmi dau un rinic. Un rinic, da. Un ochi. Un ochi. Da, deci toate vorbele astea care sunt în jurul lui Iner, pe mine mă deranjează că presa... Fii atent că presa cât de... Iar mă iau cu presa, iar mă iau cu toți, așa. Cât avide de să mintă... Am văzut mii de știri de căcat pe o groază de posturi și astea. Adevărul, da. Este... Ăsta este, da. Adevărul. Da. Domnul, da. Casian, care eu sunt prieten și cu el și cu tatălui de mult înainte, care are această chestie frumoasă aici, elegantă, și care au stat foarte mult și Zina și tatăl lui Nel și astea, înțelegi, care i-a întins o mână de ajutor. Deci asta vrem acum. Exact. Și vrem să-l ajutăm, la că nu poate să aibă banii. Și nici om, și omul niște cheltuieli, care aici e doctor. Nu poți să, că nu e un gazin ăsta care îl alunci pe geam. Eu am văzut mâncarea la masă. Ții minte când am vedea cum stăteau bătrânii acum și cum îi servește și cu ce masă și cu ce condiții au. Și încercăm să-l ajutăm și pe domnul Casian și pe domnul Irinel, ca să poată să stea civilizat într-un loc aici. Eu zic că e o chestie de bun simț și o chestie de care, vorba lui domnul Ciutacu, singurul dintre toți prietenii lui care a sărit, care a spus în emisiune pe ce l-a văzut pe domnul Adiță în pantaloni scurți, a spus, e țiganul nostru care are suflet. Bravo! Aplaudați-mă, mă, să moară mama. Vă mulțumesc. Și am învățat asta pe de rost. Ăsta m-a învățat. Adică m-a învățat la pauză. Mă uitam și eu ce... Așa. Auzi, hai ca să dăm și de-astea cancanuri. Da, Analescu poate l-ajută, scrie cineva. Da, am primit chiar acum un mesaj de... Da, de la ea? A postat ceva. Ia, ce a zis? Irinele, nu te cunosc, ce a zis. Uite-mi telefonul. Uite, și mai mă întreabă cineva ceva, Paul Ion, după aia. Acum citește omul. Da, frumos. Urești regizorul la întrebări. Radu, cine este ăsta? Hai că stau sinele. Dom'le, cum am ales-o? Mai înjurați mai. Alo, ce-ai făcut cu la valiera aia? Ce-a ai făcut? Oprit-o? Nu aia, aia de-un buzunar. Nu, nimic. Nu, mai... Dar nu-i în direcție, așa se misionează. Ce-am făcut? Mă aud sau nu mă aud? Nu. Păi tu m-ai stricat acolo. Ăștia mă strică, mă, să mai vorbesc. Te cenzurează. Lasă pomoasă, încearcă, lasă, da. Să lași pomoasă. Dom'le, când a fost la Irinel, dacă mai țimite, nu mai țimite, am venit cu Viol București cu aia, când a apărut prima oară Ana Lesco, eu văzusem înainte, dar nu mai spun cu cine, cu Mazăre, cu aia, să nu avem voie, să nu avem voie, zi. Da, cum să... Lumea iar întreabă dacă ce? Dacă se însoară cu sora lui Leo. Am zis că nu e vrăjeală, lasă-te mie că lumea, bă, unii să văd unii nu. A donat cineva ceva? Ana. Uite, domnul Columbeanu întreabă cineva dacă mai aveți ceva de recuperat. A, nu mi-a scris nimeni că a dat nimic. La noi acolo. Dacă mai aveți ceva de recuperat, în ce sens? Din bunurile tale. A, din... Din bunuri, din, da. Bunuri, probabil. E posibil să pot să recuperez casa și aș vrea să-mi recuperez hainele care au ars acolo. Păi dacă au ars hainele, cum dar să le recuperez? Dacă au ars, nu mai am cum să le recuperez. Da, dar casa până mâine, bânce se arată. Cam o groaz de vorbe. Nu, casa este a unei avocate care a fost a mea. Te-a ars aia sau ce a făcut?
Că multă lume a încercat la bancă acolo, nu, și am înțeles că banca, casa deocamdată e pe numele tău. Da. Păi cum te-a ars avocata? Ce-a făcut? Nu înțeleg. Avocata mi-a dat niște bani și eu am... Ai semnat și ai dat casa ei? Da. Deci casa ei nu e casa ta. Chiar dacă la bancă e pe numele tău, tu ai un act cu avocata ca să înțeleagă lumea. Da. Că i-ai cedat alea și ți-a dat un ban pe bunul respectiv. Da. Un contract de vânzare-cumpărare cu garanție imobiliară. Deci... Așa s-a chemat. Da. Deci nu ia bănci, ia lua aia. Da. Și terenul și absolut totul e bunul fruct al lua aia, uzul fruct. E o situație care este în curs de studiat de către avocații mei. Tu nu ai știut ce ai semnat? Nu m-am uitat bine, recunosc. Aoleu. Da. Ce? Zi, te uiți la mine. Nu, mă gândesc așa cum am... Da, în fine. Și era avocata ta, și? Și m-a ajutat la greu. Când cu ce? Nu mai aveam bani, mi-a dat niște bani. Cât? Ce sumă? 600 de mii de euro. Deci 600 de mii și ai dat casa cu terenul cu alea. Da. Pe 600 de mii. 600 de mii. Da. Este că e o sumă 600 de mii. Bine, aia face mai multe milioane. Păi dacă, Casiane, dacă el a semnat acolo că e al ei și gata, că a dat banii și că totul e al ei, la revedere. Da, cu 600 de mii. Păi l-a prins la nanghi, nu? Asta e viața, nu? Mult sub valoarea imobilului. Da, n-ai ce face. Era aproape un hectar. Eu știu, adică știu terenul acolo. Și era destul de mare. Da, și casa 2000 de metri. Casa nu mai există, la revedere. Nu mai, da. Uitați, domnul Columbeanu. Dar după ce a contactul cu avocata. Ne întreabă un băiat, Paul, dacă aveți vreo remușcare, gen. Nu. Dacă vă judecați pentru ceva în viață. Nu. N-am nicio remușcare. Ce remușcare să aibă? Ce a făcut? N-a făcut lumea, noi răspundem. Stai puțin, te-am răspunde, dar pot să răspund și un lucru. Ce a făcut? Omul ăsta n-a făcut absolut nimic. Da. Și a făcut viața lui, pe banii lui, pe treaba lui. N-a tâlhărit, n-a luat bani de la partide, n-a luat bani de la guvern, n-a avut o funcție care să fure asfaltul, să asfalteze asta. A făcut pe banii lui cât a avut, a făcut, a mâncat, a băut. Care-i problema? Nu s-au dus, s-au dus. Ce a făcut el? Ce mare căcat? Că mă enervează ăștia care pun întrebările astea. Remușcări că ce? Păi remușcări ăștia pe ăștia care au furat toată țara, nu noi. Ce să le zici? Dă-te-mi, Doamne, iartă-mă de cursă. Deci, ce discutam noi? Dacă a semnat cu aia, la revedere. Da, da, da. Nu. Ba da, nu există. În fine. Deci, dacă a făcut actul de vânzare, cumpărare, la revedere, dacă garanta cu imobilul, atunci se vindea imobilul, ea își lua 600 de mii și diferența... Imobilul lua... mai e, a luat restul. Da. Dar vine la nu se mai întreabă dacă se mai poate contesta acest act. Domnule, nu suntem în probabil că s-a expirat, că și termen. Se poate contesta într-un termen. Termenul a trecut de mult, cred. La revedere. Da. Am o echipă de avocați care studiază această problemă și nu vreau să mă aventurez să răspund până când nu am și... Sigur, pe noi, nu, noi acest vorb... legal opinion. Știi cum era mea? Că curățăm pușca și vorbim prostii. Noi vorbim acum ce întreabă lumea. Noi nu suntem avocați. Avem și o întrebare pentru domnul Columbeanu. Este întrebat ce locuri de vacanță preferă în afara țării sau prefera? Paris. Dă-mi da patiță, nu-l treabă nimeni nimic? Nu, Luadiță nu mai spune să tacă din gură. Serios? Sunt doi rătăciismi, ce este? Uite, mă întreabă un socheres. Tot pentru domnul Columbeanu. Cezar dorește să afle niște sfaturi pentru tânăra generație de la dumneavoastră. S-
să nu facă ca mine. Adică să spune... Eu te bă, acum chiar mă stai să mă știi. Păi aș vrea și eu să fut, să beau toată viața, să mănânc cu iacul, să fut pe toată lumea pe asta și la 70 de ani să stau la aici la chibrit. Bă, să mă uit așa, stai ca în 70 de ani, la 78. Să stau așa să mă uit în cer. Ce trebuie cu ei? Bă, a fost bine, cât a fost bine, a fost bine. Eu niciodată nu mă uit în spate. Asta a fost. A fost foarte bine. Bă, foarte bine. Ce mai... Ce regret? Da. Și aș vrea... Băi, exact când am pușcat pe Ceaușescu, stai mă, a futut țara asta 40 de ani și pe aia, când nu mai știa ce-i cu el. Deci cam așa vine asta. Lumea îl întreabă pe domnul Columbeanu dacă acum ar mai putea să mai facă averea pe care a avut-o. Eu cred că da. Oamenii întreabă, domnule, și am în continuare încredere în forțele bune. Fiecare e nebun. Da, chiar. Bun. Stați două secunde să... Revine continuu întrebarea cu pensia. Pensia există, dar nu este suficientă. Corect. Da, dacă vreți să-l ajutați, donați în contul care e la mine pe YouTube. Pe YouTube. Se vede tot contul. Uite, mă scrie lumea că am zero has. Băi, nene, să uită lumea de la canal de nu pot să fac talentul meu astăzi. Sunt cu ce minte. Zero has? Scrie lumea, ai prieteni mei că am zero has. Zero has ce înseamnă? Că nu pot să mă, cum sunt eu de obicei. Ci, na, a, așa ai mas. Da, aia mă, trebuie să par și eu serios. Da, deci se vede tot contul? Da. Uite, cineva îl întreabă pe domnul Columbeanu că dacă ar avea 100.000 de euro, în ce ar investi acum? În azilul ăsta, ca să se țină. Dacă aș mai avea și casa, aș investi și într-un azil, da. Cred că e o afacere bună. Eu zic că e foarte bună, că aici ajungem toți. La acest azil, spun prietenii mei și soția mea, la acest azil spun prietenii mei și soția mea, că mă vor aduce cam 7 metri și mă va lega Casian cu o sârmă cu caiacul, să merg 5 metri să mă aduc înapoi. Ce-am zis? Uite, lumea zice, Serghei, învață ceva, că nu ești departe. Vă mulțumesc! Ăștia sunt oamenii lui Adiță de la canal de... Adiță le scrie! Adiță le scrie, da! Replice, replice, da! O să lucrăm și pentru după aia. Fără, da. Are 1200 pensie, la el o să fie mai greu. Da, da, la Serghei să fie greu. Ascuși. Tu l-ai pe Lucică din tunar, ca să te ajute, da, mult. Luchi, n-avem, că-l caută lumea. Îl caută lumea, da. A bătut 4 copii în weekend. Vă întreabă cineva dacă v-ați mai împăcat cu Monica. Da, normal, fiindcă este mama fiicei mele. Ai spus o tâmpenie acum, din punctul meu. Eu am mame la toți copiii și m-am împăcat cu niciuna. Domnul Irine, cum o aveți trecută în telefon pe Monica acum? Bă, ăsta e nebun. Bună întrebare, stai cu minte, că a dat-o bine. Cum o aveți trecută în telefon? Mami. Mami, frumos. Mami. Așa o aveți trecută în telefon. Și așa îi scrieți întotdeauna. Bă, vreți să vă spun acum, fără nici ubi de caterină, că am râs toată viața. Mergeam cu anumite persoane care nu le putem spune la masă și cu Inel, când erau pe Caimari, să vorbise pe acolo, puiul, la. Și a apărut să Inel cu aia mare, înțelegi? Ți-mi minte când a spus matul? Zic, bă, asta dacă... Știi că era bani cu girafa, dacă o pupă și de limbi, bă, și de limbi, îi cade jos. Să moară, mă, când am zis-o. Ți-mi minte când a apărut cu aia mare? La puiul de pu. Știi la cine? La puiul. Exact. Șurlic. Dar zi-mă, Serghei, așa în rândul vostru, în rândul a prietenului, era invidiat? Cine? A avut femei frumoase. Îl invidiați un pic? Nu, domnule, n-am avut invidie nici pe mine. Eu singura invidie că am avut-o pe stânga și pe dreapta. Când știam pe cât să iau. Uite direct de aici. Da, din gură, că te uitai pe femeia lui. Hai că te scot acum. Nu e exact. Nu. Nu m-am luat cu toate televiziunile, ți-mi minte? Eu m-am luat cu aia. Serghei Mizil s-a dat la... Niciodată. Uite, scrie. Niciodată. Cu comentarii. Cineva întreba pe domnul Columbeanu dacă Columbenita se numea? Sau? Da, domnule. Columbenitu. Acolo și-a luat. Dacă este marcă înregistrată. Da. Da. Și se mai poate folosi acum, asta întreb. Păi a făcut o bucată mică și gata. Nu, marca, domnule. E vândut. Dacă se mai poate folosi marca sau produsul. Da. Dacă cineva vine și vrea să aducă, să folosească marca aceea. Da, se poate folosi. De se poate. Fidelitatea lui. Păi, bolnesc că de-aia a întrebat om. Aha. Uite, ne scrie Lucică, nașule. Să ne potolim, să nu mai vorbim de el. Domnul Luci, ia zic cu ce s-a bătut cu copiii. Da, le-a furat alocația, nu cu despre el astăzi.
Cineva vă întreabă dacă ați văzut clipul recent făcut pe TikTok cu Casa Arsă, unde mai sunt lucruri, poze, haine. Da, uite, asta e o întrebare bună, bravo. Da. Păi zi, ai văzut. L-am văzut și m-am mirat cum a putut. Și mai sunt haine, nu cred că mai sunt haine în Casa Arsă. Ba da, ba da. Se văd în mobilă, e tot acolo, nu toată mobila, dar ei. Sunt niște Ludovicuri sunt, acolo. Da. Să mergem în fracție. S-ar putea pleca în seara asta cu... Pe numele lui în continuare. N-a auzit că a spus omul că i-a dat... N-ai înțeles ce am zis. Prin acte vânzare, cumpărare. I-a dat banii femeia, 6.000, și l-a dat absolut totul ce e acolo. Casa e pe numele lui. Nu contează. Amă, bine. Casa e pe numele lui, master. Dacă, băi, și-o vin cu casa asta, că dacă am act că am dat-o lui ăla și lui ăla la contrasume de cutare, la revedere. Din 2016, de când este pusă poprirea, casa e pe... Dar nu-i poprire, el a vândut casa unei avocate care a prezentat. Ba da, pe, spune omul. Păi așa spune el. Așa a spus. Că a luat 6.000 pe banii care iau galul pe aia. Nu, că practic l-a împrumutat. Dar nu l-am promutat și a girat cu aia, nu i-a dat banii. După care casa a fost pusă sub sechestru. Sub sechestru și a pierdut-o. Casa nu mai există. DNA. Dar nu mai contează DNA. Dar aia oricum vine la succesiune. Cum a putut să fie pusă sub sechestru când eu n-am fost în viața mea anchetată de DNA. Și sper că n-are importanță, niciodată, pentru că nu mai avem cum, că suntem prea bătrâni. Și mie mi-a pus sub sechestru niște chestii, DNA o pune fără să te ancheteze. Dacă te reclamă, cum a reclamă mie un dobitoc. Dar nu iau iar de la început, chiar mă cer cu statul român, iar ne taie, ne oprește curentul. Înțelegi? Condus de unul Werner, un băiat foarte inteligent, înțelegi? Care nu cred că înțelege ce vorbim noi acum. Exact când se uită la acum și o spune, băi, păi cunosc pe ăștia, or fi de pe timpuri, înțelegi? Pe noi doi. Deci că suntem ambeți amândoi. Deci că suntem păpușile aia care suntem la televizor. Nu te mai încolo, că te văd de la canal. Lasă-mi, trebuie să fii cu minte, nu pot să n-au scurt. S-a spus clar să fii cu minte. Îmi trebuie ceva de casa ars după ce a vândut-o. Dar el a vândut-o, dom'le. Eu vreau să că e misiunea ta, pui pe mine. E nele, vorbește. Ai dat-o la avocată și după aia ars, nu? Și după aceea ars, da. Explică la oameni, că eu știu ce vorbești tu, dar nu știu oamenii. Exact așa. Ai dat litigiul la una, ți-a dat banii, ai făcut aia și pe aia ars. Și după aceea a ars, da. Nu știu dacă s-a încasat și o asigurare, fiindcă eu nu eram asigurat. Casa mea era asta, ce ți-am spus eu? Asta am înțeles și eu. Când am mers acolo cu alte televiziuni, care acum le regret că am mers, înțelegi? Singura televiziune care voi merge în viața mea va fi Adiță de la Canal 2. Oh, ce cald! Gata, hai că revin, gata. Merg o zi, gata, hai, risc orice în seara asta, gata. Gata, hai să dăm Caterinca, gata. Mă iertați, dragilor, am primit un mesaj, bă, să nu faci ceva, că e o grasă mâine, dar gata, numai. N-am zis-o bine acum? Da, zici că e pedepsit, Adiță. Da, mă, frate, n-am primit un mesaj. Da, zici că... Ați văzut, bă, să moară mama mea! Ați văzut filmele alea, ce kid, după Revoluție, când iau copiii aia și altării aceia, care se arătau ăștia filme, Ceaușescu-i băgau apoi aia. Așa mă simt și eu, Cernobâl. Exact copiii alea, ce kid. Veniți-o la aici acum. Gata, mai să dăm pe Caterin, gata, cu Toriscu, hai. Și ajutul nu înțelege nimic. Ați făcut focul ăla să moară mama dacă mâncăm ceva. Suntem morți de foame. Ăsta are bani la gură. Eu vorbesc. Patronul, bă, nu-mi da ceva. N-am mâncat toată ziua azi. Hă? N-am mâncat nimic azi. Păi nici eu am mâncat, să mănânc aici. Bă, ce-am plătit și m-am ajutat cu tine. Ce-ai făcut? Stai, ce-am făcut astăzi? Un milion, cum l-am dat. Păi stai un milion, am dat un milion jumătate eu. Cum un milion? Vă dăm mici care eu făcut limbi. Bine, dăm, bă, stai puțin. 6.000 de la pachet, jumătate ta. Gata, iau acasă, iau la copil. Stai, mă, dar cum jumătate, că am dat 150 lei, 200. Eu ți-am zis jumătate. Și am venit, cu cine a venit azi? Și pe tine cine te-a dus? Cine m-a adus? Curentul, echipa? Nu m-a adus, m-a adus. Ia câte costă echipa? Ce echipă? Păi emisiunea ta, mâncați și gura ta. Eu ce? Tu ai zis să veniți să-l ajutăm pe Irinel. Păi domnul Irinel să atunci, nu mă bag. Din pensie. Bă, ia veni banii, bă. Stai că l-am. Domnul Irinel. Taci că vorbesc eu. Eu sunt jucător. Cât ai de luat la casa, bă? Ia, fă-ne un bubon de mână, că avem de luat de noi de la avocată. Domnul Casian, știu.
A dat-o pe domnul Casian. Ia de bani, domnul Casian, că ești prea pervers. O să cincești cu 100, gata. Hai. Până la urmă. Și vinul. Încet așa azi. Vezi ce vin, ți-am adus, n-ai băut în viață. Da, dar vreau asistentul să pună mai puțin apă mai mult și cola. Păi uite, învață lumea, uite, învață lumea cum nu, să bea șprițul. Nu, dă-mi să pună. Te rog eu, învață lumea cum să bea șprițul și după aia. De câți bani are nevoie domnul Irinel ca să facă înapoi milionul? A, 2 milioane. Păi, 999.000 de euro. Și dacă regretă că s-a implicat în politică. Da. A zis-o, da, a zis-o pe asta, a zis-o. Da, da, regret că m-am implicat, fiindcă de aici mi s-a tras. Da, a fost ceva mai tâmpenie cu primăria. Da, da, atunci, da. Știi că ai venit cu viorele cu aia ca să nu mai spargă aici, să audă asta. Gata, bă, revin, mai mă certați, că revin, ho. M-ați disperat, nu ești tu, nu sunt eu. Da, eu acum am fost cochetat să intru în mai multe chestii politică și am renunțat din prima. Ba, sub tine. Deci la un sector mare din București. Sunt cochetat, așa. Și nu voi face în viața mea. Pentru că, stai seama, bă, cât de tâmpit sunt, cum să mă pun mie, că nu începe aia, că ai făcut-o cu aia, că ai făcut-o cu aia, la Hamburg, la Frankfurt, la Frankfurt, eu toată viața ce am făcut? Am tâlhărit. Și să n-aș face să-i tâlhar, că aș vrea să fie dat afară din televiziune, bă, de la canal. Vezi că am primit două mesaje, trimite. Să fii cu minte, să nu scoate. Ce, nevasta? A, ce nevasta? Nevasta? N-auzi că nu-i vorba de nevasta. Contul în care se fac donații poate fi văzut pe YouTube, unde îi vedeți și toți participanții. Arată mie cât îmi pui. Deosebită. Ce facem? Nu, 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 de discuta cu oamenii. Da, 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 eu și cu el. Domnule, vino aici, de ce fugim acolo? Arată mie aici, da. Ia. Ne zăpăcește cineva că cum te cunoaște, vrea să bea cu tine, vrea să nu știu ce zic. Ca... 2000 de euro. Eu sunt necunoscutul. Mă cheamă? Și cum să bei cu mine? Nu ți-ai dorit, mister, crede-mă, nu ți-ai dorit să bei cu acest... Nu, gata. Cine a zis? A, nu e, nu, că n-a băut nimic, azi e primul pahar, vă spun. Ăsta el scrie, să moară mama. Cu ce zic, cu nasul, cu ochii, cu ce scriu? Dacă nu știi, adiți, eu mă zic, are 18 pahare, vă spun eu. Avem întrebare pentru domnul Irinel, dacă s-a gândit la propunerea de a se muta în America. Mai sus? Am răspuns deja la întrebarea asta, m-am gândit. Mai răspunde cu aminte. Propunerea nici nu mi-a fost adresată de către... Păi, dar nu înțeleg cu ăla, de ce cu ăla peste? Putut să și pe o franceză. Mă invite acolo și nu am voie să zbor. Păi, putem merge pe căile navigabile. Până în America e mai greu să de ajuns cu vaporul. Nu cu vapor, cum? Cu croazieră. Cu croazieră. Sau croazieră, da. Corect. Marius Turcu, prietenul meu, mă întreabă ce jucăm la Borussia Dortmund cu Milan. Ce ai mai luat o raznă? Bun, mă, moderatorul, mă. Este sabotat de copii, prieteni. Marius, ce ai, mă, frate? Păi și-a dat seama că e prost să-l scoată din emisiune. Și l-a băgat pe paniuri. Ia, uzi-a. Nu, lumea m-a întrebat pe domnul Columbeanu dacă mai are mașinile sau dacă mai are bunurile pe care le avea. Nimic, absolut nimic. Rolls-ul alea? S-au dus. La bancă sau? Nu, la o bancă germană, Rolls-ul. Păi povestește că lumea nu mă întreabă pe mine, întreabă tine. Da. Că lumea sunt curios să vadă ce spui tu. Da, zi, unde s-a dus? Deci, la o bancă germană, nu cunosc numele, s-a dus Rolls-ul și... De la leasing? De pe Maruse. Nu, atunci când aveam nevoie de bani, am rugat un prieten din Germania să mă ajute. A făcut un credit și a garantat cu mașina, respectiv cu actele mașinii. Eu aveam Rolls-ul matriculat în Germania, știu. Germania și a trebuit să... Când cineva m-a ajutat, nu pot să-l las baltă. I-am trimis mașina, a trimis o platformă, a luat-o de la Izvoran. Dar spune și banii, cât ați luat-o și cu cât ați vândut-o. Am luat-o cu 600.000 de euro și am vândut-o cu 100.000. Afacere. Și cât ați așteptat? 2 ani pentru ea? Da. Și am așteptat 2 ani până să vină. Cineva întreabă dacă v-au ars toți prietenii. Da. Nu toți. Și cei care m-au ars nu mai sunt prietenii mei.
Domnul da. Columbean, uitați, am și o întrebare, vă rog. Bă, lasă-mă un așule, că oricum n-ai vorbit nimic. Bă, să n-am moderator nimic. Nimeni. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Câte, uite, întreabă cineva, câte ceasuri ați avut și ce s-a întâmplat cu ele? Ceasuri valoroase, ați avut? Am avut și un Rolex. Le-am comercializat atunci când am avut nevoie de bani. Da. Nu mai are importanță. În acest moment ce mai aveți un lucru de valoare? Aveți niște genți foarte frumoase de la LV, Liviu Vurciu, înțelegeți? Da. LV, Liviu Vurciu, Louis Vuitton. La tine se poate vorbi orice. Am auzit că ai contact cu Louis Vuitton, nu? Care nu mai la ochelari. Saboriți rău ochelarii. Faci și noi poate să ștergem ochelarii lui Nașu, că nu. Mai încet un telefon pe acolo. Nu știu ăsta. Da, hai mă, băi, mă faci de râs, mă. Care, mă? Hai, mă. Ce dracu, mă? Bă, regizore, sună ceva. Hai, mă, ce ne facem de râs, mă. Nu, eu ies din emisiune, eu și așa, nu mai probleme. Cât a dat mașina, nu s-a auzit. Vorbim și puțin. 100.000 de euro, a spus și repet. Vorbim și numele lui acum. Dacă e vorba de Rolls Royce, cu 100.000 de euro. Te-a spus, pomul. Dar nu s-aude, oamenii ascultă, mă. Respectă și tu, te respectă. Și Bentley-urile, ce s-a întâmplat cu ele? Bentley-urile le-am vândut și pe alea. Pe cât? Adică... Da, poate nu zice unul ce. Sumele nu mi le mai aduc aminte exact. Mult mai puțin decât au costat. Logic. Și alea la fel pe comandă. Dar nu contează, deci, ca să înțeleagă lumea. Deci tu, într-un fel, ai tot ce ai făcut, ai dat niște sume derizorii, fiind înghesuit cu bani și cu astea. Da. Da. Eu tot nu înțeleg cum ai... Asta e enigma mea și a prietenilor. Știi că avem mulți prieteni comuni, știi sau nu? Da, cum să nu. Și care am înțeles că au rămas prieteni cu tine sau nu. Da. Nu-i sucești. Adică nu, vorbim asta între noi, nu te punem aici așa. Lumea cere să le spuneți care este povestea declinului dumneavoastră și de ce nu a putut fi oprit. Declinul meu a fost cauzat de faptul că am pus toate ouăle într-un singur coș. Mă refer frumos. La... Deștept aici, da. Frumos. Acea... Foarte frumos. Aventură cu Columbeanitul. Bravo. Foarte frumos. Și acolo s-a oprit filmul. Deci dacă investeați în mai multe lucruri, puteți să opriți această cădere, nu? Cam asta ar fi... Eu în locul lui puneam bani în bancă, nu mă dădeam să construiesc, să fac nimic. Și până acum stăteam... Aha, și la revedere! Cred că ar fi fost... Păi fără catering, cum să am eu banii aia? Doamna Nina nu a făcut afaceri cu ouă, era o aroganță. Da. Întreabă cineva, afaceri cu ouă? Adică ați pierdut banii pe afaceri cu ouă? Nu, era cu ouă, nu, asta, cred că tu ți le scrii singur. Dar cum să scriu, mă, frate, singur? Ce ai luat-o brăila? Nașule, ieși din emisiune și așa n-am voie să vorbesc, lumea mă ceartă că nu. Ba da, vorbește, uite, dar spune mai prostii. Ne pregătim, n-am voie să vorbesc, ne pregătim. M-a zis sperat. Dar, chestie foarte ciudată, adică e și foarte greu, acum a fost că numele lui, na, Doamne ferește, că nu mă băga. Este foarte greu să ajungi la o chestie, să cazi în chestia aia, se... Da, e foarte, foarte. Și destul de rar, Casiane, să mă rog, mama. Eu ascund niște bani în pământ, că eu sunt infractor ăia bătrân, că știi cum, că nu mai spun cu cine. Infractor ăia bătrân, ascundem într-o scorbură, mai punem 5 ceasuri, 3 lanțuri. Rezervă să ai pentru zile negre, normal. Da, cum aveam la Hamburg, ascuns în pădure. Un kit de aia, un pistol, 3 pașapoarte false, le aveam ascunse. Am și o întrebare pentru Ana, spica ta, se poate? Nu, nu știu, emisiunea lui Ana, marci. Na. Ce? Da, nu. Îl iubești pe tactul? Eu voiam să-l întreb pe domnul Columbeanu ce mesaj le transmite celor care spun că nu ați fost în stare să faceți niciun ban. Ce mesaj le transmiteți lor? Că sunt destul de mulți care... Să încerce ei să facă. Să încerce ei. Cum? Să încerce ei să facă. Nu, eu am pus să scriu numele lui, că mi-a pus mie. Păi omul a făcut bani. Banii poți să-i faci să-i pierzi. Nu?
Că asta e, ăsta e capitalismul, bă. Toți vor acum, cum era în comunism, bă, sunt ăla, nu mă mișcă nimeni. În capitalism există afacere. Bagi, investești, scazi. Vine acum ăsta cu barbă, cum îl cheamă, pe prim-ministru acum, îți cade... Ciolacu, scade TVA-ul, îți face alea, îți face două manevre, rămâi din milionar, rămâi sărac. Adică sunt niște, ăsta e capitalismul sălbatic care au avut ei, nu? Deci niciodată nu poți să spui ca înainte. Înainte aveai aia, aveai bloc, aveai casă, aveai masă, aveai alea. Ești, înțelegi? Acum, ăsta este viața. Capitalismul este, poți să investești într-o chestie care să te facă milionar sau poți să banii să investești într-o chestie care să-ți rupă gâtul. Este simplă povestea. Dar noi suntem un capitalism sălbatic. Pentru că afară existau alte chestii care să te protejeze. Înțelegi? Adică cu asigurări, cu alea, cu alea. Aici singurul care poate să-l protejeze acum este domnul Casian, care îl ajută din suflet și din asta, pentru că în o altă țară civilizată îl proteja statul, că nu poți să rămâi păstrăți. Afară n-ai cum să rămâi păstrăți. Indiferent ce ești, și boschetar, și milionar, și asta. Afară vine statul german. Știi că am trebuit foarte bine acolo. Da. Ce e? Atât pe lună aia, atât pe lună aia, atât pe lună aia. La noi și vine... statul plătește diferența. Dar dă totul. Că, băi, da. Eu am fost arestat cu un om, cu prieten și cu, nu mai spunem cu cine, așa, care a căzut cu cocaină, da? Și a venit statul german și a zis, copiii, nevasta, nimic, îți plătim casă, n-ai voie mașină de lux, la copil, erau 1200 de euro pe lună, bani de haine primăvara, bai, că mergea la școală și am întrebat și eu, bă, de ce? Copilul n-a trebuit să credească așa. La noi, dacă rămâi pe stradă, vine statul român, îți mai dă o cărmi de întâmplă și mai ți-a ce ai. Doamne, asta ce e diferența. Frumos vorbești. Moră mama că... Vorbești rău. Da, mă omor pe mine. Bă, da, sunt cretin. Da. Dacă să mai și glumim un pic, oamenii sunt curioși de un sfat din partea domnului Columbeanu. Ce sfat le-ați da tinerilor care au prietene înalte, mai înalte decât ei? Să urce pe portofel. Cel mai simplu. Bă, pentru toată lumea care se uite și care toată lumea care se uite așa, că ce sfat să dea așa. Omul voșmecher a făcut una cele mai bune piese din România, nene. Eu când m-a chemat prima oară la el, mă țin minte, pentru că acum e situația asta, când am văzut găozul lui Ana Alexco, poate mă dai așa Lesco? Judecată. Alexco. Mai bine, cum? Mai bine, lasă-l așa. N-a voie? Mesco. Mesco. Ana Mesco? Ai găsit. Înțelegi? Nu fusem găoz în viața mea. Bombeul așa, Mesco. Da. Ea se făcea că e pictoriță și eu eram Rembrandt. Unde lumea te-a luat când continui răspunsul la... N-am voie să mă urmezi. Dacă nu vorbește, mă enervează. Canal de dați-mi voie să fiu eu. Vorbește, mă, mutule. Dă-mă mâncarea să moră mama ăștia cu grătarul, că cădem pe jos. Vă rog eu, canal de, lăsați-mă să fiu eu. Vorbește, domne. Hai, mă, cum avea bombeul ăla? Nevoia. Bă, stai, mă, să-l scot din asta. Cum avea bombeul? Fii atent, mi-aduc aminte toată viața. O chema Mesco, ca să mă dea judecata. Avea o chestie crăpată de sus până jos. Vese cu Viorel B. Știi cine? Te-ai uitat pe femeia la om. Te-ai uitat pe femeia la om, e urât. Nu, dom'le, nu! Îl turnăm pe ăsta, așa. Multă lume acolo și când m-am mutat crăpătură, avea un bombiu și am zis, eu mai văzusem înainte, nu spunem unde, că n-aveam cum. Înțeleg și zic, mamă, ce, dacă aveam curul ăsta, mă puteam singur. Așa, Cora, sper că nu e. Nu interesează pe aia, pentru că... Uite, avem un mesaj pentru domnul Columbeanu, spune așa, transmiteți-i domnului Columbeanu că eu îl apreciez, că vorbește cu demnitate despre toate femeile din viața dumnealui, ceea ce puțin bărbați fac. Stai, mă, e șocant. Grătarul e gata de o oră. Păi și nu facem cărnele. Ți-e foame? Păi se închide emisiunea. Da, în cât timp? Vor oamenii să vadă farfurii, să vadă alea. Auzi, pe dacă carne e gata. Să vină farfuria zburătoare, să hai, mă, să mă. Mai întrebați-ne. Să se mănâncă. Să se mănâncă în direct, cum ar veni. Da, frate, du direct. Vorbește. Mai răspuns la această întrebare. Nu-mi pare. Se uită multă lume din ele, părând să uită. Carne da. Se uită. E foame lunaș. De oameni, 9700 în clip asta, zicem că nu toți văd. Deci nu-mi pare rău de nimic. Frumos. Și dacă aș putea să o iau de la capăt, la fel aș proceda. Și dacă aș putea să o iau de la capăt, aș fi de Van Alescu.
Taci că s-au auzit. Taci, domnule. S-au auzit? Da. Bă, prost sunteți, mă. În situația dumnealui și nu recunosc. Da, mă, voi iubesc, care v-ați dat seama. N-am voi, corect. Sunt da, amic. Adiță liber. Cine a zis? Au și închisem. Nu închidem, domnule, acum de-abia mâncăm. Nu. Cum să închidem? Cum să ne iubesc? Cineva spune că domnul Irinel rămâne în continuare un domn. Uite, lumea te-a luat că faci bășcălie. Pe mine? Loc să fii serios, da. MDO a zis să nu închidem emisiunea, că ne blesteam. Nu-i prea convine situația lui Columbeanu, zice Roxana. Cui? Friadiță, bravo, mă, așa-i. Uite, cineva îl întreabă pe domnul Columbeanu de ce nu și-a stabilit atunci un salariu de 100-200 de mii de euro ca acum să aibă o pensie mai mare. Pentru că a fost corect, vedeți? Na. Mai sunt și oameni corecți care acum fost, na, la bătrânețe 1900 pensie. Fost prevăzător, nu știam cum să ajungă. Uite, Karate Dojo zice, a fost brand, domnul Irinel. Bravo, noi! Jesu Iadiță, bravo, bă, te iubesc. Bravo, gata. Da, mă, că mă iubește lumea mea, dă-seamă. Domne, ceva gata, ce vreau să vorbesc ca Adiță mai mult. Da, mă, n-am voi... Bun, uite, cineva spune că să nu-i pară rău domnului Columbeanu, că a pus sus, că a adus o viață de rege mult timp și să fie mândru că a trăit viața la cote maxime. Corect, bravo. Corect. Mulțumesc. Corect, bravo. Așa e. Așa e, frate. Uite, cineva glumește și zice, doamna Mesco este în proces cu Leo, acum o să fie și cu Serghei. Uite ce întreabă cineva. Serghei Mizil mai trăiește cu capră? Da. Doar din viață. Dacă Adiță este fratele lui Capră. Da. Exact. Asta vreau să spun. Eu trăiesc cu Capră dimineața și cu Adiță seara. Când s-a băgat aia. Da, trăiesc cu Capră. Trăiesc Capră. Cu Serghei, el. Ia uite nene aici. Mamă, uitați, dragii mei, eu am cumpărat carne. Minte, jumătate. Nu, jumătate. Cum jumătate? Aaa, mă, uitați-mă, regizorul, secund. Nu se poate, frate, cât minte. Cineva l-a întrebat pe domnul Irinel dacă are Instagram. Are, da. Mici n-a făcut. Știi cum este Irinel Corubeanu sau cum? Adiția, e pomenul nașul, l-am pupat și pe gură. Irinel Adrian Columbeanu. E viața mea, naș, băi. Bun, deci Irinel scuza, Adrian Columbeanu pe Instagram. Bun. N-ai luat mici. Lumea nefericită. Lasă. N-ai luat mici. De Irinel a fost și o să rămână un domn, un tip educat și rafinat. Corect. Respect, așa e, bravo. Așa e, corect. Pune și lui Irinel. Da, uite, cineva are o întrebare mai, așa, dacă doriți să vă adresați, da, nu da, e da. Nimic. Vă întreabă doar dacă domnul Irinel, bănesc că este vorba despre tatăl dumneavoastră, a fost omul serviciilor și că a primit averea, iar dumneavoastră ați returnat-o serviciilor. Nu. Trebuie să stea asta aici. Tatăl meu nu mi-a spus. Da, cred că el nu. Serviciilor. Și dar spune trebuie. Cine a fost ăia că tu Irinele vorbește că mă vorbesc eu în locul tău și mă ce-a trână. A fost consilier al multor prim-ministri. Până la cine? Până la... De la Gheorghe Udeș până la... Victor Ciorbea. Până la Ciorbea. Tot Marius Turcu îmi scrie că a dat intergol. Lasă-mă, Marius, să-i mai disperat. Da. Domnule Casian, sunteți rugat dacă se poate să faceți mulțumesc. Și un cont în euro. În care să se poată dona, sau poate aveți... Nu, fundația nu are cont în euro, dar o să fac. Serghei, dar prezintă-mă și bucătarul. Da, poate să facă un transfer în euro și să ajungă lei în cont. Să facă schimbul valutar. Se poate mânca, da? Euro în lei. Este adevărat că Mr. Pink i-a propus să... vine în America. Nu, am mai spus. Da. E o vrăjeală ca și vrăjeala cu Leo, cu Olga de la Strigaia așa, dar nu există. Da, avem și o întrebare dacă Adiță este căsătorit cu Capră și este cununat de către Serghei. Nu, l-am pus Capră pe Serghei. M-a dat și afară, iertați-mă, nu, n-am, păi nu pot să fiu serios, mă, uite, trebuie să fiu serios și nu pot. Serghei, nașul meu de cununie, ca să înțelegeți, pentru cine nu știe, mi-a luat naș pe termen scurt, îl mai am 2-3 ani, asta e. Să mănâncă în emisiune, Serghei, la tine? Serghei, trebuie să dăm mâncarea înapoi, nu-i cu mâncare, băi. Dacă nu vrea... Băi, nașul, nu-i cu mâncare. Ajută tu, că nu-i cu mâncare. Bă, ce mi-ai pus aici, mă, frate, ăsta suspectă? Eu de aici. Avem întrebări, dar... Da, nu, zile! Păi se mănâncă, nu putem. Zile, că n-am venit.
Uite, mai știu ce mă mai fac cu întrebările, că omul mănâncă. Exact. Uite, cineva spune, nu pare în apele lui, domnul Irinel. Ba da, dar ca și mine trebuie să fim cu minți azi, Marvin. Dar oricum, domnul Irinel, asta e genul dânsului. Nu o să le vedeți că... Puneți-mă întrebări că noi mâncăm, vorbim. Uite, Serghei, cum te-ai cunoscut cu domnul Irinel? Cu plajă. Plajă unde? Descrie. Nu vorbesc, bă, de Steaua, Iurea, nu vorbesc de Steaua. Tu făceai, domnul Irinel, ce făceai? Eu beam domnul Irinel săpa. Săpam în nisip. Da, domne, da! După ce săpați în nisip? Ah. Eram atoi pe ceaceapul și săpa și cădeam cu ceaceapul. Avea glume inteligente. Da, domne, da, mă, prost ești, mă. Exact așa. Îi las, domne, îi pun în față. Dacă pui prosopul peste o groapă săpată în nisip, cel care se așează pe prosop crede că se așează pe prosop, dar de fapt pică în acea groapă. Și în groapă am căsut amândoi pe urmă. Uite, un băiat vrea lăutar. Nu e, nu e mă cu lăutar aici, ce ați luat-o asta. Uite, Adiță nu tace deloc. Nico. Zice lumea aici. Pe unii spun să... Noi nu mai înțelim, bă, hotărâți-vă, ori vorbesc ori tac. Păi lumea are părere diferite. Ia uite, lumea te trimite la camera 32 la mărgine, Adiță. Ce e mărgine? Că nu știu. Cu căliu. La mărgine. Foarte special. E de caldelul ăsta. Uite, ăsta, da, am văzut și eu acum, seara. Cineva întreabă dacă domnul ziceți-mă ce vreți. Beanu are probleme de sănătate și ce probleme are. Da. Aici cred că cel mai bine ar fi să răspundă doctorii de aici. Eu nu consider că am probleme de sănătate. Ne dăm de tumurături nașe. Alo. Răspund eu la întrebarea asta. Sigur. Da, asta și vreau să vă întreb. Deci, i s-au făcut analize medicale, nu are Alzheimer, cum s-a tot vehiculat că ar avea Alzheimer, i s-a făcut investigații medicale și de doctor psihiatru și de psiholog. Dânsul a avut, într-adevăr, cu mult timp în urmă, în 2010 parcă AVC-ul acela, nu? Sau în 2001? În 2001. Un singur AVC. Nu au fost două, cum s-a vehiculat, nu? Nu. Și al doilea a fost un stand pus la... Spitalul Elias. Da, da. La arteră. Deci nu a avut două AVC-uri, cum s-a vehiculat sau Alzheimer sau nu. Este ok. Urmează să-i facem analizele medicale de sânge pentru a vedea și din punctul ăsta de vedere cum stă cu sănătatea. Dar dânsul este din ce în ce mai bine, se simte bine la noi și este mai optimist, are o fire mai bună, să așa. Să terminăm cu toate chestia asta la emisiune, care să spun pe anumite posturi că mai puțin și dai afară. Da. Deci eu și asta am, e o chestie care mănâncă căcatea. Eu am răspuns la întrebarea asta chiar când am fost împreună la o emisiune TV, ca să nu spun și unde. Poți să pui, la mine poți să pui. Și deci la emisiunea lui Brancu. Și am spus că domnul Irinel Columbeanu stă în cadrul acestui cămin cât dorește dânsul, nu cât doresc eu. Deci dacă dorește să stea tot timpul, tot restul vieții dânsului, stă cu mare plăcere. Că o să aibă bani să plătească sau la un moment dat nu o să mai aibă bani să plătească, atunci nu o să fie nici pe departe evacuat, cum a fost evacuat ultima oră din de unde a stat, nu? Nu vreau să dau, adică de fapt dau nume din Cosmopolis. Nu ia de nume, dă niște nume. Da. Nume. Da, mă, să înțeleg cu lumea de ce ne-am mobilizat noi. Prima oară când am filmat cu domnul Columbeanu, chiar avea niște probleme destul de mari, știi? Da. Trădează! Secundul, trădează! Nu are risc, mie nu-mi place să vorbesc. Trădează, secundule, trădează! Mie nu-mi place să vorbesc. Și atunci dânsul mă avea un pic să fie evacuat din... Cosmopolis. Da, mă, mai mult la cum, nu mă mai la cum, gata, că nu mai am baterie.
Ia pui ăla, că e foarte mulat. După... Chiamă că închide ăsta, m-a pus Ana să mă după aceea am discutat și am clarificat am această asta. Situație. Ia mă și mănâncă. L-ați primit, domnul Casian, l-ați primit fără absolut nimic. Da. Deci da. Noi când l-am sunat prima oară pe domnul Casian, habar n-avea de situația domnului Columbeanu și a fost deschis la orice... Și habar n-aveau că eu mă știu cu el și cu Uinel. Da. Da. S-a legat totuși, sincer, s-a legat totuși. Știți că am venit, când am venit domnul Casian, într-o vineri, am venit la dumneavoastră și l-ați privit în instant. Instant. Fără nimic. Deci ca să concluzionăm răspunsul acestei întrebări, este faptul că nu o să fie dat afară de la noi. Never ever. Never ever. Indiferent de ce se întâmplă din punct de vedere financiar. Adică doresc să fiu alături de un om când are nevoie de ajutor. Nu neapărat la șprițuri, nu neapărat la distracții. Asta le-a avut o viață întreagă. Și nu neapărat financiar, nu? Și nu neapărat financiar. Așa este, domnul Colmea. Domnul... Deci că asta e foarte important în viață. Să primești ajutor de la cineva când ai nevoie. Nu ca așa la șprițuri și la astea toată lumea se strânge și hai la șprițuri. Alo? În ziua de azi m-am jucat la prietenul, sunt doar la șpriț, atât. Doar la bine. S-au terminat, s-a terminat binele, s-au terminat și prietenii. În momentul în care dai de greu, rămâi singur și frasul. Asta pot să spun exact, și eu și oricine. Exact, exact. Prietenia e cam grea în ziua de azi. Exact. Da, uite, uite, Serghei, na, uite, întrebare bună. Tu ai prieteni în ziua de azi, prieteni adevărați? Dom'le, aș avut unul, dar aș vrea unul care vrea să-l înșez, dar... A, mă, că ai început, mai început să mură, început. Nu-mi place, fii tu serios asta. Ia un mic din asta să vezi cum e cât de bun, dacă nu mai bun, că eu mă tai... Păi eu să iau, că eu am cumpărat, îți dai seama. Mamă, perverse, mă, mâncați aș gătă. Cum cheamă pe aia de la canal? Tași, mă, băi! Vezi? După ce că sunt cu minte, mă înjură lumea că de ce sunt. Dar canalul ăsta care îl plăcea. Cătăcutul ăla, mutul ăla. Întreabă lumea dacă Serghiu cunoaște pe Nichita Stănescu. N-a fost cu ea în casă. Nichita bă, nu mai plăcea. Nichita, o cunoaște pe... Auzi, mă, o cunoaște pe Nichita Stănescu. Dacă îl cunoaște. Bă, cu cine credeți că vorbiți voi, mă? Mai deștept ține. Dacă îl cunoaște. Când făcea poezii cu el. Și lumea mai zicea că domnul Columbeanu are probleme. Am bun cu Nichita Stănescu, n-am înțeles niciodată nicio poezie, vezi că sunt toate. Vino mă, te ajută. Băi, veniți-mă cu ceva mai altceva, mă, nu mă. Nepoate, ajută-l puțin, că nu poți să te ajut. De pe lângă. Da, bine. Mai citești și de alea proastă de mine, nu mai de alea, te-ai pus pe mine și tu. Păi de-aia m-am apucat. Ba ce știi și proastă, ba de-aia vreau proastă. Dar lumea zice să tacă din gură, să nu mai... Bă, dar n-am spus un sunet, bă, frate, nu voi rușine, mă, da, frate. Da, 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 da. Dar chiar a fost cu minte aici. Da, da, da. Uite, cineva spune, lumea este rea și invidioasă, toți veți ajunge la o vârstă mai îndepărtată, da. Sau nu, așa că... Să dea Dumnezeu să ajungem toți, asta e problema. Așa că totul este relativ. M-a întrebat unul cum stau cu ficatul. 14 ani. Nu mai ficat de 14 ani. Îți dau aia, îți facă... Alexandru Roman, IBAN-ul pentru donații este jos. E cel din josul ecranului. Zii tu, Serghei, că te auzi mai bine cu ăla. Așa, aici, deci, jos. Unde vreți să donați banii, banul e jos. Așa, perfect. Ia cum? Mănânci, mă? Nu, 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 lasă-mă. Am treaba acum. Nu vezi că e slab, nu mănâncă. Și eu frumos. Cineva întreabă, Serghei, ai mai deschis focul și la alte ambasade în afară de cea a Rusiei? Nu. URSS, cum era pe vremuri. Nu. De ce râdeți, domnul Columbeanu? Vă aduceți aminte de episod? Nu. Nu? Bă, da, știi. Da, ați participat la un episod asemănător cu Serghei? Nu. Nu, nu. Nu? Bun. Dar la buchet ați luat ceva vreodată? Întreabă cine? Era eșanul 2. La buchet ați luat ceva? Astea sunt întrebările lui Abinții, e ok. Cum așa întreabă lumea, uite. Da, 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 da. La buchet? Cum? La buchet de flori. Hai mă, lasă-mi pe așa. Bun. Adiți-i beții din fire. Aaa, mă, aveți invidie că sunt, sunt buni. Dacă mai scoți un sunet pe cea acasă. Da, nu mai scoți, să mă jur. Gata, mai zic. Mă, ce altă lumea cer scoți? Uite, cineva zice așa, la ce note de plată și vacanțe a plătit la prieteni, ar fi frumos să facă acei prieteni o chetă și să-l ajute acum la greu. Așa ar fi bine, da. Sunt doi de aia, n-am văzut așa, sunt răspunde, doi, trei de aia. Răspunde, mai răspund tu, am avut cu Ernel. N-am voie să zic. Dacă era emisiunea mea, nu mai simt. Zic cu prietenii.
Eu știu că prietenul are nevoie să cunoaște, deci... Nu poți să citesc cum metru, n-ai cum să citești cum? Știu că prietenul are nevoie să cunoaște și... O pune să citesc cum, n-am citit în cred că cel mai bine este să vorbească faptele, nu vorbele și oricum nu ale mele. Deci, până la ora actuală, faptele, dacă vorbesc vis-a-vis de prietenii lui domnul Columbeanu, cei care ar fi putut să depună o sumă de bani pentru dânsul, nu a fost nicio persoană. Toate persoanele care au depus bani în contul fundației mele pentru dânsul au fost numai persoane străine care n-au avut niciodată nicio legătură cu domnul Columbeanu. Pur și simplu. Iar prietenii, în ghilimele spus, prietenii lui apropiați de o viață întreagă, nu a venit nimeni să depună niciun bani. Au venit la el în vizită, l-au văzut. În afară de domnul Serghei, care a venit să mă ajute și îi mulțumesc. Stai de mecanul ăsta, nu fac asta, pentru că să mulțumesc asta. Și cam atât. Ce să comentez? Bun, și cine a fost? Spune care a fost. Avem probleme cu netul? Care a fost aici? Merge. Aici la mine e conectat, merge. Dintre prieteni. Pentru net mai bun pe YouTube. Nici. Ma, da? Îmi scrie... Lucica, merge, băi. Uite că te-au luat oamenii. Ia zi, ești băiatul lui Tatoiu? Da. Da, da, unde stai? Da, sunt băiatul Tatoiu. Vă spun că și azi m-a nebunit să fac o emisiune cu mine și Tatoiu să ne împăcăm. Da, vreau să-l împac pe Sergei Mizil cu doamna Tatoiu. Doamna Tatoiu e sufletul meu. Da. Doamna Tatoiu e sufletul meu, o femeie extraordinară și domnul Serghei Mizil o iubește, dar da, nu vrea să recunoască. Spis, da. Hey! Canal de, nu vă uit. Nu ies, băi. Nu e vina mea. Nu ies, să-mi... Băi, băi, nașule, bă, de ce vrei să-mi dai afară? Mă lași pe drum, am copil de crescut, ce fac? Bă, ce că tac. Se comite. Acum vorbesc eu cu Irene, dar... Caterica mea e altceva, dar nu pot să o dau în seara asta. Și niciunul? Mai veni. Mă jură numai că sunt sec, păi sunt sec, că n-am băie, n-auziți. Tata, ai la valier. Cu adiță-l împac. Da, și? Au. Păi, sunt de bloc cu care facem o zi, da? Da, am gata, tac. Bun. Uitați, avem și o întrebare mai la Caterinca. Este adevărat că domnului Irinel i-a plăcut întotdeauna mai mult de Mădălin Voicu decât de Serghei? Da, băga mea aș pune la Mădălin Voicu. Da, aș muir Mădălin Voicu. Și din partea mea, din partea lui Irinel, că-i tai mâncarea. Băga mea aș pune la el, am să tai mâncarea. Mulțumesc. Bun. Sper să ajung să tai și lua adiță. Nu mai simt nimic. Și așa mi-a luat mesaj, aiurea. Așa, lumea îți mulțumește, Serghei, că îl ajuți, respect pe domnul Columbeanu. Bun. Uite, cineva spune că să nu judecați. Nu știm cum ajungem în viață. Când ești bine, ai casa plină de prieteni. Dar ce judecă? Exact ce spuneam. Singur și bolnav, nu are nimeni nevoie de nimeni. Păi ce-a spus Casian? Cine judecă? Dumnezeu are grijă și de el să aibă sănătate și liniște, vă urez. Probabil se referă la comenturi pe care... Comenturile care le-am primit de la alții. Da, fiecare ei vorbesc între ei acolo. Doamne, iartă-mă de Husen. Nu vorbim de Husen, da. Dragii, vă mulțumim frumos ăștia care ați înțeles mesajul nostru. Adiță, să mă rog mai, furat din mâncare. Am furat din mâncare, am și eu familie acasă. Eu am plătit mâncarea, nu Serghei Mizil. De ce e emisiunea lui? Jumătate nu înseamnă 1 milion jumate cu 150 lei cu 100. Nu e jumătate. 100, dă 100 vinul meu. Vreau să mă zic lumea. Îți dau 100 ta și ea mea. Dă și mie jumătate din ăla. Dă și mie jumătate din ăla. Să nu mână. Dă și mie un pic din ăla. Este adevărat că averea dumneavoastră a fost de 150 de milioane de euro? Cum se vehicula în presă la vremea respectivă? Bă, bubă. Nu, eu am fost întrebat cum s-a avut de către presă, care întotdeauna a făcut aprecieri din burtă. Nu știu, n-am avut atâția bani niciodată. Asta e răspunsul.
Domnul Colombeanu, dar v-ați gestionat averea, adică ați știut la un moment dat că sunt 150 de milioane sau 100 sau 50 sau cât au fost? Ca să întrebă lumea. Eu am răspuns la întrebarea cât n-au fost, nu cât au fost. Sincer, n-am ținut-o. Ținut numărul, nu? Ca să vă dau un exemplu, domnul care puneți întrebările astea, care a lucrat la o anumită, cum se spune, o anumită curs de presă, acum jumătate de an a spus că am văzut un teren de 15 milioane pe dacă, de euro. Dacă veneam în un teren de 15 milioane, te-a dat și pe tine, și pe Adiță. Am început. Și pe ăla. Pe ăsta lăsă mai puțin, că e obosit. Dar v-ardeam pe toți. Ce dracu, mă, vrăjelile astea, mă, mâncați-a și curată. Dacă aveam 15 milioane de euro, păi mai eram cu voi acolo, mă, omoram acum, nu eram la Monaco, cu cine eram. O lăsa și pe asta și pe Măsa, și pe Marii cu nasul. Erau confiscați banii, ți se dădea cu rația. M-a făcut de cât de bine. Erau pe hârtie. Prostii, Badiță, mă. Ca să nu se repete cazurile. Serghei, te întreabă cineva de ce îl ajuți pe domnul Columbeanu. Te simți obligat sau nu, dator cu ceva? Nu. Spune oamenilor. Răspund, dar mănânc. Eu, deci formația mea este în primul rând, când un om este foarte jos, eu îl ajut. Indiferent. Că am avut și niște, nu o să spun acum, am avut și niște litigii și asta, dar în clipa când îl cunosc de 50 de ani și omul e acum așa, deci ce mă costă pe mine să fac un căcat de emisiune care se uită niște derbedeca și la asta? Ca Lucică, Lucică, care a bătut 4 copii de 10 ani, uite-ți. Ca Lucică, să-l ajutăm. Lucică, deci îl ajut, bă, din inimă, nu iau niciun ban. Lucică din Tunare, bătăușul de copii. Repet, nu iau niciun ban, banii se duc exact, a spus omul, se duc. Și asta și încerc să ajut pe oricine, numai pe... Am ajutat și pe fata aia cu cancer, am ajutat și pe... Am ajutat multe lume. Au strâns câți bani? Au strâns aia bani? Au strâns? Asta da, e... Da, s-au strâns, nu știu. Stai, mă, să repetăm, Serghei, serios. Toți banii intră doar în contul domnului Casian. Asta repet. Contul fundației. Eu, Serghei și băiatul ăsta în dreapta mea, Livius, nu avem nici măcar de la 10 metri, nu-i mirosim banii ăștia. Nu avem, adică tot ce intră doar domnul Casian verifică și domnul Columbeanu, noi nu avem treabă, noi doar venim să-l ajutăm. Și eu la rândul meu comentați fac... Nu mai comentați prost mulți, adevărat, nu știu. Da, și eu la rândul meu fac facturi. Sunt 3-4 pe... de ăstea, măscărișii care comentează erorul, nu știu, nu înțeleg. Lasă-mă, băi, fii atent, la mine misiunea e scrisă, fiecare poate să-și pună părerea lui, domnule. Da, mă, dar nu, să nu comenteze erorul, că nu... Ba nu e să nu comenteze erorul. De exemplu, unul poate să-mi placă pe tine, de oară că te vedeam pe tine în viața mea la emisiune. Erai mur după mine. Te supăr de primă. Cine mă scamatorul ăsta? Dacă are mesaje de la lume ce-mi scrii în fiecare zi. Da. Uite, vrem să-l vedem pe domnul Colubeanu bine și să auzim numai de bine. Corect, asta e cel mai important. Asta fim și noi. Bravo, și noi. Să-l ajutăm, să-l ajutăm. Care comentațiere, comentațiere. Da, eu sunt convins că în viitor va fi bine. Și va auzi de domnul Colubeanu numai de bine. Uite. Avem un anunț aici de către cineva, ci că de mâine Canal D caută creator de conținut pentru o nouă emisiune. Știți-o fără anunț. Ai pus pe mine, nu ți-am dat semnă. Să nu-i dai mici de la mine. Să nu mănânce de la mine. Mi-am amintit de dragul lui, bă, frate, cu tot riscul. Deci Adița a fost... E posibil, jur. Rău, ai fost luat, bă, eu. Bă, eu am fost cel mai lovit, bă, frate, în seara asta. Rău. De ce? Că nu mi-am dat eu. N-am fost eu. Nu pot să fiu. Păi întrebările așa tâmpite, dar vă întrebările n-am voie, mă, să fiu eu. N-auzi că n-am voie să fiu eu. El își mușcă degetele. Mi-am amintit de dragul tău. Buricele. De... Bă, Luci, lasă-mă, Luci, care ai bătut 4 copii în weekend, că te mai au de tine. Iese de lume și iese de el. Da, ce zice Luci? Luci, că din Tunar, cel mai mare nemernic care distruge mașinile la oameni. Scrie, zi-mă și tu, Serghei, că m-a disperat, da. Scrie. Întreabă-l pe Serghei de ce este frică de doamna Cora, Luci. Da. Ia uite. De ce, Serghei? Ha? Serghei, poftă. Serghei? Pagă ei. O să te ajertau eu. Uitați, avem pe cineva care scrie așa, domnul Columbeanu. Eu am luat țeapă de 200.000 de euro în pandemie și au fugit toți prietenii. Am primit ajutor de la cine nu mă așteptam. Exact. Și la fel. Exact ca și domnul Columbeanu.
100% adevărat. 100% bravo. Adevărat, da. Corect. Și dânsul la fel a primit. Așa se întâmplă în viață. Bani numai de la persoane care străine, care nu a avut niciodată tangențe cu domnul Columbeanu. Stai, Columbeanu, mă, să stai, ce vrei? Vrei să mai tai, nu mai tai? Ce talent de ospătare, uitați, primați-l pe... Te recu de prostură. Nu poți să tai, mă. Vezi că, uite, ce-i căutaiul la emisiunea asta? L-a luat lumea pe... Ia, iar pe ia. Mine. Da. E prost, adică. Vrei întrebări de cultură generală? Da, ia, da, să moară până, mama. Da. Asta l-am pus, l-am băgat în istorie. Băi, el nu știa cine a luat. Bă, dar unde sunt întrebările astea? Că nu el nu știa cine că eu de să moară mama, asta nene. Asta e momentul potrivit să-l torn pe Luci, tata. Luci o jigodie. Da. Toarnă la Adi. Care a bătut patru copii în weekend? Nu vorbim. Da. Aru maioul după el și tricoul. Luci este a băut trei zile la rând. Are un service auto, a dat țepe la toți, ce să mai zic de lui? Băi, și Cristi! Și e copilul lui Serghei Mizil. Na, Lucică, dacă mai dai mesaje, te fac... Prost ești, bă, să moară, mă. Ce prieten cu Mare Surcu, care e bucuros că a dat Inter Milan în gol. Ce a dat? Inter Milan în gol. Nu știi tu, Inter Milan din Germania. Inter Milan, da, de la Paris. La Paris, la Frankfurt. Dacă îmi zici un jucător de la Inter Milan, mai dau eu 3 sticle de mine seara. Și biletul? Tot așa, mă, din vorba, mă dai o prodeală. Aproape. Zi-mi un jucător de la Inter Milan, nașule. Nu știu, mă, că nu cunoști cu fotbalul. Scrie Lucică, Cristi Chivu, corect. L-a dat unde? Lucică, dar de ce ai luat permisul cu 16 puncte? Spune-le nume, dacă tot ești. Lucică, de la noi din Tunare, a luat permisul cu 16 puncte. Și unde e permisul? E la el. La Cică. A picat, băi, frate. N-ai cum să-i piși 16 puncte. Se lumea propune domnului Columbeanu să-și facă TikTok. A, nu, niciodată. Nu, frate. Nu e cazul. Părerea mea, nu știu. Mă, dar... Păi domnul... și ce ar vrea să intre domnul... Dar să domnul Columbeanu... Nu, stai mă puțin, nu. Da, întreabă, l-ai întrebat pe el dacă ar vrea? Și l-ai vedea pe domnul Columbeanu? Țap, l-ai vedea pe el? Pe domnul Columbeanu? Țap, intrați acum, hai, dar avioane, nu vreau, pe vreau pe un elicopter, tine. leu, dați leu. Nu vreau să... A, mă, frate, ce ați nebunii, nu-l văd eu, dar nu e genul, da, corect, nu mă, dar nu e genul. Dar nu trebuie neapărat să ceară, poate pur și simplu să răspundă la întrebări și cine vrea îi donează de la sine. Păi, dar nu cred că acolo trebuie să fie. Nu am înțeles. Să spui că Serghei... 1-1 Galata, bravo, bă, băieți, vă iubesc. Cine a zis prostia asta? Adiță? Da. Păi ce am zis eu, mă? Bă, prost ești, bă, să moară, mă. Ce am zis eu? Uite, cineva îl întreabă pe domnul Columbeanu dacă îl știe pe Viorel din apărători. El. Bă, cred că e lăutat, nu? Cred că Viorel din apărător, nu? Sau greșesc? S-ai interlupt, ce? Nu știu, să mă urmă. Universul de referință. Avem un deja vu. El se bagă în continuare, dar nu le-a lumea. Nu vorba de Viorel Bucur? Nu, din apărător. Dar nu le-a lumea, nu taci, domnule, nu le-a lumea. Ba da, îl ia lumea, n-am citit eu, ca să-l oprotesc. Bate Bayer, mă, stați liniștiți. Bayer bate seara asta. Ce mă, eu sunt pe pariuri pe asta? Bate, frate, stai liniștit, Mădăline, bate. Adiță e la fel ca și capră, nivel superior. Da, frumos. Bravo, da. Bravo. Ciprian a scris. Ciprian e super, bravo, nu ca ești gura. Ciprian n-a donat nimic? Nu. A, mă, aici... Hai, Ciprian, te-ai încăcat. 202 de euro, hai. Ciprian, ești băiat, bravo, te pup. Vezi, mă, lumea. Pe ce vrei, mă, Bibi, ce vrei? Mă iau după nașul care reclamă la pariuri. Dar nu știu, ne scrie lumea că Leo este pe drum și vine spre Germănești cu sora sa, că vine aici la emisiune. Hai mă, vrăjeală, mă! Nu spun ce scrie da, lumea. Da, dumne, da! Da, și tu că, frumosule, nu mai da se dai, nu mai inverse dai. Păi ești... dacă așa scrie lumea! Așa a zis pe YouTube azi, am văzut și eu. Crezi că le visez eu și le zic acum? Uite, să ne trăiască Adiță, zice ceva. Normal, te pup. Cred că el e pe cont fals. Dar fii atent ce spune Luci. Minte, tăticule, am zis... Că îl faci praf. Luci, al tău. Spate, domnule. Ci că uite, cineva vă întreabă mai în glumă, domnul Columbeanu, ci că nu cumva ați uitat vreun cont pe care îl aveți? Nu. Nu. Eu cred că da. Nu, nu am niciun cont. Sănătate multă, vă transmit în lumea.
Lumea îi spune, Serghii spune lui Adiță să tacă din gură. Da, Palea, nu citești. Așa. Adiță, mare caracter, Adiță cel mai frumos, cel mai tare. Palea, nu citești. Eu sunt Adiță, uite, na. Florine, eu sunt Adiță. Ea, lumea, că ești bine. Răzvan, Petrovan, Adiță, mare caracter. Palea, nu citești, mă, că nu mai citești, mă, eu nimic atât. Uite, Petrovan, te pup, frate, uite, mai e unul aici pe care îl iubesc. Da, mâine, adio, Canal D, Adiță. Da. Florin, deci, pe ce am făcut, mă, mâncat, că nu m-am dezbrăcat, n-am făcut nimic altceva. Dacă m-ați cunoaște voi cum sunt eu așa. Gata, am ieșit de pe comentarii, gata. Micuțul de e, că m-ați cunoaște voi. Cum? Dar tu n-auzi și Adiță, tata, că nu n-auzi nimic. Eu la de la anul ăsta. Ce s-a avut de mare 70 de ani. Uite, ce mașină a fost pe sufletul domnului Columbeanu? Rolls Royce Phantom. Ce v-a plăcut cel mai mult la ea? Ce? Fantoma. Scrie Irinel. Păi ea? Da. Eu știu. Pe praguri. Pe praguri. Și pe volan. Și tu mi-ai spus tu dacă și pe te volan. Te zice ceva, în Germania milionarii vin la azil. Așa e. Da, așa este, așa se poartă, da. La noi, da. În România e puțin, da. E concepție greșită. Ni se pare azil. Că dacă ajunge la azil, da. Ne-a părăsit familia, am rămas singur. Nu e chiar așa. Mulți din afară cer chestia asta, să ajungă la azil, pentru că acolo sunt îngrijiți. Da, nu, domnul, da, 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 toată atenția. Sigur că da, sigur că da. Adică mi se pare un lucru... Afară, după 70 de ani, se gândesc să se ducă la ești un îngrijit, azil. Ești îngrijit, ești spălat, ești, mănânci, ai 3 deci mese. Deci când am avut toate problemele care am avut cu bătrânii noștri și cu asta, până la urmă tot la azil, că m-a apelat și Inercu, cu taicăsul ăsta la azil, pentru că ai corect, da. Asta medicală, asta, asta, corect. Ce fac eu cu asistență acasă? Non-stop. Sigur, sigur. Spunea domnul Casian în emisiunea mea că tatăl domnului Columbeanu a suferit un atac de... A avut un preinfarct la ora 3 noaptea. Probabil dacă era singur în casă... A, se ducea și la 3 și un sfert deja, deci echipa de noapte imediat a observat și la 3 și un sfert a fost salvarea. Deci l-a resuscitat și și-a revenit. Asta înseamnă un deci azil, într-un da. Sfert de oră a fost salvarea, l-a resuscitat și-a revenit. Și din cauza lui domnul Casian, nu urmă noaptea. Dacă vă spun ce rămâne muți, câinii, ai zis cum lată după salvare, mâncați așa, cum fac? Ia cum fac câinii, ia. Cum fac câinii? Da. Ia cum? Și când vine aici salvarea, mai fă, toți câinii în casă, și zic, mă, ne-a luat. Dar zic, cum fac? Excită, cum fac ea? Zic, cum da, Adiță, măi, chiar nu stai seama. Ba da, domne, știu. Auuu, el dracu, Adiță. Auuu. Dar nu fac așa, ce? Să nervi că nu se poate manifesta. Nu pot, dar nu fac așa, zic, cum fac? Sunt cu minte. Marius, tu ești viața mea, știi că nu pot. Lucică, ai dat mesaj, ai început cu d-alea. Stai așa, că mai zic. Și mie niște dovezi aici, că minți. Ai plecat la nuntă cu nevasta Lucică și ai ajuns singur la 3 dimineața, erai singur, la 3 după amiază erai singur. Ai rupt maio, ai rupt cămaș. Foarte frumoasă. Nu vreau să vorbesc. Nevasta mea le pune. Dacă puteți, domnul Casian, să-i pune și la pachet, domnule da, Serghei, chiar așa pachet, îl spune când spune că îi place. Cu duci întors. Sunt pe becali să-l ajute. Păi am înțeles că ai... Că... Nu, nu, vă rog eu, nu. E un subiect sensibil și o rezolvăm și acolo. Da, nu, am înțeles că așa și că... Să rezolv. Deci mai zice, banii sunt niște hârtii, nu ați pierdut nimic. Bravo, 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 cine a zis așa, bravo. Eu rămân, cu asta am rămas așa, pentru că eu față de Gigi, mai ți-am ce minte, un Ghiuri, faze ca și. Da, cum să nu? Care a murit la mine în casă, de drojdie și asta, nu spune chestia asta. Deci la mine restaurant era Ghiuri, faze ca și cu un alu Tasu, când îmi primeau ăștia nicări. Și Gigi a venit și a zis, cine? De-abia îl știa pe ăla. Dar noi știm bine de tot, să înțelegi? Iuri, față ca și canțelegul meu, a fost unui Tasu, unui demitarii burghezie roșii. Și a dat telefon acolo și a dat și 10.000 de euro și a să-l îngroape pe Tasu și pe alea. Mă mir că Gigi un băiat extraordinar, fără caternică, aici nu pot să scot un mânt. Da. Și când am apelat pentru doamna Zina, imediat nu există. Cu răbdare o să vedeți. Cum zicea și bani, deci, Ilie Clopa, răbdare, răbdare, răbdare. Pentru domnul Casian, dacă mama domnului Radu Berceanu a fost tot la domnul Casian la azil. Da. Da. Așa este, a fost. Da? Da, da. Frumos. Da. Până în ultima clipă a dânsei? A stat o perioadă scurtă de timp pentru că a avut probleme medicale foarte grave și a internat-o în spital după aceea. Dar a stat o perioadă, în câteva luni, parcă. Deci lumea este informată. Dar nu întreabă lumea dacă domnul Adiță va sta și el aici.
Să dea Dumnezeu să ajung la vârsta, da, față are, la vârsta necesară. Da, mă, da, chichi, da, chichi. Trebuie să fiu blând. Nici că e goblan retard. Trebuie să fiu blând, trebuie să fiu, să ascult, să pun și o întrebare decentă. Ia pune-ți mie asta, Dumnezeu, o întrebare decentă. Vă rog eu frumos, dacă răspunde... O întrebare decentă, o să pun întrebarea. Dar te rog să o răspunzi, Nașule. Da. Este întrebarea. Lui, nu, mie. Nu, ți-e pusă de nașa mea, de doamna Cora, care da. E superbă, mama mea. Ta, nu și spune așa, ascultă-mă. Da. Spune așa. Dacă mă las să pun și o întrebare, să te rog, că n-am vorbit deloc, că n-am voie. În fine, te rog, întreabă-l așa pe naștul. Îi este frică de mine? Semnat Cora. Nu. A, mamă, ce tupeu are. Întreabă-o fița. Doamne, ce tupeu are. Mi-e frică de ea? Nu, domnule, nu. Mamă, și de ce îmi faci cu ochiul? Ce faci? În fine, dragilor, să nu uităm. Dar tu mă ții minte pe Cora, mă? Ascultă-mă. Cum să nu? Cum să nu? Sergei. Am văzut colegă și cu Puiu și cu voi, cu toți ăștia. Voi toți milionari, Cora mea și spatele meu. Dacă vedea să bușcă. Zi, domne! Nu, vreau să nu uităm de ce am venit aici, de ce n-am strâns toți în brigada asta. Cine dorește, repetăm. Da. Cine dorește să ajute pe Irinel în situația asta, aveți contul pe... YouTube, @SergeiMizil. A dat ceva, ceva, nu putem vedea, nu vedem, mă. Nu e contul nostru, tata, n-am avut. Eu pot să mă uit în telefon, dar e telefonul la... Acum nu, că ar fi japcă, nu? Da. Ce? Cum? Nu, e ok. Bun. Serghei, Spania, multă sănătate. Somelier pentru Serghei. Trebuie angajat la azil. Bun. Eu? Nu, pentru tine când da. O să vii aici, trebuie un somelier. Somelier, da. Obraznic. Lumea ne stresează cu ce crezi? Mi-e frig? Nu ție, domne. Lui? Ți-e frig? Mi-e un frig. Ce este? Ia, eu, haină, da? Păi stai că mă duc eu să aduc o haină. Da, să aduc eu. Întrebați-l pe Serghei ce crede de situația de la arenele BNR și de Isărescu. Ilie Năstase a spus că se va lupta cu BNR-ul până o să ia arenele BNR înapoi, păcat de singurul turneu de tenis. Cu Ilie Năstase până la finalul vieții mele, este unul ce, nu ce, este cel mai mare jucător al României. Isărescu este, nu pot să spun așa, că a fost și adjunctul lui Socrămiu, ca să nu mă audă așa, când Socrămiu era spion. Stai mă să știi lumea. Păi să știe. Înțelegi? Pe când Ilie Năstase este, a fost numărul unu în lume. Noi nu știm să-l apreciem prea mult pe Ilie Năstase. Nu ne dăm seama cine a fost Ilie Năstase pentru România. Îl iubesc francezii mai mult de 10.000 de ori decât îl iubim noi. Noi îl luăm la mișto. Păi nu, dar așa e. Păi ești cretin, pe acolo e zeu, mă. Păi Ilie Năstase e zeu, mă, pe el în continuu, mă. Ca așa suntem noi românii. Am văzut niște derbedești de vagabonzi de la niște sindicate. Lasă-mă să vorbesc camar. Dar vorbești și eu. Păi vorbești de tu și vorbesc eu. Nu, tu primul. Bine, eu primul. Care spuneau... Niște derbedei la o emisiune, pot să le dau numele, dar îmi iau procese, îmi spunea cum poate să-l îmbrace pe Ilie Năstase în general. Pe băi, Ilie Năstase e în general și dacă merge afară, cade Franța. Tu când mergi afară, te morți pe partidul tău de 3 lei. Unul care un partid, un fost, că nu pot să mă deranjez, că nu-i spun cum îl cheamă, care a fost el sindicalist la așa și spune da în continuu, da? Și are un partid care se numește Partidul Slobos al României. Nu are niciun, nici măsa nu-l votează. Da, corect. Pe cine? Vorbește să ia... Ilie Năstase e brand național, ați nebunit. Bă! E brand național. Vă mă zic acum... Noi nu ne dăm seama ce jucător a fost... Bă, eu am fost cu el... Ilie Năstase, nu am, nu o să... Ăsta știe, eu cu el de copil am fost... Vrei să sparg asta să-i zic... Ia sparge-o, mă, și mănânc-o. Da, domnule, Ilie Năstase a venit cu sora... lui aici. Ce-a venit cu aici? Și da, a fost la noi în și capră, frate, sunt unul. Luni de... a, da, și Costică. Ora bună. Da. Da. A stat la noi un an și ceva. Toți își permis să zică de Ilie Năstase, toți ne-a venit și a zis, dom'le, să ia uniforma și asta. Băi, Ilie Năstase, dacă vezi cu el la Paris, să închină lumea, mă, mâncați așa cu ăla. Și aici toată lumea a făcut, l-a pus jos derbedeia cu ăia ca să facă rating, că miliția își face, poliția își face
meseria. Pe poliția cu toți drogații și coți. Ce meserie își fac, mă, chiar mă apucă nervii, mă. Și iar bătaia ăștia. Ia, mă, ia uite-te, mea, te-am o îndrezare a la conda. Nu ne uităm acum. Dar vreau acum. Nu putem, gata. Domnule, nu atunci plec din emisiune. Da, pleacă. Nu mai părăsesc, îl mulțumesc, chinele, am plecat. Eu îți mulțumesc. Nu plec, domnule, că... Îți mulțumesc, gatiță, dă. Așa. Dic. Nu, cineva întreabă, lumea tot întreabă cât costă pe lună cazarea la aici la azil, dar bănuiesc, cum a spus și dumneavoastră, că este în funcție de persoană, de nevoi, de... De ce boală are? Sigur, explică, de în funcție de problemele de sănătate care le are. Dar ca să fac așa o paranteză, deci la un azil, persoanele vin din două motive. Mă refer la probleme de sănătate. Probleme psihice sau locomotorii. Deci cei care au probleme Alzheimer, AVC, Parkinson și așa mai departe, sau cei care nu mai pot merge. Dar în rest nu au nicio problemă. Scrie, scrie. Și atunci, în funcție de problemele de sănătate, costul este de la 4.500 de lei pe lună până la 8.000 de lei dacă doresc să stea singur în cameră și are și alte probleme de sănătate mai grave. Da. Bun. Bine, și cineva și scriu? Da, da. Mă rog, întreba și da, de toți ăștia? Acel subiect. Că, uite, bă, au pus emisiunea despre acel subiect un pic, mă rog, mai sensibil cu azilele groazei. Da. Și ce părere aveți dumneavoastră în calitate de... Da, 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 da. A fost foarte bine. Foarte bine a fost că au fost acele controle. Și la fel. Și ar fi bine ca acele controle să se repete. Pentru că știm cum e la noi, e un foc care se stinge repede și după o lună, două de zile, totul revine ca înainte. Și la noi au fost controle. Deci nu a scăpat. Toate. Nu, nu, nu există niciun cont. Da, da, nu a scăpat nimeni, cred. Dar s-am spus că... Nu am avut probleme la controle, da, și noi am primit câteva amenzi micuțe, că nu am avut probleme grave ca să... Ei nu pot să vină dacă nu dau amendă, că exact, n-au cum. Exact. Pus o întrebare, mă exact. Lași? Întreabă și e frumos. Domnul Casian, ce vă motivează să-l ajutați pe domnul Columbeanu? Cine scrie domnul? Un băiat, în primul băiat rând, Radu. Da. Bună întrebare. Are 30 de gagici care văd și scriu acum, în direct. Păi și lasă că vrem de pe. Da, deci în primul rând îl ajut că ne cunoaștem, îl ajut din suflet pentru că doresc să fiu alături de un om la necaz, când are o problemă în viață să fiu, exact cum a spus și Serghei mai devreme, domne, e bine să fii lângă om când are nevoie de tine. Deci am mai spus asta mai devreme, că este într-o perioadă mai critică a vieții și eu am vrut și vreau în continuare să fiu alături de dânsul când este greu. Nu sunt da. Genul de om care să dispară când o persoană este, nu este bine în viață, ci să fiu alături, să-i fie bine. El, și voi fi în continuare. Cunoscându-vă că a fost și cu tatăl lui aici și cu asta, adică aveți o relație, nu am uitat așa de da, 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 sigur că da, 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 ne-am cunoscut și după ce nu a mai fost tată, după ce a decedat exact. tatăl domnului Columbeanu, am mai ținut legătura. A stat aici o perioadă mare, nu? Da, 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 a stat. Am ținut legătura în continuare telefonic. Și când am auzit că dorește să vină la mine, imediat am spus, da, sigur că da, haide să vedem ce putem să facem pentru domnul Columbeanu să-i fie bine. Și atunci am găsit o soluție și de cazare și de mâncare și de tot ce... Să înțeleagă lumea că la început, cel puțin pe mine, cam 15-20 de zile, domnul Columbeanu... A stat... Da, nici nu a plătit, a stat da. Așa să se obișnuiască la noi. Da, 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 da. A stat să se obișnuiască la noi și eu să văd cam cum este dânsul, pentru că am tot auzit zvonuri că ar avea Alzheimer, că ar avea nu știu ce, nu știu. Și am stat foarte... Eu stau, de exemplu, eu zilnic, eu vin cu cafeaua, el vine cu ceaiul și stăm în grădină și dimineața ne bem, ne trimitem mesaje. Exact, și ne bem cafeaua împreună. El când se scoală dimineața îmi trimite bună dimineața și înainte de asta îmi trimite imnul, deci el la prima oră ascultă imnul României. Da, da, de ce? Ne trimite la toți video, da. Și după aceea spune bună dimineața și eu la fel ce face, haideți să ne vedem în grădină la o cafea, eu vin cu cafeaua, el cu ceaiul și așa începem ziua.
Ba da, știi că îți place România, dar știi că îți place imnul, nu? Da. Pentru că e patriot. Sigur, pentru că e patriot. Mai, Nașule, mai ții și tu emisiunea asta, mă, că ne doare și... Ce? Mai durează, a? Care, mă, avem ore. Gata, mai durează, a? Ore. Ore, a? La noi se cheie decât 11. Pe am întrebat, am întrebat. Ne vestea, mă. Câți avem? 8.000 aici pe... Mamă. În clipa asta. Mulțumim frumos la toți care... Nu știu, nu vedem în timpul ăsta, tata. Deci în această clipă avem da, în total sunt 10.000 de oameni care se uită. Acum. Adunat. Foarte frumos, mulțumim frumos, foarte dragilor, să vă dea Dumnezeu sănătate. Foarte urât. Și la aia care înjurați, și la aia care îmi dați calde, și la aia care sunteți neutri. Cineva, Sergei. Cineva te întreabă, Sergei, dacă socialismul va renaște. Deci, mă uităm... Am și o întrebare dacă mă duc la WC-ul ăsta, se aude? Că nu mai pot să mă... Nu, ți-l taie. Bă, când vreau să-l taie, bă, bă, dar nu ți-e rușine, măi, DVD-ule, bă. Pe ce televiziunea, bă, când sunt întrebări serioase, te duci să te piși, bă, nu ți-e rușine. Piște, bă, la WC-ul, să pișe în curte, Casiane. Vino, bă, lasă pișe în curte. Bă, nesimțitule, bă. Domnul Casian, eu așa sunt obișnuit. Mă duc afară. Cum să te piși în curte, mă, nesimțitul răiacu? Bă, DVD-ule. Să pui afară să mă încățești, mă. Deci... Deci mă uitam aseară la o emisiune foarte serioasă cu oameni chiar foarte, foarte serioși din politică. Niciodată nu mai poate să-și să apară chestia asta cu socialismul și cu capitalismul. Asta e chestia pusă. E un sistem care a căzut. Da. Da, bătucule. Da, mă, e zi. Păi sunt pe YouTube, lasă-mă, da. Hai. Citește lumea, nu citiți mesajele. Sunt multe mesaje, nu puteți să le știm pe toate. Hai, pa. Sunt 9.000 de oameni. Care scriu. În clipa asta. Trebuia să spună mesajul la telefon. Da. E, căcat. Problema e că nu se va poate întoarce, pentru că e o chestie care s-a terminat nu că au vrut ăștia, nu că a fost revoluție, nu că au vrut ăștia. A fost un sistem care a căzut în lume. Efectiv. Acum, dacă urmăriți ce mă întreabă acum, va fi o reîmpărțire ce se întâmplă acum în în Orientul apropiat și asta, cu China, cu el, cu ăștia, cu ăștia, da, cu ăștia, e o reîmpărțire, bineînțeles, cu Brixul, bravo, tata. E o reîmpărțire al puterii, gata, aia s-a terminat. Nu mai vine niciodată nici comunismul, nici alea. Vor veni altă formă de, eu știu, eu-s bătân, voi apucați ăștia mai tineri. Utopii. Ăla a fost utopie, dar acum ce este nu va fi utopie. Pentru că ei vor fi o reîmpărțire, cu Brixul și cu asta, o reîmpărțire al lumii, nu? Ce? Nu, gel, exact. Împărțirea puterii lumii. Împărțirea puterii al lumii, da, bineînțeles. Da, da. De la afară pe ăla. Ce ți-a adus? Mi-a furat apa, mi-a adus o telecomandă. Nu, cred că Irinel, cum ești? Ești ok? Ți-e frig, ți-e cald? Acum ți-e bine? Ți-e frig, domnule, să mai dai ceva? Ce face la mă ce vrea? Nu știu. Așa. Bun. De ce nu vorbește la mult domnul Columbeanu? Că nu-l întreabă lumea. Și că când trebuie ceva... Sunt o păstură, roagă oamenii. Ți-e frig, mă? Nu, nu, nu. Mai vrei ceva? Sunt învățat, cu greu. Mai vrei să bei, mai vrei water, clear? Nu, vreau să-mi aprind și o țigară. Dar cine te oprește? Bun. Nu știu la toaletă. Oprește-mă... Da, imediat. Gata. E oprită. Păi, tata, nu mai pierde timpul, du-te. Așa. Lasă-l, domne. Două secunde, că mai aveam niște... Du-te, domne, la picioare și lasă-mă la față. E galben la față, te uite-ți la vecea. Urâtă-i bătrânețea, nu? Tu bătrânețea, mă urâtă-ți cretit. Tot acolo mergi la toaletă sau? În pădure. Pe... Păi știu, dar ăsta văd că tot iasă, ăla se duce prin curte, pe aia. Mă, fiecare unde vrea acum. Ia spune, bă, adiță de la canal de... Da, nu ți-o știu să facem curte la oameni, bă, oameni civilizați. Au casă, bă, tâlharule, bă. Nu ți-o știu... Ce expune tatăl pe zile, dar chiar nu ți-e rușine, mă?
A dat și părți în direct, dar nu s-a auzit. Bătrânețe, uite, dar e al meu, e nașe meu, n-am ce să fac. Crede-ne că se aude pe direct, noi știi. A fost spus. Bun. Doamne, ce-mi face? Uite, nu trebuie să vină în seara asta, dar... Da, e, lumea le-a uite, continuat. Uite, întreabă cineva dacă Body l-a ajutat pe Irinela cu Madiță. Body? Cine? Alex Body. Nu, nu, nu știu. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Nu, chiar nu. Nu. Îl cunoști? Dacă nu. Vrea să-l ajute cu mare... Da, am auzit de el, nu, chiar nu aștept personal. Cred e un prietenul lui Bianca. Avem tot respectul, pe tine, domnul. Cred că e prietenul lui Bianca, Andrăbișanu. Da, 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 da. A fost. Nu, nu, nu. A fost. Ex. Cineva, uite, domnul Casian, cineva vă întreabă că cât îi dați domnului Serghei pentru reclamă? Un șpriț. Bun. Sunt prieteni, nu se prea problemă. Două secunde. Mai suntem în live acum? Da, da. De ce? Nu, nu e pauză. Dacă vrei să comentezi. Da, poți să vă rășesc pe pauză. Nu, ale, sunt întrebări pentru Serghei cu comunismul, cu Ceaușescu, cu toate astea. Ia uite, Andrei Atunciu, ești în live. Păi ce să facă Andrei? Cu donează și tu, că ai cașcaval. Uitați, domnul Columbeanu, dacă îl cunoașteți pe Silviu Petrescu din Mamaia. Unde e fric de ce avem. Poți să vorbesc? Îl zic de el? Da. L-a păcălit. Cred că a încercat, dar nu i-a reușit. Parțial a reușit. Parțial, neparțial l-a păcălit. Și vă spun live. Mi-a spus că vine să-l ia, să facă niște filmări. Și n-a mai venit. Neserios. Da. L-a păcălit total. Dar cu ce se ocupă? Bucătar, cică. Cooker, nu știu ce face. Face da. Din astea, dishes. Da, și vrea să facă ceva aici, vrea așa. Vrea să facă cu... Da, să facă cu dânsul și... O emisiune cu ceva. O emisiune, da. Dar, de fapt, emisiunea aia era făcută ca să facă vizualizări și să... A, am înțeles, să-și facă el așa, reclamă. Da. Da, exact. Cineva întreabă dacă Sorin Constantinescu s-a implicat în vreun fel. Nu. Probabil că nu știe dânsul, nu? Nu știu. Cineva vă întreba, domnul Columbeanu, dacă ați avut patima asta cu jocurile de noroc, cu păcănelele, cu... Niciodată. Niciodată. Nici pariurile sportive? Nici. Nu? Nu, zici întrebări pentru Adiță. Da, mă, zi-mă că nu. Lumea te întreabă ce părere ai despre Canal D. Cel mai tare post de televiziune, ce părere să am. E familia mea și am, sunt de 11, 12 ani acolo și acolo o să mor. E bine? Bun. Ce dorință ar avea domnul Columbeanu acum, una singură și care să fie îndeplinită? Domnul Iri. Da, să mai fac o emisiune cu... Denis Rifai. Oh, bun. Frumos. Frumos. 40 de întrebări, da. Dar cum a fost experiența noastră acolo? Că am văzut că doamna Denis v-a declarat ca fiind un invitat ostil atunci când ați fost. Merge și după Serghei, poate i s-a făcut rău la WC, mă, vă rog eu. Poate curge sânge din nas. Da. Ia uite cum a venit, mă, zici care trei vapoare în port. Domnul și care se pregătise el, domnul Adiță, dar vine pe partea asta, păi, că nu care e reporter, stasemea o canadiană, și spune, domne, am și eu niște întrebări, aveți carnetul minte, de n-am note, zis deloc. Să vezi carnetul de note, ce note să avem, bă, prostule? Ce a zis? Stai că n-am curcă. Mă întreba, domne, dacă îl întrebăm, domne, poți să vii cu carnetul de note? Nu, 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 nu eu, nu, nu, nu eu. Zi-mă cu carnetul, zi tu, zi serios. Cum ideea ta a fost? Nu, nu, jur, cu carnetul de note. Carnetul de note, da. Nu, serios. Acu' a fost ideea, că nu... Au, vorbiți, acu' a fost ideea. El la mine, e... Domnul, chestie foarte interesant. Da. Da, și dacă mă întrebați pe mine, carnetul de note, ce ofici, am oficiat de căcat. Dar vii și tu aici, că e emisiunea ta. Să-mi iau și eu vestea. Avea 10 care... pe linie, numai la matematică tatălui, numai la matematică a avut... Mă aud sau mă aud? Da, nu... domne, te auzi. Păi tata, ăsta știe, tata a fost la un moment dat mic învățământului. Eu am terminat cu 5 pe linie. Tatăl meu a fost hamal în portul Constanța. Hai, termine din ele. Tatăl meu a lucrat în fabrică și viața mea și-l iubește mai mult. Nu începe ca Iliescu cu aia, că am fost din muncitori în alea.
Stai că tu a fost la guvern de la Gheorghe Udeș până la ultimul ăsta. Vrei să mă spagă la mecanică fină și sunt cel mai fericit copil. Hai, să nu le dăm acum. Și tata, hai, și parcă, și tata spărgea nuci cu curul. Ce dracu? Hai să o lăsăm așa. Bă, carnetul meu de nu te vezi, vezi? Tata, la un moment dat, a fost numit învățământul și am avut... Nu, stai puțin. Ia, că era tablul în școală. Când era membru comitet așa, era... Nu vreau să mă văd, pentru că nu vreau aceste lucruri să rămână imprimate pe peliculă. Doar audio. Uite, mă întreabă cineva cu cine ții cu Steaua. Da, frate, uite, îți răspund. Cu cine ții, cu Steaua sau cu FCSB? Uite, pentru lumea, na, uite, mă. Cu cine ții? Cu cine ții? Tu. Tu. Eu țin cu Steaua e pentru mine, e FCSB. Deci fii atent, eu țin și cu FCSB și cu Steaua. Păi de ce? Îți explic fel. Exact. Sunt prieten de 1000 de ani cu Gigi Becali, care nu pot să știe, el a băgat bani, mulți bani. Este singurul care a băgat bani în fotbal, dacă te interesează chestia asta. Și cu Steaua țin pentru că sunt cu Lăcătuș, cu Bumbescu, cu aia care a fost toată viața, nu? Câte șpițele ai cu Bumbescu? Întreabă cineva. Eu? Eu nu beau. Tot. Eu studiam. De mic studiam. L-ai pictat pe Bumbescu? Da. Te-aș pictat pe tine. Știu, cu mărul în gură e răjeala ta, o știm tot. Cu o lămâie în gură. Cu o lămâie în gură, întins pe o masă, dezbrăcat, și cu două perni o știm toți, e veche. Da, păi ți-o spune nouă, ca să dea afară, da, pe zune. Oricum, în jurul ai tăi. Am 2-3 de-ai tăi de ăștia de sărăi pe mine, n-am văzut ceva. Ia, cine? Vreți, mă iubește-l meu. Cine? Albert Frumosul 204, Mioara Miss 6602, de ăștia, pe ce poate să mă știu? Pune-mă și mie un par, că mergem. Da, mă, mai durează, Anetă? De ce să mai dureze? Mai durează, nu? Dar ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? E frig. Ți-e frig? Păi uite, du-te lângă grătar, cred că mai ai aprins. Am mâncat cam filme. E o păturică. Da. Hai, niște întrebări pentru domnul Columbeanu. Păi, pentru dânsul am venit acum. Refine, și aici. Așa. Foarte frumos, da. Bun. Nu am înțeles care a fost... Nu, da, nu, cum, dacă m-am supărat că... Da, dumneavoastră, cum considerați că a fost experiența acolo, având în vedere că la final dânsa v-a declarat ca fiind ostil? Invitat ostil, a zis dânsa. A, mă schimbăm, că sunt colegii mei și nu-mi plac întrebările astea, vă rog eu. Și are dreptul să facă... Da, v-a plăcut acolo? Adică da. Cum a fost? Deci normal că i-a plăcut, ți-a și zis frumos. Canal de eu nu vorbim de ei, vă rog eu. Vezi că s-a pișat afară, s-a așa? Și n-a închis porta, porta deschisă, fraiere. Așa e? A deschis-o el acum. N-a închis-o tot, că spun eu acum cum văzut-o. Zice că ai deschis-o tot. Păi nu, că ai telecomandat la mine. Păi bineînțeles. Uite, cineva le întreabă pe Inel, pe domnul Columbeanu, dacă vă mai sună Irina, de când sunteți la azil, dacă a aflat, dacă știe situația dumneavoastră. Da, o știe de la mine. Și vă sună, vorbiți cu ea, discutați, da. Nu? Vă vede acum? V-a trimis mesaj? Se uite la dumneavoastră acum? Da, te vede pe tine. Nu mi-am permis să mă uit în telefon, nu mi-a trimis. Ai avut sute de alea că am văzut eu lângă tine. Dacă mergeau alea, așa în continuu. Dar nu de la Irina, nu? Nu de la Irina, dar se uita lumea la emisiune sau de unde? Da. Cine? Dă-ne nume. Ce faci, bă, înveți pe ăsta, mă, și nebun? La mișto, mă, zi. Îl înveți pe cineast? Ce, ia, ce zici că? Doi, cineva are o curiozitate despre Adiță. Ia. Câți metri pătrați de gres i-a pus în 12 ani la Canal D? Da, mă, da. Da, glumă. Ce să da, aplaudă. Ia să vezi, de ce te... Am văzut, sunt 2-3 de ăștia. Ce sunt? Ce? Păi moș, pe mine când mă ia toată lumea. Păi nu-i dă în caz de la ăștia. Bă, fii atent, ca să te învăț și mie că e televiziune. Că tu acum ești, și fac aia aplaudă. În casă. Ascultă-mă două secunde. Fii atent, dacă apar la o emisiune și îmi spune lumea, foarte bine ai făcut, stai mă, curăță-mă, pui femeia, ce dracu. Da, mă, zi, mă, ce vrei mă să auzi? Am pus, mă, trebuie să mă. Bravo, domne, ești deștept, ce gresia, bine zici. Să pui gresie, ce muncă frumoasă. Ascultă-mă puțin. Respect celor care ascultă-mă pun gresie. Ascultă-mă, Așile. Știi cine Așile? Ai văzut? Da, a jucat la Steaua 2 ani. Nu, fundaș intrat. Așile din Legenda Găstiților. Când era așa mare, când mergea și era un pitic. Răspunde-l ăla atât. Răspunde-l ăla la întrebare. Te deci, bă, nebunule, fii atent de aici. Dacă te enervești asta, mie niciodată mi-a plăcut. Ascultă-mă, dacă îmi spune unul, bă, ce bine ai zis, ce ai făcut, ce-i răspund? Deci, da, ce vrei să-i spun? Dacă îmi spune unul, luați-aș dinții, luați-aș familia, să-mi bag, da, luați-aș gresia. Nu mă, să-mi jur lumea, mă, nu îmi jură, mă, ce ai. Bă, te rog, scuză-mă. Dacă le scrii în privat, te iubesc toți, nu băia. Am mai pățit de-astea. Lasă-mi ce pot să-ți dau, mă, frumos, și mi-am pus gresia, am pus familia. Fii atent, Așil era un pitic mic
Și Jean-Marie mergea pe o insulă și l-a așteptat. Nu stai frig, mă, a venit în pantaloni scurți. Mă, ce să vorbești, mă, doi? Hai, mă, că m-a venit despre domnul Columbeanu. Fii atent! Dar nu, te duci departe. Ba da! Și în larg. Piticu l-a păcălit. Și aia să nu s-o murise, s-au murit Jean-Marie și aia nu murise, plângea toată sala. Și Jean-Marie cu cine a murit? A murit. Și cu cine a rămas? Cu cine s-a... Hai, mă, lasă-mă cu d-astea, următoarea întrebare. Frate, cu cine s-a Jean-Marie la pârți? Cu Jean Cocteau, scrie și apariți. Mă dai afară, din postul de unde lucrez. Dar ce spune, mă, că spune de bine? Unde am pus gresie mult, în toate băile, eu am pus gresie. Dar e la mișto, da, m-am pus, bă. Dar mi-e drag de imunul, le mamă, ce se supără ăștia. Dar nu m-am supărat, dar tu, genul tău, nu poți să înjuri, eu respect, tu poți să zic orice, ce... Dar pe mine mă enervează orice, te bărăi îmi pune. FCSB este frumos, gata, nu știu, uite, na. Ia lumea că te-ai... Eu te dau dracu. Ia, mă, puneți mie te bărăi de ochi, iată că mă doare în cur pe mine. Uite, lumea te... Da, lasă-ți. Bun, domnul Columbeanu, cineva vă întreba dacă aveați asigurare la casa de la Izvoran și dacă, de ce nu aveați? Uite, astea sunt întrebări corecte, bravo. Că nu am avut bani să plătesc. Vorbim avioane. Să uită vulpile alea. Și mâine. De ce, mă, că răspund bine? Da, da, eu în locul tău am zugrăvit tot canal de U. Zi, tată. A zis. Da, mai căutam nu mă comentează, nu mă irită, mă, dar n-am voie să comentez nimic. Nu, vă n-ați înțeles nimic. Nu pot, trebuie să fii cu minte. Bun. Domnule, ce rol are asta? Da, lumea se întreabă ce caut aici. Da. Ce caut eu aici? Nu, Adiță. Nu tu. Ăsta altul eu. Adiță, te m-aș pe el să mă mut. Nu sunt supărăcios, bă, n-ați înțeles, dar nu pot să dau răspunsurile mele. Nu pot să dau răspunsuri pe care trebuie să le dau. S-a rușit, pleacă din emisiune. Dacă știi că emisiunea fumezi din clipa asta, dacă prăjește această emisiune, mă apuc chiar de fumat. Nu cred. Uite. Păi n-a părăsit. Sunt cu minte, n-am voie, ce vei să fac. Tu știi că sunt cu minte, tu știi mai bine. Te întreabă ceva ce vârstă are domnul Columbeanu. 66. 66. Uite-mă pe el, nu pe tine. Păi dai, știu mai repede. Pac, dau voleu. Ca la fotbal. Mai știi de bădiță pe ăla, dacă... Da, nu știi că scriu colegii de la servicii scriu pe ăla. Ce dă cu mâine, ce face al dracu, nene? Măi, tu habar n-ai ce pom. Trebuie să fii cu minte, gata. Hai, mă, ce s-a întâmplat? A fost foarte bine, cine? Uite, lumea vă zice că nu-l lăsați să vorbească. Pe cine? Pe domnul Columbeanu. Păi nu vorbește el, ia, întrebați ce vorbiți. Taci, mă, Dima. Deci au fost întrebări, a răspuns... Eu răspund în continuare. Asigurarea la casă. Păi, nu, n-am avut, deci n-am de o să știu. Cineva vă întreba dacă luați pastile, dacă aveți tratament. Iau Sortis și niște vitamine, dar nu mai țin minte care, ce nume au. Păi ce ți-e dă? Angajatele domnului Casian. Deci doctorii lui Casian s-au făcut din aia. Adică îți dă medicamente respective. Suntem întrebați din nou despre pensie, dacă putem să repetăm. Dacă există pensie și care este suma? Există pensie și suma este... 1900 de lei. 1976. Care nu acoperă cheltuiala aici, dacă vreți să-l ajutați, vă rog din suflet... Aveți contul domnului Casian, să-l ajutați. Sigur. Al nostru mai vorbește, ne. Te-au luat pe ea? E rău. Ai mei, e? Nu mă, lasă-mă cu ei, tăi, de aia. Mie nu. M-au luat cine nu trebuia să mă ia. Da. Ce l-a? Cine de asta, a? Dar cine? Simt numele. N-am o voie, n-am văzut că n-am voie să vorbesc, trebuie să dau din cap și de aia. Trustu? Ha? Trustu? Spune-ți așa. Ce bună, frumos. Hai, mă, că ce trebuie, să mi spune care rămâne în istoria analilor televiziunilor. Domnule, întrebare pentru domnul Columbeanu. Câte proprietăți mai deține domnul Columbeanu, întreabă lumea. Trebuie să gândească. Păi nu prea mai dețin. Nu.
Zi-ne-le mai tare, că vorbiți așa încet. Zi mai tare, nu dețin. Dați-mi-o slobos cu întrebarea voastră. Nu dețin proprietăți acum. Bun. Ce s-a întâmplat cu picturile din vile de pe pereți, Sabin Balașa? Era frescă, nu era pictura. Cine a întrebat, oricum spune greșit. Acum eu ca profesionist, acum vorbește. Da, erau fresce și au dispărut. Au ars-o, ce-au făcut? Au și ars. Dispărut, nu? Păi n-am cum să ia fresca de pe perete. Sau ce a dispărut de pe perete? Păi a ars casa, s-a dus da. Sub perete jos. Fresca nu, e... Dar i-a și luat ceva, o sculptură sau nu știu ce. Nu? Iri? Sculptura a fost... S-a scufundat, ca să zic așa, în piscină. Adică, cum spunea Băsescu, se scufundaseu. N-avem voie. Dar operele lui... care picta? Ana? A pictat și ea. Da. Tot fresce, da? Tot o frescă avea în living și... A ars și aceea. M-a simțit unul, a dat gol, Bayer. Bravo, tată. Uite, Harry Kane. Poftim, când vă spun că n-ar ce căuta în emisiune, nu credeți. E singur intrus în această emisiune. Stăm bine rău, mai avem un meci. Uite, Adiță, până unde ești dispus să mergi ca să-l ajuți pe domnul Columbeanu? Aha, să vedem acum. Până la mega imagine aici. Să ia trebuie să gândim bine. Nu e o întrebare corectă. Ca zi adevărul. Nu mai e întrebare corectă. Zi adevărul. Nu mă, nu, că nu. Binele se face în liniște. Domnule, poți să vă zic eu? Noi l-am ajutat, îl ajutăm în continuare. Stai că vă zic eu numele lui, pentru că nu e bine să spui ceva când faci un bine. Deci, datorită prezenței mei aici, față de Irinel și față de asta, e datorită lui Adiță, în care mi-a spus așa în ce situație și am invitat la acel restaurant unde am fost măscăriți o parte, o parte nu, înțelegi, în care în afară că se ocupă de el și să zbate și zi mă, deci cred că nu e rușinos asta, da, să da, ia da, și da, pensia, da. Să facă toate alea, adică... Eu și Liviu sau unde, nu? Da, așa doar, este, doi. Da. Am ei doi să zbat, de la început de la început, exact. Fără niciun avantaj, fără niciun interes. Da. Zero interes. Nu. Domnul Columbeanu deja este unchiul nostru, cât putem să-l ajutăm, îl ajutăm, când mai putem, mai putem. Suntem lângă el atât cât putem, asta. Nu ne dăm nici rotunzi, nici... Cât nu, putem să fim lângă el. Și dezinteresat că... Tu l-ai spus, zero dezinteresat. Interes. Eu vă garantez exact. Că Adiță, eu bag mâna în foc, că face dezinteresat și pe mine m-a mișcat lucrul ăsta care l-a făcut Adiță, fără niciun pic de caterincă. În primul rând că m-a sunat, că a zis, bă, eu eram matol, că eu recunosc. Poți să arăți și filmarea. Cât de matol eram. Nu am cum să arăt. Care trebuie să tot familiei mele să mă faci de căcat în continuu. Vrei să arăt aici? Păi nu mă pot să arăt. Arată-mă, doar în continuu. Arată-mă că nu-mi e rușine. Să mor eu. Să ai zi asta și pe aia. Zi, așa. Vrei să sare... Nu, domnule, eram foarte obosit pentru că citisem foarte mult în ziua respectivă și a dormit în mașină pentru că era foarte cald. Deci a venit la mine, mi-a spus, bă, sunt cu Inecoasa, a zis, băi, te rog eu frumos. Deci omul face dezinteresat amândoi și primul Casian, că el l-a luat, că e un să le ia ăștia doi, să le ia corect. La carne, un să le ia. Înțelegi? Și omul mi-a spus că se-ți bate pentru pensie, se-ți bate pentru alea, pentru alea, da, pentru da, alea. Da. Și un lucru foarte frumos da. Și un lucru deosebit în clipa care nu l-a cunoscut în viața lui, nu a avut relații, n-a avut de câștigat niciun nici el. Nu, am filmat cu domnul Columbeanu, m-am domnul... atăcea de dânsul. Da, domnule, sigur. Am vorbit eu. Vinte peste mine, intră. Și Casian, care au și venit la restaurant atunci, eu eram puțin obosit, n-am recunoscut multă lume. Era ziua ta. Nu era ziua mea, era ziua mea că eram matol. Cătălin Manolache e frumos, bravo, mi-a plăcut de asta. Nu pot să zic. Lumea întreabă dacă domnul Columbeanu îl cunoaște pe domnul Țințăreanu. Da, da, și chiar, scuzați-mă, ultima oară că mai vorbesc, chiar am organizat un șpriz toți. Vorbesc greșit, nașule? Am organizat un șpriz toți împreună și o să fie bine. Domnul Țânțăreanu ne așteaptă. Că vă spun eu sigur că eu am vorbit pentru treaba asta. Da. Se cunosc de mult, sunt știu prieteni eu, da, da. Și urmează un șpriț da, împreună, poate chiar o emisiune. La fiță cu alții data asta.
unde nu vreau să vorbesc eu. Bă, am vorbit tu ce ai vrut tu, ce vrei. Bă, da. Deci nu-i judecați pe Adiță Vărsa, fără Caterinca, un suflet extraordinar. Eu nu mă așteptam la acest om. Bă, vezi că toți ăștia oamenii mici au fost foarte sufletiști, mic la stat, în are la sfat, cum era aia. Adiță. Auzi, mă. Auzi. Da. Ci că vine, ci că nu pot să citesc asta. Da, citește, ci că vine leu în casă, nu? Sau ce? Da, da, trebuie să vină. Ci... Dar să cine e frică de leu? Nu știu, bun. Păi dau două telefoane. Păi stai puțin, vrei să-l liniști? Vrei să-l liniști? Nu, 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 e al nostru, nu, mă, glumește și ele, glumește, nu, e al nostru. Dar vrei să-l liniști pe leu? Nu, nu, că e al nostru, nu e. Îl aștept pe unul cu mă, care i-a dat niște bani și care nu-i mai dă. Nu, nu, Leo e al nostru, nu. Nu avem niciun conflict. Nu, Leo chiar e prietenul nostru. Noi glumește și prietenul nostru și prietenul. Mi-a scrie lumea, poate chiar glumește lumea. Bun, cineva l-a întrebat pe domnul Columbeanu dacă nu este inspirat să facă tot felul de, mă rog, speech-uri din astea motivaționale de business, cum e acum la modă prin America, având în vedere că a trecut prin aceste pierderi financiare. Nu cred că sunt capabil să fac astfel de speech. Da, o carte, ceva să scrie despre cum... Da, intenționez să scriu o carte. Chiar eu cred că mai repede un film. Folosind timpul pe care l-am la dispoziție aici și condițiile de liniște pe care le am aici. Chiar a avut o viață de film, așa. Nu? Mai repede, nu? Am unde la masă, am avut viață de film, că așa am născut. Că mulți ne înjură că asta a fost norocul nostru. Păi, că nu ne-am făcut-o noi. Că nu m-am spus eu lui tata să se nască. Da. Știi, băi, Adiță, fii atent. Eu m-am născut la 11 luni, înțelegi? Că nu ieșeam. Și, la 11 luni, ia? Da, mă. Și-o întrebam mama, ce e tata? Vezi că e la Comitet Central, nu ies. Ce e tata? Vezi că e așa mai sus, când a fost foarte sus, îți am ieșit și eu. Nu șmecher, tot de mic. Șmecher din... Și când a spus mamă prima oară, la ce vârstă? 7 ani. La 9 ani. Și ce ai spus prima oară? Bere. Mamă. Bere, bine. Beu. Beu, hau, beu. Nu ți-am spus că prietenii mei spun că eu n-am 70, am 80 ceva de ani. Că lui mama și lui tata le-a fost rușine să mă declare. Când m-am născut. Asta e o minciună. Ba, da, și spun de ce. Băi, nene, au fost femei care s-au rugat la icoana ta, au crezut că te ești sus și îți spui că n-ai cum să spui asta. Părinții tăi au fost mândri. Și dragilor, nu mai fiți supărați. Nu am voie să vorbesc. Stai puțin. Din respect, nu că sunt. Întreabă pe Ana Maria, cât de mulți a fost tata și mama? Pentru trust unde lucrez, n-am voie, înțelegeți. Nu poți fa Caterinca mea. Da-i vorba aia. Vreți Caterinca, ieșiți cu mine la șpiți. La mine motoul meu pe emisiune este Paule, Paule a venit. Deci eu când intram în casă, mama spunea, Paule, Paule a venit și mama spunea, ieși, ieși. O relație foarte reușită cu părinții mei. Și m-a ajutat foarte mult, mi-au dat... Acum o întrebare foarte emoționantă pentru nașul meu, pentru că emisiunea asta are nevoie și de emoție. Îți este dor de mama ta? Da. E singura care m-a măscărit și e singura care mă gândesc. O visezi pe mama ta? Da, când o să mor tu și la tine o să mă gândesc exact ca la mama. A, vezi. Un băiat mic care mi-a pus o întrebare foarte inteligentă. Da. Dar eu ce să mai zic, că sunt singurul om din istorie care și-a luat naș pe termen scurt. Cu ce am greșit să am naș pentru 3-4 ani? Dar aveam un surat. În primul rând că mi-ai luat naș de căcat. Că mi-ai spus, bă, te-aș lua, dar mai am 2-3-4 dacă vrei. Nu mai am un singur naș în afară de tine. Mai sunt 2-3. Nu, sunt 2 nași. Tu și știi cine e. Salam. Păi și tu nu ți-ai seama la nuntă câți nași erau? Păi sunt doi nași. Păi nu, urmează acum, sunt doi nași. Nu, e okay. El și Florin Salam. Păi dar astea sunt ce vrei. 3-1 Inter. Bravo, băi, Cristea Cosmin. I-a mâncat. Bravo, Cristea Cosmin. Da, mâncați așa. Da, bravo, Cristea Cosmin. Bravo, Laurențiu Filip. Mâncarea și gloria. I-am bătut, mă, gata, am luat banii. Mă iau la bătaie. Bravo, Moca Ion. Ascultă-mă, la Părvina Ceaușescu mă iau la bătaie cu unii. Și vine un milițian gras. Bravo, prost. Ascultă-mă. Ascult, a dat Intergol. Vine un milițian cu o mână prostă așa și spune așa: domnule, aș vrea să te arestez. Ce să-mi faci, mă? Eu mor de beat, înțelegi? Cu mașina la volan. Nu faceți ca mine. Exclus. Acum că vă ia așa. Și ce, te duc la Miniția Orizont. Și am spus eu, fiind pictor, n-ai cum să duci la Miniția Orizont. De ce? Pentru că Orizontul e un punct îndepărtat. Cu cât te apropie, se îndepărtează. Ce frumos. Mult a rămas. Asta înseamnă cultură, băi, frate. E cultură. Cât ce cum e var? Mă luați la mișto. Stai, mă, că mă... Lasă-mă pace, că saltă.
Gogoașe, te pup, frate, Gogoașe. Respect, Gogoașe. Cred că a venit Leo, tragă ăștia afară. A venit Leo și să trage. Să trage. Artifichii. Cum ar zice mama la țară, artifichii, mamă. Au deschis focul, au zis, bă, sunt doi comuniști bătâni aici, atacăm. Eu nu știu ce caut în emisiunea asta, sper să n-am probleme, dar te iubesc. Nici nu știu ce cauți, că tu ai aranjat. Am aranjat, nu credeam că e așa periculos. Ce? Vă pupăm, dragilor. Bă, ai brigadă mare, eu frate, frumos. Eu cu Mizil când vedeam. Da, da, tătăi cu Mizil la Fiță cu Adiță, eu vă promit. Fiță cu Adiță, împăcarea anului, refuzăm cu sărut. Cu sărut. Doamna tătăiu, ce a spus? Refuzăm la Fiță cu Adiță. A, mă, cine a zis așa ceva? N-are, mă, cum să zic. Toată lumea se uită. Păi de ce vă uitați, mă, 300-400.000 de... Dacă mă, nu că v-aș pula voastră de... Braga, de uite, mă, ne dă și lumea. Bravo, am văzut acum. Bag de... biletul ăsta lui... Mă las să vorbesc eu. 8K, îl bag și eu. Eu sunt moderatorul, tăi dreacu. Stai, mă, să bag și eu biletul ăsta lui 8K. Bagă 8K și 8K trăier, m-am uitat aseară la un post de televiziune. Era tatuiul care avea niște șalvar și un fel de... Am bine, da. Jalabadie pe ea. Care știa și cu... Știa și cu... Nașule, te rog, vreau să vă împăc, te rog. Vreau să vă împac, te rog. Cu cine? Cu doamna tatuiul, te rog. Mânca mai coiul. Și tu și tatuiul. Și versuri. Ce caut aici? Și eu ies. Și nu Irinel. Dragii mei, eu o să ies, că nu e, credeți-mă, nu, aș vrea să, dar nu. Nu e locul meu. Aveam o gelabadie, mă uitam, ea știa exact unde sunt ascunși ăia de la Hamas. Fă, ești nebună, unde ți-e știi tu? Bă, dar avea o gelabadie, niște pantaloni, cred că aveam, cu pantaloni aveam o puțin. Întrebare pentru domnul Irinel. Taci, domnule, vorbesc acum, domnul știe cu patru din ea, când umplam la Francoforte cu puțuchie, când se furau alea. Exact, puțuchie avea, mă, ce dracu. Luțu urmează 100%, e nașul meu, la copil. Luțu al nostru, da. Luțu la copil, ăsta e nașul meu de cununie cu Florin Salam. E impact, jur. Uite, impact, o întrebare pentru domnul Columbeanu. Cu ce sumă de bani de început ar reuși să intre din nou în afaceri? Pite, nu să știu cu ce sumă. Păi te întreb, zici tu o sumă, la mișto. 100.000 de euro. Și ce ai face? Mă sunt curios. I-aș investi în... În ce? E o chestie care o face guvernul, nu știu, în care investesc toți acum, ceva cu distribuția de energie electrică. Bun, la hidroelectrică. Da, mie că dăm cineva 100.000 de euro acum, aș fugi de acasă, mi-aș renega copii. Când m-am detrăit, o să... N-ajungi nici până la colț. Cu 200? Cât poți să fuți cu 200 de euro? Cât să fuți la 100.000? Cât poți să fuți, Aniță? Da. Lasă-mă, că uite, am băieții, mi-e dam, frate, joc copii, haga, mi-e. Lasă-mă, că am și eu brigada mea. Uite, asta e emisiunea ta, mă. Dar spune-ți să-ți vorb, când aveți emisiune, mă. Uite, mă, zice lumea că sunt fricos. Bă, nu sunt fricos. Ascultați-mă. Respect locul unde lucrez. Așa e frumos, frate. Eu respect și pe ăsta că e nașii mei, și pe nevastă mea, și pe mama aceea. Nu, mă, dar nu ți spun că sunt slab, că nu astăzi, că nu sunt eu cum sunt eu. Nu sunt. Ca și e frumos. Puțin, da. N-am voie, frate, și din respect nu pot să fiu măscărici azi, adică să fac... Stai puțin, să-mi fac talent. Măscărici? Da, nu, dacă îmi fac talent, îți place, că ție îți place că suntem noi amândoi, dar nu pot. Stai puțin, că ți-ai ce are legătură unde lucrezi tu cu ce facem noi acum? Da, dar nu pot, pentru că... Acum și în podcastul meu, mi-ai tu că pe mine că mă... Scuze-mă, în ce sunt? Podcast. A, corect, da. Scast. Eu când vin la tine și mă măscărești în toate felurile, eu pot să spun că mai mă inviți altă dată. Băi, nu am venit să mă măscăresc aici, da, nu am venit să dar tu ești independent, că ești mecher, mult adică, mai. Vrei să te fac de cap? M-a adus cu fraierul ăla. M-am început sifoneală. M-a adus cu fraierul acolo, nu. Că ți-a zis că nu vin, că mă fac de căcat. Da, vezi că ai început. Și vorbește la pe... Eu am zis că nu vin, hai. Că mă fac de căcat. Adița-i bă, n-am bă, mă, să mor, să-mi treaz ognă. Era bine să fi fost beat. Eu am zis că mă fac de căcat. M-ai chemat, m-am făcut de căcat pentru tine, că ești fiul meu. Te iubesc. Putem așa pe fiul meu. Hai de capul meu. Să trăiți. Zi, tată. Am numărul 103. Da. Nu mai bine. Salut, să vă dau. Nu mai bine, rău la nimeni. Salut. Mulțumesc, meu, te iubesc, domnule Irinel. Și eu pe dumneavoastră. Ia, am și o întrebare foarte interesantă pentru domnul. Sunt napoletan, da, iubesc Napoli, frate. Uite. Am și o întrebare foarte... Da. Așa, o întrebare. Dacă erai fată sau băiat când erai mic. Da. Domnule Serghei Mizil, da, în acest moment întreabă fanii, mai da. Pictați? Da, cu curul. Cu gă-o, cu fundul? Da.
Dar cu fundul mai faceți și altceva sau doar pictați? Întreabă tot un fan. Dom'le, fii atent că eu am o zicală care o știu din Monster Moș eu... și care spuneau toți... Mi-e frică ce nu sunt la tine, nu știi? Sunt la mine, că de-aia îmi tai imunizarea. Dom'le, România avea o vorbă. O știi pe aia? Da. Care? Omul în curtea lui își pune izmana în cui. Nu, nu, nu. Nu? O gaură în cur avem și după aia suntem stăpâni. Mai ales cu eu acum să moară mama, sunt bun. Uite, lumea îl întreabă pe domnul Columbeanu să ne povestească, sau mă rog, îi cere domnului Columbeanu să ne povestească cum petrecea pe vremuri la Vox Maris și dacă acolo a cunoscut-o pe numita Ana, bănuiesc că doamna... Lescu. Nu e voie. Nu acolo am cunoscut-o, la mare. Piscina hotelului fost Rex. La mare, zi. La mare. Știu. Știu fără să vreau, că nu mai interesa mâine. Și cum petrecează Vox Maris? Petrecează Vox Maris? Da. Dom'le, la Vox Maris, vă spune exact că el vrea să spună, această discotecă e al unui Nicușor Năstase, da. Un om extraordinar, care a fost... Nicul a ajutat toată în viața lui să plece afară și acest personaj, care eu țin enorm de mult la el, care și acum are la Vox Maris la Costinești. La Costinești, bravo tată, i-a plătit lui Nicu când l-a adus, când avea bani de operație, în fine, să țări peste astea, că a murit, n-a pus operația, i-a dat 50.000 de euro să aducă acasă și a făcut parastasul, i-a făcut absolut totul. Este una dintre, unii dintre oamenii care nu s-au dezis de Nicu. El și cu Copos. Că toată lumea înjură pe Copos că e chitră ca aia. Ei au pus banii să-l aducă pe Nicu acasă. Și acest personaj, eu nu o să-l lui toată viața și-l iubesc enorm, i-a făcut și parastas, a stat lângă Nicu până la... Și asta îmi plac oamenii care... Bă, am fost cu tine, m-a ajutat, în fine, nu contează că cunosc încă 10.000 de lepre care au fost în jurul Nicu Ceaușescu, îl știe și pe domnul, pe care s-au pușat pe el și au zis că nu mai există. Înțeleg? Și pe mine m-a ajutat. Da, Dumnezeu, da. Păi știi asta? Nicu. Păi știu că te ajută și pe tine. Vorbește tu, vorbesc eu. Vreau să închid și eu parosa de vin pentru o cică care a luat permisul după 2 ani. N-a luat permisul. Ba da, mă, uite, îmi scriu prietenii. O să-i lea, te minte. Lucică, te pupăm, mă, bravo. Deci Nicușor Năstase, indiferent ce spune lumea despre el, este un caracter și un băiat deosebit. Urmașul lui Nicolae Ceaușescu, domnul Nicolae Ceaușescu singur, care știe pe Brinchi care stă, și toată vara acum a stat la Vox Maris, ținut de Nicușor Năstase, fără absolut nimic. Deci un om extraordinar. Bă, un om care nu uită cât l-a ajutat ăla sau cum l-a ajutat, pentru mine sunt oameni de caracter. Nu ca alții de la masă mai mici de statură, care acum fac emisiuni cu tine și mâine te vând. Uite, mă, vezi și de-aia mă înjură lumea. Ce față! Al dracu! Scamatorul dracu! Dar abia aștept să oprească live-ul ăsta, că te iau rădă tot, Doamne! Dai, mă, pe live, mă! Pe asta ești mic! Pe lumea vrea să ne luăm pe live! N-are voie de la stăpânire. M-a întrebat cineva ce e, nu știu, beluga. Beluga e o vodcă foarte bună și o specie de delfin. E un pește de delfin, da. Bă, mă luați la de-astea. Și acum au făcut și un avion care se numește beluga. Uite, dar pentru mine doar vodcă, dacă... Uite, cineva a întrebat cu ce l-a ajutat Nicu pe domnul Columbeanu. Să răspundă domnul. Atunci când am fost dat afară de la IBNA Balotești, unde lucram ca inginer... Vorbește mai tare puțin, că se aude. Se aude? Da, zi, scuză-mă. M-am suit în mașină, m-am dus la Sibiu, unde știam că era prim secretar. Și i-am spus că am niște necazuri din partea unui domn care se numește Nicolae Constantin. Toamnă. Da, zi. Și a pus mâna pe telefon, a pus picioarele pe masă, își sugea degetul că avea acest Să n-audă un mic tip, da. Și a pus mâna pe telefon, era telefonul Teo, se chema. Teo. T
telefon operativ. De aici vine denumirea Teo. Unde, fără număr, dă-mi pe Ceaușescu, dă-mi pe Iliescu, dă-mi pe ăla, dă-mi pe ăla. Da. Ca să înțeleagă numele. Stai puțin, să fac o completare. Și... eu era să fiu dat afară de unde locuiam atunci, pe strada Grigore Mora, numărul 19. Cunosc. Și până la urmă, datorită intervenției domniei sale, nu am mai fost evacuat. Trebuia să mi se anuleze contractul de închiriere. Întâmplarea face că după Revoluție eu mergeam cu... acum o să mă lungesc un pic cu permisiunea noastră. Mergeam cu metrou și m-am întâlnit pe strada, pe vremea aceea se chema Brâncuței, acum se numește Uruguay, într-o tutungerie cu domnul Nicu Ceaușescu, care stătea acolo la rând și vrea să-și cumpere țigări. Eu m-am apropiat de dânsul și, neavând până atunci ocazia să îl văd, știam ce i se întâmplase, în fine, a apărut la televizor, m-am dus, l-am bătut pe umăr și i-am spus că vreau să-i mulțumesc. Mi s-a părut normal să-i mulțumesc. Dânsul, foarte speriat, așa s-a întors, nu știa cine sunt, probabil era încă șocat de ceea ce i se întâmplase. Și i-am întins mâna, mi-a strâns-o și i-am spus că îi mulțumesc. Asta a fost episodul. Foarte frumos. Și din partea ta și din partea lui. Da. În continuarea programului, domnul Serghei Mizin o să ne spună o poezie. Dom'le, când m-am dus la domnul Nicu Ceaușescu în birou, nestrângându-i mâna, când a vrut să îl bată un mare actor al României, nu mai intru în astea, așa că spun că nu știe, și discuți o sticlă de whisky, am băut un par, două, a venit, eram cu Viorel și cu Zabet, tu știi pe amândoi, și iese de afară că îl chemase la o ședință, prima oară când am plăcut și eu într-un comitet central, acolo la UTC, așa, și a zis, pleacă de aici. Ce faci, măi, ești nebun? Eu rămăsesem că era whisky, îl chemase la ședință. Și a zis că nu, că îmi fur stilou. Păi ce să fac cu stilou? Să-mi bag în nas, că n-am scris în viața mea, n-am semnat niciodată. Bă, nebunule, mi-a făcut cora după Revoluție semnătură, că dacă n-am să semnez, dacă toată viața am fost în cârcium și n-am muncit. Dar chiar acum ai o semnătură? Un Z, ca Zorro. Ia-te-o pe Ana. Ana are semnătură? Da, 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 ca și pe tine, de râs. Înțelegi? Și semnam și nu îmi dădea banii banca. A zis că nu sunt eu. Și m-a pus cora să fac niște așa. Și am un fel de... nu. Cel mai bun a fost ăla... Zic cum îl chemam la manistul ăla care vreau cu ăia, cu... Romeo Fantastic, care a zis, băi, Serghei, ne facem ștampilă cu semnătura. Corect. Fraiere și tădiță. Dar de ce mă jimnești, nașule, că nu mai suport emisiunea asta. Nu mai suport nicio această emisiune. Prea mult, hei, da. Întrebare pentru domnul Columbeanu. Da. Omul spune așa, îmi plăceau emisiunile de la B1. Ce simțeați atunci când mergeați la emisiunile de la Nașul? Aveați vreun interes sau doar vă simțeați bine? Eu mă simțeam bine, fiindcă în felul acesta soția mea urma să câștige niște bani. Pe zi, că tu ai băgat-o și ai împins-o mult în față. Știi că am avut multe șucăre cu ea pe toate posturile. Știi sau nu știi? Știi? Da. Că mă mai enervat aia când era la mare și era cu aia mică și spunea la aia, uite pești, uite pești, Marea Neagră. Păi ce vrei, bă, să facă o conservă, să iasă un calcan? Pești, Marea Neagră, ce poate să fie? Știu ce? Am luat foc, n-am halit-o pe aia. Vine la halit-o din cauza lui ăsta și din cauza lui căcatul la care venea și te amenința. Dar mă intrăm în asta. Da, mă schim. Păi eu m-am luat cu la bătaie din cauza ta, fără să știi. Nu, acum. La Diaconescu. Venise el cu poze cu alea, mă, du-te, Doamne, iartă-mă, că n-avem voie, că suntem cu Atiță, care e canal. Am făcut și o glumă cu delfinul, m-au luat pe sus. Nu e delfin, e cu sturioane, cu picrene. Păi lumea e potriva ta, mă. Da, mă, n-am văzut. Păi nu te hălesc, păi nu te... Păi uite la fața ta și la fața mea. Serghei, te-a luat lumea. Ia, ia-l, ia-l, păcăi. Te întreabă dacă mai pleci acasă sau rămâi aici, că te-ai adaptat. Da.
Adică la zi, în cameră cu domnul Irin. Dom'le, sunt chiar, întreau pe Ana. Se simte ca sunt, acasă. Sunt amenințat de familie și de prieteni că ajung aici. Zi, domne. Poți să faci un toast? Copilul meu, bă, da, când trec pe aici, tot spune, aici ajungi. Deci nu știu că eu sunt prieten, eu sunt prieten cu tata patronului. Dragilor, cu bune curele, mulțumim că vă uitați la noi. La da. Suntem la, pe zi. Ioan Casian azi? Sau Casa Znagov, nu? Ce anume? Cum ce se numește azilul? Fundația Sfântul Ioan, acasă, la Casa Znagov. Casa Znagov, da. Mulțumim că vă uitați la noi, domnul Irinel. Și avem, deci se poate uita se și pe internet, să găsesc www.cămin-bătrân.ro. Cămin-bătrân.ro. Să înțeleagă. Lumea îl întreabă pe domnul Columbeanu dacă era a luat bani de la B1 TV și dacă da, câți? Pentru nunta transmisă de live, bănuiesc. Îți dai seama că n-a fost gratis, bun, care, nu știu. Nu te că eram acționar cu 1%. A primit bani de la B1 TV la nivelul de 15.000 de dolari pe săptămână. Deci, într-un mod indirect, am luat bani. Pe firma Monica Columbeanu Media SRL. Da, mă, Monica a vrut să, să adică, eu am luat foc și când, de asta nu știu, mai ține minte, când era aia la poartă, la, când avea, era milionar, când avea aia, când i-a dat drumul și fugea ea și cu avocata Cadina Pistalu să vină să ia copilul. Nu te mă, cu harfele astea, ce am luat foc? Ce regiile astea de trei, mă? Pe cum să la fugă, să cine, ce suntem aici? Știi că am luat acea? Nu știu dacă, nu, mă, iubea. Eu eram pe balconul zilei. Da. Aia, uroase la fugă, a fost-o, gata, asta a fost. Uite, cineva zice, domnul Columbeanu este peste nivelul de cultură și de cență al tuturor celor de acolo. Adică noi ăștia de aici. Ce, mă iubesc, mă, pe ăștia, mă. O să mor în mama mele. Și eu care am scris 4 cărți și nu am publicat nimeni. Una din cărți, cum se numea, Adiță? Da, știu. Nu poți să te fute râs prima. Am prima. Adiță, mă, e carte, mă. Nu, mă, dar n-am voie. Pune și cu una, nepoate. Cineva vă întreabă dacă mai aveți mașină personală, domnul Columbeanu. Nu. 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 Cred că nici poate să conducă în situația asta. Nu mai îmi place să conduc. Da, nu mai băi, sunt de stare să conduc. Băi, dar astăzi aici nu dă bine ce e domnul Columbeanu. Ca să-l ajutăm, pentru că este momentan chiar are nevoie de ajutor, nu? Întreabă ceva, de ce este la azil, domnul Columbeanu? Pentru că nu mai are pe nimeni. Stai, că în primul rând. Ba da. Ba, e azil. Azil. Deci domnul Columbeanu are a... Da, de senior. Deci să mă să explicăm. Deci domnul Columbeanu, da, și m-am avut această emisiune, să încercăm să-l ajutăm și care vreți și care doriți să dați în contul lui domnul Casian, că există acolo, deci banii nu-i luăm noi. În contul fundației. Da, care, deci nu luăm niciun ban, tot vrem să-l ajutăm. Pentru că omul a avut o situație care a avut, nu contează ce a avut în viață și asta, a ajuns la un nivel în care... Eram singur și nu... Da, a rămas singur așa singur, și trebuie ajutat. Cine e doritor? Cine vrea? Cine sunt oameni sensibili? Cine sunt oameni de bine? Cine vor să facă un ajutor? Sunt deschiși la contul care îl avem la mine pe YouTube. Să doneze contul domnul Casianu orice sumă, nu contează că contul fundației. Da. Un leu, doi lei nu contează. Deci nu cerem dăm. Iar la banii aceștia au acces doar domnul Columbeanu și domnul Casian. Noi atât. Nu avem nicio treabă, noi doar noi luptăm și încercăm să ajutăm, atât. Nu avem nicio legătură cu nimic. Cineva vă întreba domnul Columbeanu ce ați făcut cu toate lucrurile strânse de o viață. De nu există nimic. Au ars foarte multe. Mă bag și eu în seamă. Da, au ars, deci nu mai am nimic. Ai văzut ce bun sunt? Bun. Ați avut firmă la Târgu Cărbunești? Da. Am înțeles. Și cu ce se ocupa? Când treabă să trăi Serghei. Dacă ați avut firmă, dacă ne puteți da, spune. Da, se chema... Construct Materia Columbeanu și după aceea i-am schimbat numele în SC Turbocim SRL. Bun, lumea aici vă întreabă și dacă ați făcut acte de caritate când erați în frumos. Puterea financiară. Da, bună. Bună întrebare, bravo. Bună întrebare. Da. Cine a pus-o? Cineva întreabă dacă... Primul act de caritate spuneți. Pe care l-am făcut a fost după nuntă
cu cadou de nuntă. Am fost și la Constanța și acolo am donat respectivii bani pentru o, pentru copilul unei doamne din Constanța. Foarte frumos. Dar spuneți, domnul Columbeanu, și terților, adică nu, că toată lumea crede că vă ați dat numai pentru doamne și pentru domnișoare. Ați zis de un copil. A, așa. Care, nu e singurul, care e un exemplu ăsta. Am dat un simplu exemplu. Păi, un simplu exemplu, sigur. Dar repet, binele se face niște, nu e frumos. Minim place. Am și o... Da, mă, Piticule, am și un prieten care vrea și el să angajeze șofer. Piticu, din Tunar, vrea să angajeze șofer. Care vrea să-l angajeze șofer? Vă rog, din suflet, facem și matrimoniale dacă e nevoie, suntem pregătiți de orice. Piticul din Tunari. Piticul din Tunari, un băiat extraordinar. Deschide Piticul, deschide șlopul din Tunari. Nu bea, nu fumează, da. Da, da, nu mă știu. Daniel, nu mă știu. Șungul din Tunari. Daniel, nu mă știu cum cheamă. Șlopul din Tunari, da. Și orbul din Tunari. Daniel, te angajăm în cașcurul lui? Ah, mi-a scăpat asta. Scuze, de canadei. Te angajăm matrimoniale, orice facem în direct aici. Vrea, și vrea să se angajeze și ca șofer și n-are nici nevastă, ca să înțeleg. Lumea vă întreabă dacă vă mai aduceți aminte de episodul acela de acum 12 ani când v-a oprit poliția pe autostradă și erați nervos. Și de ce anume erați nervos, dacă vă mai aduceți aminte? Nu, nu mai mi-aduc aminte. Bun. Adică, exact, stai, zic și eu ceva. Bă, acum m-a înjurat lumea. Gabi Bădălău, te iubesc, l-a ajutat pe domnul Bădălău, știi că se supără acum, mi-a scris, bă, sunt, mă uit la voi, sunteți Caterinca Mare, nu știu ce. Gabi, îți mulțumim pentru ce ai făcut pentru noi. Gabi Bădălău, te iubim, ca să știi. Deci eu l-am apărat. Te super, dar eu te iubesc și da, eu l-am apărat pe Gabi în toate emisiunile, fără să-l cunoști, fără nimic. Gabi, ți-ai familia mea că, și putece. Da, eu l-am apărat în șucările care au fost, fără să am niciun parti plin. Da, da. Găbiței al nostru, viața noastră. Uite, cineva întreabă pentru domnul Columbeanu dacă există posibilitatea pentru interviuri private contra cost. Adică să vă plătească să acordați interviuri. Vorbiți cu managerul, asta e managerul. Domnul Livius Ionescu este... Vorbește voi, mascatul. Să vorbească cu mine. Să vorbească cu mine, că nu știu cine sunt. Iubesc, bă. Vorbiți cu mine, luați familia, mă, futu-mă în cură. Vorbiți cu mine că rezolv eu totul, nene. Regine, ia și-mi la vedere că nu mai pot să moresc. Domnul Vali, obosit. Regine, ia și-mi la vedere că... Frumosule, ia și-mi la vedere că nu mai pot. Domnul Casian, dați și-mi aia că mă duc pe stradă. Păi stai, mă, că ți-l oprește. Nu am un gard aici, nu suport un vecin. Îți oprește? Nu suport un vecin, mă duc pe gard. Iar la șușa deschisă. Acest pentru care... interviuri, pentru absolut tot ce înseamnă interviuri, declarații, absolut tot, să discute cu mine. Păi dă undeva să te găsească, la pușcărie, unde te găsească. Pe telefon, pe Instagram, pe... Nu, pe Instagram, nu, dar mă, că te sună toată. Livius Ionescu pe Instagram și pe Facebook. Și pe Facebook. Bun. Mă caută. E nevoie să spun eu numărul dânsului? Nu, 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 că sună toată lumea, mai toată lumea. Sunt 10.000 de oameni și... Da. Ah, okay, în timpul ăsta real că asta adună. Cineva vă întreba dacă chiar v-a ajutat Romanița Iovan sau sunt doar minciuni. M-a ajutat, da. Bun. Bă, să știi că mi-e pare bine că te-a ajutat pentru că nu sunt deloc minciuni. Și e foarte bine că te-a ajutat. Da, în ce context, când anume? Că acum, de exemplu, nu te-a ajutat. Acum nu, dar păi, când poate asta întrebată persoana respectivă, dacă te-a ajutat acum. Acum nu. Acum nu. Când aveam dificultăți să plătesc chiria în Cosmopolis, da, m-a ajutat. Bun. E bun. Sigur. Sigur. Da, lumea tot întreabă despre, mă rog, acea ofertă, așa zisă, ofertă vehiculată, dacă doriți să le mai spuneți o dată, că sunt oameni care au venit acum și ne-au urmărit de la început. Ofertă? Da, de în America, să mergeți în America de către... A, da, nu a existat, această ofertă. Și nu a fost exprimată de cine a zis că... Am înțeles. Deci mi-e ciut de presă. Bun. Nu înțeleg cum au apărut. Bun, deci este fake news. Da. Bun, perfect. Două secunde ca să citesc și înainte, să nu...
te arzi la apă. Este, ai tu Ana de acolo? Da, imediat. La relațiile pe care le are, de ce nu se ridică din nou? Păi, nu vă scrie, vă știu. O întrebare foarte bună. Fiindcă relațiile astea au dispărut. S-au evaporat. Au dispărut, da. Are dreptate. Nu, am eu o singură vorbă aici care pot să răspund. Când ești, când ești ciocan, dai. Când ești nicovală, primești. Frumos. Da, chiar. Sunt curioasă. Domnul Irinel ar fi făcut un asemenea live să-l ajute pe domnul Serghei dacă era invers? Bineînțeles. Sunt convins că așa. Vrei să strănuți nașului? Am o religie. Uite, cineva îl întreabă pe domnul Columbeanu că a văzut acel videoclip pe TikTok cu vila de la Izvoran care a ars și a văzut că mai sunt acolo o grămadă de poze de familie și lucruri personale. Vă întreabă dacă dumneavoastră mai aveți acces să le puteți recupera de acolo. Nu, nu mai am acces. Deși cine a intrat și a făcut videoclipul, a intrat ilegal. A intrat ilegal. Așa am zis, așa am văzut și noi. Da, ilegal. Puteam să facem noi din, la fiță cu adiță, dar nu ne-am permis să intrăm acolo și nu o să ne permitem. I-a căzut. Vezi tu, te rog, ea. Bun. Uitați, o altă întrebare, domnule Columbeanu. Da. Cineva vă întreabă că dacă ați avea acum 10.000 de euro, ați putea face din ei 100.000? Cu un pic de noroc, da, ar trebui să, nu știu, probabil să cumpăr bitcoin sau ceva de genul acesta. Credeți că e viabil să cumpărați criptomonede? Nu. Nu cred că e viabil, cred că este un scam internațional, așa, destinat să dezgroape cine, să descopere cine are bani negri ascunși. Uh-huh. Asta e părerea mea. Deci o schemă piramidală până la urmă. Da, nu știu dacă piramidală, dar scopul ei este de a determina lumea să cumpere aceste, mă scuzați, nu am limbajul potrivit. La limbi eu mă pricep, la limbaj nu. Nu, da? La limbi mă pricep și deci am întâlnit pricep. La vârsta noastră am întâlnit priceput la limbi. La limbaj mai puțin. Atiță, nu mai de ca băut. Nu știu, te lăudai cu magiunul la minune. Da, domnule, avem. Pe unde? Am mierea aia dacă moară mama. Păi cu tine cum poți să te pe tine? A, mă citați cu de gay, că ne face interesant. Cum? Toată lumea întreabă de Monica. De ce nu vă susține? De ce nu vă sprijină? Păi să o întrebe pe Monica, nu pe mine. Vă mai întreabă dacă nu ați avut niciun obiect din aur. Dacă am avut la viața mea un obiect de aur? Da, am avut. Și mie să mure. În aud de lume. Am avut ceasul de aur. Rolex. Era Rolex prezident. Eu mai am, să nu audă lumea. Mai are și nașul, dar s-a amanetate. Am avut și un lanț de aur. Acasă apar cu Rolex-ul, mă, de mâine de aur. Trebuie să pot și un lanț. Ce s-a întâmplat cu ele? Am avut și niște monede de aur. Ce s-a întâmplat cu ele? Le-am vândut. Bine, am și o întrebare, mă, că stau cu tine în emisiune. Când am vorbit de foarte mulți ani și nu te-am văzut niciodată. Dar cum? Dracu s-a dus tot așa, cum ai dat tot așa, vându, s-a dus în pieta. Aveam nevoie de bani. Bun, și cum, dar cum să, stai mă, am și eu nevoie de bani, dar îl vând la un anumit preț, la o anumită chestie, Te-ai dus așa, adică ai fost, a venit o disperare să nu poți să plătești. Asta e întrebarea mea personală și care nu o înțeleg. Că bă, știi că foarte bine, tu mă știi foarte bine mie, am fost sus, am fost jos, am fost în canale, am fost traficat pe afară cu o parte din familie de aici, cu o parte cu am făcut toate, cu parte din familie intensivă și cu toate astea. Deci niciodată n-am ajuns acolo. M-am făcut-o în vertaie, am sărit, am în cap, în dinți, în alea, că am stat și în canale, am stat și în, când deschideam ușa la acasă, la în Germania,
Când eram la Hamburg, deschideam ușa la casă și când eram afară pe geam, că aveam 2 metri. Când mă căcam, aveam, stăteam așa când găteam, și mă căcam, că aveam așa bucătărie atâta, că m-au restat pe acolo și pe alea. Dar niciodată n-am căzut atât, e o întrebare personală și o chestie care nu înțeleg. Niciodată n-am căzut de jos, adică stai puțin, am plecat pe altă vieră, m-am dus, am făcut, am făcut un vertego asta, nu știu cum ai, ai crezut că ce, că scap dacă vinzi alea? Asta e o întrebare mea personală. Da, am crezut că până la urmă o să-mi revin. Că să revin, ha? Uite, asta a fost pentru mine, a fost că eu am fost și cu ei în sus și cu leprele și strada m-a ajutat foarte mult. Fără că mulțumesc nașului Serghei că m-a luat somnul. Da. Fără că te mică. Și eu am stat și m-am gândit. Adică eu am stat și m-am gândit în felul următor. Dar nu se poate. Nașule, vorbești o iei la așa frumos, zici că ești povestitor. La vale, la vale. Nu spui niște bani un stop, deoparte. Da, pui un stop. Stai mă, nu dau asta, nu fac asta. Hai mai să nu mai zic că și mă, te văd pe om, domne, ba da. Nu, eu nu înțeleg chestia. Asta e viața, asta e naca. Da, asta trebuie să fie o lecție de viață pentru toți, nașule. Asta, e simplu. Asta, este o lecție de viață pentru toți. Oricât de sus ai fi. E o lecție tristă de viață. Dar este o lecție de viață. Oricât de sus poți să fii, la fel de ușor poți să ajungi foarte jos. E simplu, frate. Păi ce obțineți cu care a murit toată lumea, l-am pușcat pe el. Păi asta e viața. Lecție de viață. Cineva zice aici și domnul Columbeanu, dacă ne puteți confirma, că dumneavoastră de fapt aveați datorii de 3 milioane de euro, iar banca le-a estimat la 15 milioane de euro. Hai mă, cașcurul. În cash goadele lui. Nu, a fost exact invers. Invers? Zi, vorbește. A fost, banca a executat niște terenuri la niște prețuri că cu totul altele decât prețul pieței. Subevaluate. Da. Dar chiar că tu aveai terenuri multe pe aici, pe acolo, pe la Izvoran, pe la alea. La Izvoran, da. Da. Și ce scoale? L-a executat banca. Tot. Banca grecească se numea atunci Egnatia Bank. Acum e o bancă americană. Îmi scapă numele, chiar nu mai știu cum se numește. Care a cumpărat creanțele. Acum ai vorbit foarte serios, nu fac Caterinca. Dar cum, băi, ți-am spus că tu știi foarte bine că mă știi și înainte, mai știu și după, mai știu și alea. Înțelegi? Eu am căzut din rai în cu tata arestat, cu tu n-ai avut, n-ai trecut prin ce am trecut eu, nu? Cu alea. Băi, eu m-am dus afară, mi-am făcut rovele mele, tot am avut un cheac, am mulțit-o, am dat acolo, am cumpărat aia, am făcut aia, adică am făcut o găinărie mică până mi-am revenit. Avem o întrebare, de ce nu s-a băgat în insolvență pentru a plăti o sumă lunară pe care și-o putea permite? Nu știu, nu m-a dus capul la chestia asta. Dar nu aveți oameni care să vă ajute, să vă explice? Nu. Financiar, din punctul ăsta de vedere? De... Nu. Deci asta e o lecție. Da. Și aici a fost o problemă, o greșeală. Da. Analiști financiari. Dar mă mir, adică și avocați. Da. Adică la n-am avut volumul de bani de... care s-a vehiculat, uh-huh. Nu? Automat puteai să ai și oameni. Serghei, uite ce îmi scrie un prieten bun. Îmi spune așa, domne, cât de diferiți sunt oamenii ăștia doi. Ascultă-mă puțin, te rog. Serghei Păner, pe nu știu ce, în jură, genul lui și Irinel atât de blând și de cuminte și ascultă tot. Și ca să înțelegeți, eu cu nervii mei n-am căzut, cât am căzut de jos, mi-am revenit, el blând și asta, uite unde e. Lumea zice că tu erai mai tânăr, de-aia ai putut să-ți revii. Cine? Tu. Păi să mai bătrân că el cu 6 ani. Că erai mai tânăr. Mai tânăr, aveai 60 și ceva de ani. Stai, cu cât ești tu mai bătrân ca el? Cu cât ești mai bătrân ca el? Cât sunt? Cu cât? Nu spune tu. Am 70 de cotone. Ți-am spus că cu 4 ani, nu cu 6. Și nu-mi dă o cifră? E corect, de la 2. De la 2. Două numere. La o adică ți le dau. Ai pus bărână și aici bărâșul. Prostule. Ți le dau eu astea două numere, dacă ce. Uite, cineva întreba că dacă nu sufereați acest AVC, credeți că reușea să vă ridicați, să ajungeți nu unde ați fost, dar cel puțin mai bine. Nu, AVC-ul n-a avut nicio legătură cu lufturile mele financiare. Da, uite, cineva întreabă că dacă banca le-a evaluat la un preț mic și după aia le-a vândut la suprapreț, nu aveți cum să acționați. Ce ți-am spus eu, regizore?
în instanță banca? Ți-am spus eu. E prea târziu acum. E prea târziu, nu? Adică ați cercetat această posibilitate? Da, am investigat. Vreau să mai spun și eu ceva. Dacă vorbiți cu domnul Irinel pe WhatsApp, o să vedeți punctul unde este punctul ei la locul lui, virgula la locul ei, semnul exclamării, cratima, deci vorbește impecabil în engleză, deci ca să nu înțelegi, ascultă-mă, domnul Irinel vorbește perfect în engleză, nu are ca să nu înțelegă lumea, nu are și probleme. Franceză, vezi că și în franceză, adică un om care chiar avea probleme. Că scuze asta. Da, și monaș, că mai făcut de râs în seara asta, nu trebuie să vină aici. Parle français? Ne connais-je mais je parle italien. Le Leon de Cleopatra. Le Leon de Cleopatra. Uite, cineva spune că a donat 2000 de lei. Bravo ție, Adrian, dacă așa e. Da, dom'le, dar cine spune? Respect. Să puțin că o să vedeți la sfârșit cine a donat. Matematician, de ce matematician? Știu să număr bani. Bun. Așa, mergem înainte. Haide, mă, frate, hai, mă, un chei mai durează, nu? Vrei să închidem ochii? Nu, nu, întreb și eu. Nu e nebunit, dar nu ești obișnuit cu live-urile astea, cu dinamic, cu alea, cu alea. Nu, dinamism, m-am... Canal de U. Dacă nu pleci în momentul ăsta acasă, mâine ești afară, da. Ha, mă, nu cred așa. Asta-s minciune tale, mă. Dai seama. Ce vrăjeală are, mă. Du-te, mă, de aici. Ăia cred că sunt bucuroși acum. A zis, fraierul ăsta, n-a fost nicio emisiune așa de tare până acum, mă. Am să limit de vizualizări. Uitați-vă, mă, și la fițe cu adiță și ăștia care mă jurați. Lasă-mă, uite, doamne, acum. Păi să vezi cât avem... Uitați-vă la fiță cu adiță. Fiță cu adiță. Poți să vezi cât avem pe YouTube acum? Fiță cu adiță. Uitați-vă. Ce, oameni? Cea mai tare emisiune. Cât au fost pe YouTube? Nu mă laud. Dar n-am oprit, domne. Nu, până acum, până la ora asta. Nu, am pe YouTube, pe WhatsApp. Deci, în momentul ăsta pe YouTube sunt 2300 de oameni. Nu, domne, în total. 8600. În total. Nu, la final. O să vezi la final. Deci aici sunt 8700 care se uită. Nu știu, am așa emoții, vine să plâng. Domne, plânge, Adiță, ce pauză? Unde te crezi? De publicitate, ce crezi? Nu e? Bun. Ai băgat reclama? Vrei să bag reclama? Da. Ce avem reclama? Hai, băgăm o reclamă. Și urmează ce? Revenim în 10 secunde. Adevărat, mă, cu reclamă, mă, aici. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce, bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut mică pe zbură. Oh, madam! Bă, că te-ai asortat pe prieteni, pun rom. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când i-au scos islandezii la baraj. Ce mi-ești de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Variază cu cap pe prieteni, pun rom. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce, bă? Chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut mică pe zbură. Oh, madam, bă, că te-ai asortat pe prieteni, pun rom. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când i-au scos islandezii la baraj. Ce mi-ești de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Variază cu cap pe prieteni. Un pahar de bun. Glen Morangi. Și vă urmăriți. Dragii mei, am revenit din nou. Alo, ne scrie toți prietenii noștri din copilărie. Ia. Că se uită pe... Spune! Nu. Atenție! Să-i îi dăm numele Călin Andrei. Dragilor! Băiatul Ștefan Andrei. Îi spune, a pus o parte și mă uit la voi. De se uită lumea, domnule. Și... Călin Andrei, da? Respect. Da. Mulțumim frumos. Deci ca să vedeți că scopul nostru a fost atins. Și oamenii din copilăria lor se uită la noi, da? Nu plânge! Ia! Ia! În copilăria noastră, jocul pe care îl iubeam era un pătus cu arcuri în care eu te futeam bang, bang. Ce pula mea, bang, bang. Ce pula calului. Așa de când ai jucat rolul ăla de pușcăriaș, tu ai venit cu niște ravuri de-astea proaste și nu-mi place. Uite, întrebare dimineața grea. Dimineața uite, întrebare grea. Ana, poți să pun întrebarea asta? Da. Serghei Mizil, în fața tuturor. Da. Recunoști că ești atras de bărbați? Ce? Da, bărbați mici. Da, dom'le, vorbesc eu în fața camerei. Bărbați mici, cu șapcă roșie, cu șapcă roșie, care sunt la linie televiziuni. Care sunt la ce? La linie de televiziuni. Să dragă mine așa. Și am crezut că ești nașul meu. Și o să te fugi pe tine și pe Luchiluc. Pe Lucian. Fii atent, recunosc că Lucian e al nostru. Îl băgăm la sandwich pe Lucian. Stai că-mi scrie, iar ai vorbit prost. Lucică, te iubim, băi. Ai bătut copiii lui Cică de 14 ani, nu e frumos. Domne, scoate-ți la valiera aia, te rog frumos. Nu, aia dă-n buzunar, că tot timpul nu știu ce-i faci. Ăsta mă se bășește. O ții, pierde semnalul, nu știu ce-i faci la aia. Dar nu mai găsesc. E bine, ai pierdut-o.
Așa, una a rost-o câinele, una ai pierdut-o. Bun, uitați, domnul Columbeanu, ce zice cineva. Că banii, dacă nu-i bei, îi ești cheltui. De asta este sus Serghei. O listă întreagă din tovarășul lui. Plângi că am venit să mori. Și datorită mie, mânjurilor mi-a dat degeaba. 4 inci. Ai 4 inci care mânjură în urmă. Eu am cheltuit cu plăcere. Cu plăcere, nu? Da. Da. Uitați, cineva spune așa, că cum a pierdut, ne-a zis, dar cum s-a îmbogățit, ne spune? Da. Te ars aici. Am contribuit la aducerea telefonilor mobile. Alcatel, zi, domne. Ah, bun. Ce vrem. În Nokia nu era nimic. Da. Înainte. Dar asta a fost primul. Nu era. Nu era. Pinu era. Pinu era, mă, ce era. Bă, nu era. Bă, fii atent. Cine și este? Lângă asta cine nu este, nu te curcă, corect. Nu, proverb arab. Cineva vă întreabă care a fost cea mai bună afacere pe care ați făcut-o dumneavoastră. Bun, bravo. Cine a fost asta? Aceasta a fost cea mai bună. Cu telefoanele, nu? Ce mai faci? Dacă avem câteva strivii, să vezi că se închide, să vezi că avem pale. Da, pentru cei care întreabă despre pensie și contribuții, să știți că am discutat, dați în urmă și urmă 1900 de lei pensia, ca să înțelegeți toți, mult prea puțin. Cine vrea să-l ajute pe Irinel, pentru că are o pensie așa și nu acoperă... Ăsta este motivul pentru care este pensia prea mică. Nu acoperă costurile aici, nefiind niște costuri exagerate, oricum patronul de la acest stabiliment îl ajută. Puteți să dați pe site-ul respectiv, să trimiteți bani, aveți la mine pe artificii, pe YouTube, aveți YouTube. Contul, deci nu luăm noi banii, nu ia nimeni, ia domnul Casian, care este patronul acest stabiliment, care intră direct în contul lui și al lui Irinel, poate să stea aici. Cine dorește să-l ajute, să-l ajute. Deja vreau să anunț că deja câteva persoane au făcut donații. Nu pot să cred. S-a făcut? Da, respect, vă iubim, băi. Zici, mi-e suflet, să vedea Dumnezeu sănătate. Fiecare cât a putut. Nu, așa, cam cât s-a strâns. Ca idee, de la 5 persoane. A dat 100 de lei, mă rog. Mulțumim, dragi, să vă dea Dumnezeu sănătate și înzecitul. Vreau să mulțumesc și numele domnului Columbeanu pentru toți cei care au donat. Respect, fraților. Cei care vor dona... Și cine poate să doneze, oricând pe TikTok să stege, la mine pe YouTube rămâne, cine vreți, aveți contul acolo, cine vreți să-l ajutați, oameni cu suflet, să-l ajutați pe Irinel și să-l ajutați pe domnul Casian, ca să poată să-l țină aici, normal, pentru că omul are niște costuri, niște astea, nu îl ține în cârcă. Și asta vă rugăm foarte mult să, cine cât poate, că nu e problemă, că oricum e un gest superb și un leu e un gest superb. E un gest care face și vă mulțumim la toți care ați dat până acum. Vă respectăm din suflet. Vă mulțumesc. Bravo. Revine întrebarea legată de donațiile pe care le-a făcut domnul Columbeanu în timpul vieții sale. A spus că a dat la un copil și... Da, la Constanța și la Cluj a mai fost o... Napoli câștigă. Donație cu ce prima șu, comunitatea niște persoane care locuiau în niște subsoluri. Nu știu dacă e cazul să spun numele lor. Da, și eu zic că un om care nu face o chestie de bine, dacă se laudă... Binele se face niște, credeți-mă. Cel mai urât e să te lauzi, să pui că ai dat, că ai nu știu cum. Nu. Dacă vrei să ajuți, ajută și exact. Doar tu. Nu îmi place exact. Asta cu... filmat când te duci și dai la un om pe stradă o sticlă de apă și nu, urât, jur. Dacă vrei să ajuți, ajută și știi doar tu. Altfel, ești degeaba. Și dacă ajutați de unde dați, de acolo va veni. 100%. Așa e. Bă, ascultați-mă bine. Așa este. Eu știe. Toată așa viața e. Am ajutat și am dat și mi-a dat Dumnezeu în continuare, fără să fac nimic. Așa este. Așa este. Pe cuvântul meu, doamne. Da. Și am ajutat absolut pe oricine și ca și acum. Am venit... Datorită lui Adiță și lui domnul mersi, soarele Lucas. Păi, dar mă, voi ați venit la mine. Ce, mă gândeam că ajunge aici, nu? Dar ești fericit că sunt lângă tine? Sunt urmată. Te-aș cere în căsătorie, da. Recunoști că... Da, te dau afară de la post. Recunoști că ai golul stomac și ochii are aboliți? E pe trend, da. Mă, ce cer căsătorie? Te puși la director la canal. Direct la canal. N-aș domnul Casian cu bani. Dacă îmi lași ceva. Și domnișoară de onoare, e lui Columbeanu.
Nașule, dacă îmi lași ceva pe dreapta, mă bag. Mai puteți repeta o dată de suma necesară pentru domnul Columbeanu, că lumea tot întreabă lunar. Ce sumă este necesar lunar. 7.000 de lei. De bine așa? Nu, 7.000 sunt 7.000 este suma totală, mă, ca să înțeleagă. Suma totală. 1.900 deja e. Nu, mă, ca să înțeleagă lumea, mai detaliat. Da, da, da. 1.900 de lei dânsul, această sumă deja dânsul o are. Noi ne luptăm pentru restul dânsului. Și restul. Da. Noi ne luptăm pentru restul, asta e ideea. Bine, eu doresc să vă pun o întrebare, că eu n-am înțeles. Dânsul are poprire pe pensie la bănci în momentul de față? Da, 600. Păi, și pe pensie? Da. Și bun, da. Și în păi n-aș putea asta. În condițiile actuale, adică nu se poate sista această poprire? Întreb de curiozitate, adică eu totuși... nu mă pricep, nu discut. Nu știu, cred că niște avocați ar trebui. Este minimum economie și ar trebui teoretic să nu... Că da, așa știu. Păi stai puțin că dacă ar fi peste, îi ți-a. Dar am înțeles că ai un anumită min, dacă ai ăla așa, nu poți să-ți ia din suma aia respectivă. Da, ce așa înțeleg știu eu. Așa am auzit și eu. Și a venit dânsul, a venit la, direct la casa de pensii cu oprire. Direct. Cu oprire? Da. Ea venind direct la casa de pensii. Și nu, dar, bine, dar, nu, dar nu este, adică oarecum chestia... Dom'le, ce scrie din Mexic. Adiță-i pe mână cu corată, te lase la azil aici. Nu, ăsta e ăla, iată-l că ăsta e ăla. Din Chiosea. Din America. Da, nu mă, din America. Îl lasă aici, la jur. Bun, lumea întreabă că de ce are pensia atât de mică și ați explicat că dumneavoastră n-ați fost angajat perioada cât ați avut firme și așa mai departe, să vă angajați cum ar veni. Să plătiți cotizații la stat, să aveți un salariu și așa mai departe. A fost 25 de ani angajat. Am fost angajat totuși. Stai puțin că tu lucrai și înainte, nu lucrai la BTT, la alea, la alea, da, da, la toate alea. Da, da, alea. Mersi, Andrei Păunescu. Interoghez eu. Deci tu ți-ai luat de când era la BTT, la pe vremea când eram noi burghezii rușii. Păi de ce? Tu ai fost angajat acolo, nu e ghid? Ba da, da. Păi și cum? Păi ce? Nu știu de ce nu s-au luat în cap. Ai trimis un avocat să vadă? Nu. Păi și atunci cum să-ți dea bani dacă n-ai trimis? Aului, nele, mă, de bărână. Băi, omule, înainte de revoluție, omul a lucrat, că eu știu că a lucrat. Nașule, Lucică îmi spune că în curând trebuie să închidem, că o să încep să strănuți de 10 ori. Am strănutat. Lucică, mai strănută, ai dreptate. Deci, încă o dată, repetăm, deci, indiferent cum a ajuns în situația asta, cu pensie, fără pensie, fără alea, fără alea, noi încercăm să îl ajutăm. Cine sunt... oameni de suflet ce vor să-l ajute. Și încă o dată mulțumim. Încă o dată, și mulțumim. Serios, și acum ai glumit, dar mulțumim. Da, domnule, suflet. Suflet. Sigur. Și încă o dată, pentru suflet. Casian e un suflet extraordinar. Da, mulțumim. În afară de cei doi care au venit, că în primul rând putea să vină la Casian să spună, uite mă, cu sărăcia ta de aici și pleacă și cu Serghei și cu ăștia. Deci omul foarte drăguț și omul nici că am auzit la televiziuni multe chestii că îl dă afară dacă nu dă banii ca asta și nicio m-am interesat. Asta vreau să vorbesc. Dumnezeu, am lăsat să vorbesc și eu acum. El a spus, iartă-mă, Nașule. Și asta vreau să spun, să dezmințim acum. Bata, am văzut 3 emisiuni la anumite televiziuni de căcat în care zic că dacă mare e 20 și îl dă afară, că dacă nu are bani îl dă afară. Asta vreau să spun oamenilor. Deci astea sunt minciuni. Deci omul a luat deocamdată îl ajută, și, dar nu poate să-l ajute la infinit pentru că are niște costuri și astea. Dacă puteți să ne ajutați ca acest personaj, cum îl considerați voi? Îl iubiți, nu-l iubiți? Milionar, nemilionar? Cum a fost sau cum n-a fost? Cu Monica, fără Monica, fără asta? Să poată să își ducă și el bătrânețele în mod civilizat și o chestie, și demn. Și eu voi veni tot timpul, stau la 10 metri, voi îl scoate la restaurant, voi dona și bani. Că ai contul, o să-i trimite o mâine, nu contează că nu ne rudăm cu asta și cu asta, și asta e toată problema noastră. Vă rugăm, care, cine sunteți oameni care nu aveți... Auzi ce spune Gogoace, că îți donează 10 litri de vin alb. După da, săptămână, Gogoace. Toată viața dacă rămâi aici la azi. Deci toți mă vor aici. Fii atent, dacă nu trebuie să te vizi, deschidem aici cărciumă. Da, iată, am rămas aici. Facem aici o terasă, o cărciumă. Nu, acolo. Așa de adevărat, că rămâne și eu rămân aici la Banești. Domnul Columbeanu, uitați ce spune cineva de pe YouTube. Spune, eu cred că domnul Columbeanu a supărat pe cineva dintr-un anumit partid politic și nu a mai susținut acel no. partid politic, iar el a fost da, înlăturat prin toate formele. Anaconda, Cip, n-a dat nimic? El crede că vă poate spune mai multe.
Ce mi-a dat nimic Ciprian, nu care știu, e de la toată lumea? Nu știu. Păi Ciprian, dacă trimite, trimite în contul dumnealui. Păi da, dar să ne anunțe Ciprian, ai dat ceva, dă-te în, Doamne, iartă-mă de husem. Așa este, are dreptate omul din ce zice. Că nu am cotizat. Că nu a, că, da, că nu ați cotizat la un... Bine, că ați supărat pe cineva dintr-un anume partid politic. Și nu ați mai cotizat și de aceea ați fost înlăturat prin toate formele. Eu n-am supărat pe nimeni în viața mea decât pe domnul Sorin Oprescu. Asta e tot ce știu. Cu ce anume? În faptul că am candidat... Dar nu l-ai supărat. Nu, niciodată nu putea, nu putea să se... Acum mă fac eu pentru că eu sunt... Am avut o relație strânsă cu Sorin și știu ce a făcut pentru absolut toți din brigada noastră, ca să spunem așa, și pentru Nicu și pentru ăștia. Nu cred că l-ai supărat pe Sorin. Sorin nu era răzbunător și făcea așa ceva. Părerea mea. Da, așa am crezut. Adică a făcut, știu, am auzit povestea, știu că când candidat la primărie și la astea. Nu, Sorin Oprescu, din punctul meu de vedere, este un om care a ajutat enorm de multă lume, un doctor deosebit, un caracter deosebit, care nu făcea niciodată împotriva ta asta, niciodată. Eu știți că ăștia din America, dacă îl primiți, mă îndălim voi cu această fundație. Vă răspundem exact, Irinel, nu știu ce relație are cu Mădălin Voicu, dar pot să vă răspund eu. Nu e foarte caldă. Da, să-i dăm muie lui Mădălin Voicu și dacă îl primim la acest stabiliment, să-i dăm muie, cur și bulan. Mi-e întrebă dacă îl primește ca să ia pe Mădălin Voicu. Lumea mă atacă. Întreabă pe el. Păi și pune lumea pe ăștia ai tăi, mă înjură 6 ani și în continuu. Personal nu-l cunosc pe Mădălin Voicu. Nu m-a înjurat nimic niciodată în viața mea, mă înjură 6 ani. Da, domnule, și bă... Corvinu, nu știu cum îi cheam pe unul. Bă, nu e fus, Gheorghe, fără e fus. Frumosul, Macio, 22. Bă, da, și pe mine mă înjură toată lumea când am emisiune, mă nebunule. Micre 46, așa. Așa înjură, nu, nu poți să te iubească toată lumea. Asta e viața. Eu te iubesc, oricum. Și eu. Eu te iubesc mai mult. Cum este Instagram-ul dumneavoastră? Irinel Columbeanu, parcă. Irinel Adrian Columbeanu. Dar câte mesaje a venit? Și dată vă și nu știi? Bravo, frumos. Asta dar mă uitam la Călin, nu credeam că se uită la noi. Auzi, dar cel mai important este că prietenii noștri, prietenii lor comuni au început să scrie și să-și amintească de domnul Columbeanu. Cred că este cel mai frumos lucru, nu? Da, să facem și în buzunar puțin. Dacă ar putea, ar fi frumos. Dacă nu, e treabă. E important că și-au amintit de el. Da, este ora 4 dimineața, în continuare. Da, ce e lungă emisiunea. Am 11. La 11. La 11 terminăm, gata. Dar unde vrei să mergi? Ești beat mort. Eu sunt beat mort? Vreau să vorbească. Păi vorbește, vreau. Uitați, cineva vă întreabă în continuare despre Monica, dacă vă ajută. Nu, nu mă ajută. Oamenii vin mai târziu. Da, 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 înțeleg. Nu ajută. Nu, dar în schimb fata dânsului, în schimb Irinuca l-a ajutat ultima perioadă foarte mult. Ce lumea este în continuare curioasă, oameni noi care au venit, dacă sunteți bolnavi, dacă suferiți de ceva anume. Nu, nu sunt bolnav. Ai avut un AVC și are? Am avut un AVC și din cauza asta merg destul de greu. Câți ani are Irina? Am plinit 17 ani. Așa mare e mamă ca ți-aș vrea. Da. Face 18 ani. În ce lună domnul Columbeanu face 18 ani? Anul viitor. Anul viitor în ianuarie. Ia uzi. Deci mai are 3 luni. Maxim. Capricorn. Da. Capricorn. Să vă trească domnul Columbeanu să vă lucrează. Mulțumesc. Da, v-a luat de cu mașina de la aeroport. De la aeroport, da. Da, da, da. În martie, nu? April. Nu, în iulie am fost. În iulie anul trecut. Dom'le, o întrebare pentru, din punct partea mea, pentru moderatorul emisiunii. Da. Ce zodie sunt eu? Tu ești zonia... Ce zonie ești tu? Ce zonie? Tu ești zonia... Balaur! Băutor! Stai, lasă-mă să spun. E una vărsător și una băutor. Ești zonia, ori ești... Nu ești neu? Ce lecuți? Nu, ești de asta, cum se numește? Balanță? Balanță sunt, mă. Balanță, vezi că am știut? Unde ajut? Păi dar nu ți-am spus o oră balanță. Când mi-era cu aia de mână să ne cântărești. De ce ești tu bătrân de ăsta gay? Să uită lumea la noi, o grămadă lume. Suntem în Europa, idiotule. Nevastă, n-am nicio treabă cu ele, doar obsedată de mine. Nu e vina mea că e îndrăgostit de mine.
Dom'le, ce emisiune! N-am făcut de cu acest personaj, dar ce vestiri cu întrebări. Domnule, Irinela e carnet. Că se uite canalul meu, văd, dar mă faci cineva, bine, lumea tot întreabă cam ce sumă de bani estimați că ați pierdut în total. Nu știu. N-am ținut sucota la... Pare rău. Nu pot să improvizez. Uitați, o întrebare foarte bună. Ați repetat tot ce ați făcut în viață? Da. Zic da. Bravo. Deci nu aveți regret. Nu. Nu. Super. Să mă mor dacă nu-l iubesc. Hai mă, frate, o viață avem, mă, nene. E și scurtă. Capul sus, domnule Columbeanu, vă rog să-i transmiteți. Pere capul sus, dacă e noi. Mulțumesc. Da, lumea vă îndeamnă să vă căutați un editor bun și să faceți o carte. Are două. Am, editorul l-am. Câte are? Dacă e vorba de a scrie o carte da. Cu același personaj, Ili Colbeanu se numea în cărțile mele, drepturile și fiind deținute de această editură care se cheamă Neverland, da. N-am cum. Cum decât cu acordul lor. Tu le-ai dat dreptul de... Drepturile și mi-au dat 10.000 de euro în avans. Oh, uleu, m-aș altă... dat cu capul de masă. Altă prosteală. Mai las un pic, vreau să... Sigur. Știi cum spuneam eu că era mic? Iernel. Nu spuneam nimeni. Ba nu. De ce? De unde? De unde? Așa îmi vine mie în cap. Iernel. Mare casă, că mulți ne-au prins la început și spuneai Mistrețu. Mistrețu era când venea la ceaiuri. Uitați, avem pe cineva aici care zice așa. Am fost bucătarul de la mare la restaurantul lui Serghei. Singurul în afară de Mazăre care intra pe faleza cu mașină era Irinel. Chiar cred că e greu de la o viață cu de toate să cazi atât de abrupt. Da, domnule, bucătarul de mare care era cel mai mare zgârcit nașul. Să spună bucătarul câte mese au plătit e vreodată la mine. Era zgârcinașul sau nu? Să înțelegem și noi că așa s-au. Deci aveam ceva tare cârciumă de acolo și el venea când era clubul Mazării vis-a-vis noi. Mazării, fratele meu. Eu nu m-am dezis Mazării niciodată. Înțelegi? Și venea Ernel care vrea să tragă mașina în fața restaurantului și ori nebuneam. Nu că nebuneam. Îi convingeam până la urmă pe portare. Da, dar frumos era. Dar cum îi convingeați? Cum? Știa Cașcaval, tovarăși cu mine, e căcat. Te-a dat drumul la Cașcaval. Era Mazării care tremura stațiunea, care a fost cea mai tare stațiune pe timpul meu, al lui Ernel, cum îi spuneau. Și al lui Mazării era stațiune care era de milionari și făceau milioane. Acum, astă vară au fost manichine pe plajă, au închis 10 hoteluri, 50 de plăci, nu mai era nimeni. Bun. Da, cineva întreabă despre acel tip de ciment pe care l-ați inventat dumneavoastră și că datorită lui ați ajuns în situația actuală. Da. Așa este. Dar care mă de la te-ai curățat? Da. De la Columbitor? De Columbianitor ăla, da. Păi cum să faci tu ciment care ce mi-ai făcut? Exact cum aș vrea să spun eu, domnule, aș vrea să inventez muia. Și toată lumea a spus, bine, ai luat tot de mic. Și tu, și eu. Și Lucică. Uitați, domnul Columbeanu, vă treabă cineva și că a fost Serghei și este comunist din cap până în picioare? Nu. Nu este, nu? Bine, om treabă la mișto. Nici n-am fost niciodată. Treabă la mișto, e om de anul. Eu am fost, da. Ați fost membru de partid. Cora, membru de partid. Viorel Bucur, membru de partid. Puiu Popovici, membru de partid. Doina Popovici, membru de partid. Singurul care n-a fost membru de partid, cine a fost de voi? Eu. Că n-am avut apartenență. Iar să pișe la curte. Bă, vină bă, vede canalul. Întreabă lumea dacă foștii dumneavoastră parteneri de afaceri nu se implică. Nu. Să vă susțină. Și dacă ați avut afaceri cu domnul Becali. Nu. Nu, n-am avut. Lumea este curioasă pe TikTok dacă ați făcut facultate. Și ce facultate? Da, am făcut facultatea electrotehnică. Ce bun, ăsta Institutul învăța, Politehnic București. Ăsta era studioș. Da, la 10. Da, mă, era zis, asta era studioș. Nu față de mine. Eu am intrat la facultate, băgeam și am ieșit pe tabuș și am intrat să băgeam și am fost cam la facultatea. S-a terminat cu 10. Bun. Păi tu mie spui, mă.
Noi aveam bolă pe învățători ce te aveam. Ei învățau, eu n-am învățat nimic, unde sunt eu și unde sunt ei. Uitați morala, nu învățați. Dezavoați, nu dezavoați. Lumea vă întreabă la ce vă gândiți. Am avut multe. Te gândeai vreodată că vin lângă tine? Jură-te vreodată în viața ta. Nu mă gândeam, nu. Nici eu. Dacă nu era sărăcia asta mică de la canal de care îl dă afară postul. O mică. Dar să știi că îmi face deosebită plăcere. Nu am făcut. Știi că m-am făcut dezinteresat total. Pentru că oricum eu nu câștig nimic de aici, pentru că știe foarte bine toată lumea. Uite-te, ne-a tăiat sau nu ne-a tăiat? Nu. La sfârșit îmi spui. Deci eu nu câștig absolut nimic, dar și aș fi foarte bucuros și chiar bucuros, dacă aș putea să te ajut să dea lumea un ban să fac asta, pentru mine ar fi o mare realizare, fără Caterinc. Bă, care aveți un post de șofer pentru fratele meu, Piticu din Tunară, vă rog eu. Bun. Doamne, Piticu și pentru Orbu din... Uite, te-a luat pe tine, Serghei, lumea. M-am disperat asta. Serghei, dacă erai tu în locul lui Columbeanu, ți-ar fi plăcut să fii scos în față după un AVC? Dom'le, dacă eram în locul... două secunde. Dacă eram în locul lui Columbeanu, răspund. Și veneau niște prieteni de-ai mei, care am fost mai apropiați sau mai distanțați. La un moment dat, în viața, am fost apropiați, după aia i-au avut bani, eu n-am avut. În fine, a fost o chestie așa. Aș fi foarte bucuros ca un om care m-a cunoscut și care a stat lângă mine, dacă poate să mă ajute. Nu că aș fi bucuros, chiar aș fi bucuros. Cu cât m-aș sta mai mulți, cu atât aș fi mai bucuros. În afară de sărăcia asta. Lasă-mă ca la gol la până, ce scriu aici mai tăi. Nu e mai 0-0, ce mă mințiți, mă? M-am mințit lumea ca la gol. Uitați, cineva vă întreabă aici dacă sunteți ajutați de avocați? Vin avocați să vă ajute sau aveți anumiți avocați? Avem brigadă frumos. Bun. Vă spun eu. Stai puțin, că dacă sunt oameni care au avocați sau care vor să... Stai puțin, de ce să... Dacă oameni care vor să se implice și sunt avocați sau asta, sau sunt oameni care poate să ajute în situația asta juridică, corect, dar suntem deschiși. Dacă ai idee. Suntem deschiși orice. 100 de avocați, da. 2000. 2000 de avocați pentru domnul Columbeanu. Poate să mai recupereze ceva. Pentru dânsul. Dom'le, nu știu. Din prietenia lui... Prieten bun de-a lui și ai mei, care eu mai vreau și acum cu el, Viorel și asta, mi-au spus că, practic, i-au luat banii, dar n-ar mai avea de luat. I-au luat mai mult decât sechestru, decât avea de dat. Și avocat la fel. Da, deci mi-au spus prieteni de-ai lui, care am luat legătura, după ce m-ai sunat tu, cu Viorel și cu Topalul, poți să spun sau nu? Da. Cu Victor, nu mai spune numele. După ce a zis, sunt... Înțelegi? Mi-a spus că el ar avea și că ar trebui niște avocați foarte buni. Deci dacă are cineva avocat sau vrea, e un avocat care vrea să se implice în chestia asta, suntem deschiși la orice... Corect. Bineînțeles. Avem. Corect. Lumea vă întreabă dacă sunteți microbist. Nu. Nu sunteți, nu. Nici treabă. Suntem noi pentru... Te rog eu frumos, știi eu. Nu, iubim... spunem ce echipă iubim. Steaua București, pe CSB, nu știu. Gata. Ce faci tu, nu se poate, nu faci drăși aici. Da, lumea tot te întreabă că dacă ați avea acum 100.000 de euro, în ce anume i-ați investi? În mine. În emisiunea... Și aș lua și eu un ban. Mai zi o dată că aveai microfonul tăiat. Mai zi o dată că aveai microfonul. Și aș lua și un ban. Așa, ca să audă lumea. Bun. Și pentru toți aia care îmi dați report așa. Și să-mi tăiați în casele și astea, nu trăim din aceste emisiuni. Punct. Oamenii mai merg la muncă. Zi, avem vreo emisiune în care nu ne-a tăiat? Nu. Nu. Că să nu înțelege. Aceste elemente, ăsta și cu ăla mai la slabul și înalt, înțelegi? Că nu înțeleg cum îmi taie monetizarea. Pentru că îmi taie monetizarea. De ce? Pentru că îi fut în gură pe aia ai care îmi taie monetizarea. Ai vis la baie, ai disperat. Vorbești mult. Domnul Columbeanu, fac eu pe moderatorul ca să-i fac. Nu, opriți emisiunea. Domnul Columbeanu, mă întreb. Nu-l întreba. Nu răspunde. Lasă-mă, bățivă. Sunteți liniștit în momentul ăsta? Sunteți un om liniștit, un om așa? Da.
Da, mai ales. Uite, să ne spunem la noștri care se uită acum la noi, cum arată o dimineață pentru noastră? Că eu știu și de aia. Ca să mai înțeleg, vă treziți cum, exact cum faceți noastră, care sunt? Trezesc cu imnul. Cu imnul. Ne trimite și nouă video la toți? La 3. La 3, imnul. Da, mă trezesc cam de vreme, e adevărat. Cer scuze. Nu, vă rog, nu. Și ies afară. Sport ați început? Fumez. Am zis că și sport ați început să faceți aici? Oarecum? Da. Da, să-l faceți? Da, da, îl fac. Cât de cât acolo? Joi vine doamna. Cât de cât acolo să-l faceți? Ar face bine dacă am putea să explicăm puțin și da. Lumea comentarii legat de suma respectivă. Suma respectivă include și toate persoanele care contribuie la stilul de viață de aici. Adică, dacă puteți să zic. Păi ce înseamnă acei 7.000 sau ce? Da. Păi da, înseamnă asistență medicală non-stop, înseamnă 3 mese pe zi plus gustare. Spuneți noastră mai mult, ca să nu vorbesc că nu e... Deci, în primul rând, când o persoană se instituționalizează la noi, în speță domnul Columbeanu, s-a deschis o fișă medicală cu toate analizele medicale care au venit la noi și celelalte care le-am făcut și le vom face noi în continuare. Deci este vorba aici de asistența medicală, care include asistentă, doctori, partea de curățenie, atât personală cât și în cameră, igiena personală, avem bucătăria noastră în care facem mâncare foarte bună. Ca la mama acasă, mai pe românește, da. Domnul Columbeanu trebuie să ne spună dacă este sau foarte bună, foarte bună. Este sau nu este bună și avem 3 mese principale pe zi și o gustare. Ce înseamnă un pic ca să înțeleagă lumea. Ce înseamnă de exemplu un mic dejun? Mic dejun este în primul rând că meniul este făcut de un doctor nutriționist. Da. Deci nu e făcut de mine sau de soția mea sau nu. Un doctor nutriționist care clar a calculat toate caloriile care trebuie să le consume. După aceea avem meniurile, sunt făcute separat pentru persoane cu diabet sau persoane în funcție de probleme de sănătate. Deci suferințare, corect. Exact. Da. Și deci mai departe se face acest meniu pentru maxim o lună de zile, după care se schimbă. Există asistență în ture, non-stop, nu? Asistența medicală, exact. Da. Orice s-a întâmplat, cineva este alături. Orice, absolut. V-am dat exemplu tatălui dânsul, că la ora 3 noaptea a făcut un preinfarct și într-un sfert de oră a venit salvarea și l-a resuscitat și a revenit prima oară, a doua oară nu. Mă scuzați, în momentul ăsta o să intre moaștele Sfântului Serghei. Te rog. Moaștele Sfântului. A rămas cu clața în mână. Da. E rupt ușa, domnule? Deci... Domnul Columbeanu are camera lui personală. Hai, te rog. Cu te rog. Tot confortul respectiv. Televizor, frigider și fonier. Este ca o cameră de hotel, practic. Asistența medicală, 3 mese pe zi și o gustare. Curățenia în cameră, permanent. Stă undeva la parter, unde iese foarte ușor în grădină. Nu contează, poate dacă putea să stea și la etajele superioare, pentru că avem lift în interiorul căminului și cu liftul cobora. Dă site-ul, dacă cine vrea să vadă exact condiții de aici, spune site-ul și tot asta. Deci www.cămin-bătrâni.ro Cămin-bătrâni.ro Acasă la Casa Znagov. Și acolo sunt prezentate condițiile noastre. Dacă îmi permit să intervin. Da. Ce am fost eu de față? Tot personalul de aici a avut grijă de domnul Columbeanu și întotdeauna, și domnul Columbeanu poate să spună, întotdeauna când s-a sunat o dată, de două ori, dar n-a fost nevoie de două ori,
fetele de aici și tot personalul de aici au avut grijă de dânsul. Cu absolut orice a fost necesar. Da, așa da, sigur. Și, și asta este văzut de mine personal și asta nu e numai pentru domnul Columbeanu, așa e pentru sigur. Fetele... toți cei care sunt cazați aici. Adică fetele sunt... Da, da, da. Ele vorbesc foarte frumos. Și vă spun asta că sunt persoane internate și cu probleme psihice care, practic, trebuie să ai o anumită conduită. Nu știu, cred că trebuie să fii, să ai o anumită tărie de caracter de a comunica cu persoanele cu probleme psihice. Și angajatele noastre au această calitate de... Sunt foarte politicoase. Da, sunt foarte politicoase. Cunosc pe toată lumea, pe nume. Da, 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 da. Dar eu când am venit la tine, când am adus pe... În fine, nu spune pe cine am adus, că e dușmanul meu, dar nu era dușmanul meu. Era un văr, dar dușmanul meu. Și cum stăteau oameni, femeile acolo și cum mâncau și cum se simțeau în curte, da, și cu alea și cu... Adică stăteau la masă, adică era o chestie foarte... Da, 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 da. Cum să spun, da, adică... Noi am creat un cadru, un da, ambient... Ambient, adică nu stăteai ca da, singur în cameră sau deci, să stai acolo să... Nu, și ideea mea când acum 15 ani am făcut acest cămin, l-am făcut să semene cu casa de acasă, nu cu un spital. Inclusiv paturile nu sunt acele albe din plastic de spital, sunt din lemn, camerele sunt făcute de așa maniere și toată grădina și tot, ca oamenii să se simtă ca la ei acasă, cei care au avut grădini, nu au stat, mă rog, nu au stat la bloc. Iar cei care au stat la bloc o viață întreagă, m-am gândit că la bătrânețe se meargă undeva unde să stea relaxat, să stea în aer curat, liniște, că de zgomotul Bucureștiului probabil că... Complexul are o curte imensă unde stă, acolo unde este în curte, adică... Este și un ias cu pești, cu da, adică pești japonezi. E o chestie mai, adică nu așa că ești, stai într-o cameră. Da. Deci are un spațiu mult, bănci foarte stau mare, acolo, da. Băncuțe stau, socializează între ei, bunicii noștri, cum ar veni, e tot ce trebuie. Sunt atât de fericit că sunt curat la Sfântului Serghei în această seară. Bunicii noștri sunt stau aici, dacă nu aveți 70 de bunicii noștri, fii atât de puțin. Păi bunicii mei trăiesc. Nu înțeleg un lucru. Bunicii eu am 39 de bunicii noștri, noi avem 70, eu costam 77 de ani. Bunicii mei trăiesc. Bunicul, uite, da, eu am 3 bunici din 4. Joacă barbut aici. Am 3 bunici din 4, nu mai vorbi aia. Și asta e cea mai mare bucurie a mea. Cam 3 bunici din 4. Întreabă ceva, câți seniori găzduiți în acest moment? Frumos, frumos întrebare. În jur de 60. Așa, mulți. 50 și ceva, da. Bine. Plin, plin. Te-auzi bine, te-auzi bine. Bine. Da, domnule Pitecumba, are foarte bine, bă, eu sunt, deci am avut probleme cu, și Irinel a avut probleme cu taică-sul și probleme cu tata și cu astea, la un moment dat nu aveam nicio variantă decât să-l ducem într-un asemenea stabiliment, pentru că nu aveam cum să îl ajutăm din punct de vedere medical, din punct de vedere al îngrijirii, că era cu Pampers, Mampers, toate astea, în care au niște chestii, înțelegi? Plus că Dumnezeu să-l ierte pe tata, o luase, nu mai știa cine e, cine suntem, cine era astea. Și a fost un mare ajutor, că am ajuns eu într-un loc, nu aici, că nu erai pe vremea aia, și care este o chestie extraordinară în care poți să îți aduci un părinte care devine un dat și el e conștient că devine o povară pentru copii. Uite, și pentru mă las să vorbesc cu mama, înțelegi și pe asta. Eu am trăit prin asta și vorbesc foarte seama. Și atunci este foarte bine când poți să ai un loc unde poți să vii și să aibă niște condiții exemplare. În primul rând și igienă, mâncare, doctor, că doctorul e principalul. Înțelegi? Să poți să, asta și să poți să, pentru că într-o familie am angajat. Eu spun, am angajat una, două, trei, patru, să stea toată noaptea, nu stăteau, plecau, făcea, deci e îngrozitor, e foarte urât să devii bătrân, să ajungi în situația asta, dar asta este viața până la urmă, nu? Da, și da. Atunci dacă ajungi într-o asemenea chestie civilizată, cu curte, cu alea, unde are un... În primul rând că stătea acasă și nu socializa cu nimeni. Aici socializează. Mai alea. Înțelegi? Care este o chestie foarte, foarte, foarte importantă. Afară este foarte... Asta e o chestie foarte... cum să spun? Foarte dusă, adică foarte...
afară ți-a părut chestia asta că e chestie normală. La noi da, de-abia da, acum da, a ajuns să fie da, o chestie asta. Da. Înțelegi? Da. Și este foarte, te ajută toată familia și pe el, pentru că la un moment dat tata îmi spunea, bă, vă omor pe toți, că nu că ne omora așa, că ne obosește, că nu mai știm ce e, că era inconștient, că făcea pe el, că dăm niște chestii acum care sunt urâte. Dar asta e viața, ce face oamenii. Da. Păcând îl duci într-o situație în care omul trăiește bine, omul are îngrijit și primul, oameni de specialitate, mă. Da, asta este. Asta e cel mai important. Acasă, dacă pui pe cineva să îngrijească, nu niciodată, este de specialitate. Niciodată. Eu am făcut treaba asta, te rog eu frumos. Da, vorbești mult, lasă-mă și mine. Am un prieten foarte bun care te întreabă așa, ai avea curaj să faci schimb timp de o săptămână, dacă s-ar putea, de vieți cu Irinel Columbeanu? Bă, eu n-am cum să fac schimb de viață. N-am cum să fac cu Irinel Columbeanu, pentru că Irinel a avut o viață, el a fost un băiat cu minte, un băiat care a mers pe un drum care... Acum. Eu zic acum. Acum? Da. Adică tu să vii aici și el să ducă la tine acasă. Nu înțelegi nimic, să mor eu, mă duc. Să fută pe gură. Da, da, la o adică da. Îl cunoaște foarte bine. Păi da, vreți să vă spăcura? Stai, am întrebat. Băi, vreți să vă spăcura sau nu? Dacă nici n-așa mai frumoasă... Eu nu puteți vrea, da! Dacă nici n-așa mea nu mai e frumoasă, nu mai e niciuna. Domnul Columbeanu, fii sincer. Nu e rău. Da, știi bine, pe Cora a fost colegi, n-a fost colegi. Eu uite-o pe fița s-a negrit. Pe Cora, e căcat. Pe Cora a fost colegă de cu Puiu și cu aia de clasă, de alea. Voi erați acolo, nu? Voi, mă, n-ai cum. Peste ei sau sub ei? Nebunii. Ca vârstă. Mai mic. Dar răspunde la întrebare. Nu, mă, Puiu cu Cora, pe are 6 ani, cum mai mic. Are 6 ani sub mine. Tu e mai mare ca ei. Ah, da, scuze. Puiu era cu Doina și cu Cora în clasă. Cred că s-au ars toți. Din punctul meu de vedere. Doamna Cora, ne simțit, ne merge acasă. Ce o te lasă, doamna Cora, vino acasă. Eu ce spun ăștia din Mexic, dacă ar avea gagici, ar rămâne. L-am pușcat. Ăsta e, da. Ce a fost asta? O ratați după mie și pe Columbeanu, o ratați după ăla, după Leo de la Sticaia, care trebuie să le căsărească. Lasă-mă să ne luăm cu Leo, ce? S-a tras în direct, mâncați și. N-avem voie. Este revoluție. De ce? Termină. Ce face la cu Leo? Nu, stop. Păi atras Leo. E familia noastră, Leo, gata. Lasă-l. A glumit și el. Păi să-i dea pandemie. Altceva. Să-i dea pandemie. Băi. O să-i dea. Altceva te întreb eu. Ai face schimb în momentul ăsta de vieți cu Irinel Columbeanu timp de o săptămână? Te-a întrebat lumea, răspunde. Și-am răspuns. N-ai răspuns. Păi să mergem că s-o fută pe Cora și eu rămân cu tine aici. Da. Da, cu tine rămân. Ia vezi cine scrie, ai noștri sau cine scrie? Lumea se uită și uita ce are ăsta în continuu. Cunoscuți? Îi scriu femeile, că și acum are haz la femei. Se uită la noi sau nu? O să ai haz la femei. Cine? Se uită la noi, e? Uite ce scrie una, mi-e dor de tine. Ce se? Te doare capul? De mai stai lângă el. Lângă mine, da. Toată lumea stai de mine. E de mine e scris tot. I-a luat toată energia, jur, toată lumea. Și te înjură toată lumea, și la mine. Bă, dar ce rău, ce bătrână. Mă, ți-am explicat, mă, prostul. Prima oară când am mers la televizor și toată lumea mi-a spus unul, bă, și deștept ăștia. Am zis, că bă, da. Vine o ziaristă genul tău și spune, ce dinți de cale. Bă, gă-mi aș pun la măta, luați aș dinți în pulă. Să mă pun pe măta să facă așa. Cred că au băgat. Mult, băi, Serghei. Ana, rămâne pe YouTube emisiunea asta? Da. Dar frate, câte lume, uite, cât îi scrie că s-a uitat la noi, câte lume. Ia-am pus pagina. Ești, ai gol în stomac, Serghei? 4.000, cât sunt? Eu? Ce? Ești ok? Da. Păi ce poți să întrebi? Ești lângă nebunul, ești ok? Vrei să plec? Vrei să vin să te iau? Toți mă cunesc lângă el. Păi da, așa e. Uite, te pupa Diță, Andrei Novac. Mâncare ăla omul lui, ai nevastă. E nevastă ăsta care scrie, mă. Andrei Novac, nevastă? Da, păi și baba Novac nu era prietena mea? Păi ce am eu, mă? Volanul pe dreapta, asta în englez, ce sunt eu? Și s-a băgat ăla la baba Novac, înțelegi? Baba Novac. Mersi, Andrei, te pupat. Nu știu, mă, cu ăla cine sunt baba Novac. Nu te dreacu. Mă iubește lumea, zi, mă, cite, ce mai scrie aici? Acetital, nu mai de-alea, invers. Mamă, că te-a scris ăsta o pagină întreagă, nene. Se ia de mine cineva, nu? Ia. Nu. Mai mă și, uite-te, mă și. Dima Nicolet. Ia, ziu, ziu. Fii atent, că a scris o mie de oameni, se uită, nene, se uită. Ziu, Ana. Dar ce faci acum cu fumatul ăsta? De nervi ăștia m-am apucat ăștia, gata. Și chiar nu mai lasă el mâine. Știi că mă las, mă apuc, mă las. Mersi, bă, Mădăni, mă pupă în frunte, uși. Cine, Mădăni Voicu, mâncam mea și pula am ăsta. Nu e, Mădălin Voicu spune, Adit, de-abia aștept să filmăm. Ce vrei? Auzi ce spune.
acea capucită tremură. Auzi ce spune Mădălin Voicu, de-abia aștept să fim o adiță, nu mai supăr pe Mădălin, de-abia aștept să te văd. Dar băgăți-mă pe mâini, băgăți-o pe mâini. De-abia aștept să-mi bârfești mâine pe Serghei Mizil. Mădălin Voicu, te pup, frate. Te pup și eu, Mădălin, de-abia aștept să-l bârfi mâine. Nici eu nu mai suport, da. Bagă-mă pe mâini. Dar fii că te-a scris că ce merge în continuu. Lumea vrea ca Adiție să facă emisiuni cu Ana Paucăr. Și cu Deci, care a băgat gura la Bugheș. E de vârsta lor. E bun, mă, ăsta, e bun. E copilul ăla, Ana Paucăr și cu Deci. Ăsta e. Ăla era mic și Ana Paucăr era, avea capul mare și avea barbă. Sunt trei, mă, uite. Cacache, nu știu cum, 86. DJ Cacalache, nu știu cum, da. Ce să le fac? Bravo, mă. Lasă-i, mă. Ăștia sunt brigadă să n-aș pis toți trei. Sunt trei și atâta. Și mai unul, Marius, sau nu știu cum, Lavi. Bă, toți ai mei, vă rog eu, scrieți în asolul ăsta, dă-l în slobă să-l dat. Să nu mai vedeți la emisiune dacă scrieți în asol. Ia, luați-l pe ăsta, bă. Dice, bă, toți, poate lepre, tăbărâți pe el. Pe de-aia m-ai chemat? Dacă m-ai înjurat, să nu mai vedeți la emisiune. Ți-am dat eu ideea. E frig, nu? I-am pus eu haina, e căzut haina. Da. Mai hai un sfert de oră și închidem, da? Bravo, mă, Mădăline, mă, că ești curule, uite, mă, Adiță Regele, da? Așa e, bă, cine știe, știe de valoare. Hai, mă, mai durează, mă, că nu mai pot. Un sfert de oră și am închis, oferim. Ia, lumea, vor să închidem sau mai stăm? Mulțumesc, mă. Doamne, ajută, Andrei Halman. Se terminăm bateriile alea. Și închidem, gata. Păi nu îți spun, chiar dacă nu mai am vrea. Ce? Da, e ok, stai nici. Bun. N-ai subiecte? Ba da, pe final vă spunem. Cine așa vrea să doneze, găsiți contul lui domnul Casian, care e contul acestui azil, în care fundații care merg, da, exact la INL. Catenică, da, să-i serios acum. Nu, mă, cine doriți în continuare să dați sau faceți, vă rugăm frumos, aveți contul acolo. Dacă vreți să-l ajutați, dacă vreți, dacă puteți. Da, a spus. Cum? A intrat, da. Au intrat. Trase vreo 5 când s-au uitat ultima oară. Mulțumim cei care au donat, mulțumim cei care vor să doneze, cei care au donat. Păi stai, cum să doneze mâine, pui mei, la mine rămâne. Pe TikTok să șterge, dar acolo rămâne. Și ca cine vor să, cine sunt oameni de bine, bă, efectiv, faceți un bine și eu zic că dacă faceți un bine, Dumnezeu vă ajuta. Da. Eu sunt credincios, nu ca. Cu siguranță. Hai să închidem atunci, nu? Da, haide să închidem. V-am pupat, ne vedem joi. Joi. La noi. Domnul Columbeanu, un mesaj de noapte bună? Pentru oamenii care ne urmăresc. Da, vă urez noapte bună și... Firea, ți-ai dracu, dați-i bun bani. O zi plăcută mâine. Asemenea. La revedere, noapte bună. La revedere, noapte bună, mulțumim. La revedere. Mulțumesc.